Este o nouă zi și ce putem să facem noi astăzi decât Darusel, știți că pe Mara o enervează total, adică pe bune, când mă transform în Mara, v-am zis, Darusel cu Mara cred că o să fie cei mai buni prieteni, dar prieteni de aia de să tachinează în continuu, fac numai prostii din astea, adică să enervează unul pe altul super super mult, dar, ei bine, nu o să fie împreună, ceea ce este clar, eu nu vreau să permit asta, scrieți-mi în comentarii voi ce credeți că, adică ce vreți de fapt să fie între ei, pentru că așa o să încerc eu să fac ceva sincer, adică dacă voi vreți să fie împreună, eu zic că e mai mișto să fie așa prieteni, ar fi super tare, corect? Am făcut atunci cu Denisa, când ei erau împreună cum ar veni și știți care a fost treaba între ei. În fine, nu mai contează asta. Acum vreau să fie mai special cu Mara. Ei bine, dar să le știți că de fiecare dată o cam enervează, mai ales data trecută când a fost el fermier în episodul trecut. A fost cam enervant, super, super enervant, chiar mai enervat pe bune la modul cel mai serios. Iar astăzi eu m-am gândit să-i facem ceva. Ei bine, știți mai bine cum îmi făcea mie dar să le atunci când pentru 24 de ore îi spuneam eu, da, astăzi vreau ca eu să-i spun, bă, dar de ce să-mi zic, mă, ușa, mă, ce sunt, bă, undeva pe aici, ce faci? Vezi că s-a auzit ușa, dar Darusel, ce încercai tu să faci, că nu te înțeleg. Dar să vorbești cu mine? Ha, mă, du-te mă la tine în cameră, gata, că deja mă enervez pe bune, gata. Ce mai vrei, Darusel, ce cauți așa îmbrăcat? Nimic! Ok, am înțeles. Deci vedeți cum e Darusel, deja și azi mă enervează. Ei bine, astăzi Darusel trebuie să se supună 24 de ore. Mă, ce caut ăsta, mă, pai? Bă, ce cauți, bă, că ți se vede asta? Ți se vede asta prin ușă, bă, doamne, ok, e prea enervant, ok, pentru toate treburile astea. Mă, ce tot face, mă, ăsta, mă, mă, Darusel, crezi că nu te aud, mă, crezi că nu te aud, mă, ce ca... Mă, dar Darusel, pleacă, Darusel, știi că se vede capul de dragon, nu? Știi că se vede... Dar nu eu. Ok, dar nu știu, dar în fine, bă, dar mă enervează pe bune. Adică vedeți că chiar mă enervează și chiar trebuie să eu fac acasă. Mă, ce tot cauți, mă, ce? Dar să bă, pleacă, mă. Ok, deci eu nu pot să fac absolut nimic. Deci nu pot să vă zic pentru că dar să le vine în continuu. Ok. Mă, dar ce tot cauți, bă? Mă, nu pot costa. Cred că o să-mi iau o vacanță ceva. Cred că o să plec din casa asta. Să rețin în comentarii dacă vrei să plec. Mă, dar să le tot. Dar să le că deja mă enervez pe bune. Ok, deci dacă mai face așa, deci dacă mai face așa, mă, știi că te aud și că râzi, dar să le știi că te aud și că râzi, nu e amuzant pe bune, adică te... Eu mă cheamă Renumenu, ia Renumenu, taca, 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 ta, taca, 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 ta. Ok, Darusel, ok, deci este foarte comic Darusel, dar astăzi Darusel o să fie supus practic 24 de ore, trebuie să facă ceea ce spune Mara. Ei bine, trebuie să-l sunăm pe Darusel sub pretextul că suntem Mara, o să-l sunăm ca și cum suntem Mara, o să ne costumăm în Mara și o să ne întâlnim cu Darusel acolo la burgerii lui la restaurant. Mă, ce tot cauți pe aici, Darusel, că te-au... nu e nimeni, am crezut că a venit pe aici, în fine, acum am eu vederi de asta că practic Darusel am înțeles, venea mereu și mi-a rămas mie întipărit în creier. În fine, ne ucem la Darusel acum, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că o să fie, ce credeți că o să se întâmple astăzi pentru 24 de ore, pentru că toată ziua Darusel o să-i spună marei da pentru 24 de ore la absolut orice și vreau să-i fac cele mai așa chestii, dar știți care este faza? Acum mi-am dat eu seama că știți care este faza, trebuie să-l întreb pe Darusel de anumite lucruri pentru că nu pot ce să-l duc în unele locuri pentru că eu nu știu tot orașul ăsta pentru că sunt nou în oraș practic, dar oricum a dus el mai multe locuri și probabil o să știu, dar acum, mă, ce tot cauți, bă, pe aici, bă, ok, dar să vină înapoi, vină înapoi, vină înapoi, că vreau să... Mine mă cheamă dragonul lui Moș Crăciun. Eu sunt dragonul lui Moș Crăciun zăpadă și ce mănânc burger. Da, Darusel, da, nici nu te auzi bine că ți-ai pus dragonul ăsta pe capul de dragon. În fine, ce faci, Darusel? Ce îți permis să faci toată ziua pe aici? Mă, ce înseamnă asta? Darusel, ce e ăsta? De unde l-ai furat? Nimica. Să se potrivea așa că era mov dragonul cum ar veni cu ăsta, să potrivea, mă, dar de unde e ăsta? L-ai furat, mă, ce faci? Darusel, tu ai furat ăsta? Pe nu, Rafale, fie... Mă, Darusel, vorbești, mă, că... L-am câștigat la tombolă, uite, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta. Ce câștigat la tombolă, mă, la ce tombolă? Păi era la murșiatră, bă, eu sunt șmechirea, uite, am mușchia, mâna asta, uite, stai, mâna, frumos, acum, o flutare, Da, ok, dar să le știi că nu mai este auzant pe bune, adică faci treburile astea mele, nu ți-i s-a luat pe bune, gen, la mă zic cel mai serios. Nu, bă, Rafle, bă, dar mie mi s-a luat de tine să vii în camera mea să-mi leve, să pleacă. Dar să-mi col, dar să le, eu am venit la tine în cameră, dar să tu veneai la mine în continuu să mă sperii cum ar veni și mă deranja. Eu am venit la tine sau tu ai venit la mine? Când? Hai, mă, gata, dar nu e greșit. Ce mai vrei, că ești nervant. Dar zic când? Gata, dar să bă, porcule, bă, ce? Ok, în fine, nu mai puteam să... Hai, 200, 200,
Bă, alo, alo, faci, bă, tu faci prea urât la Fortnite-ul ăla. Lasă-l deoparte, dar să le du-te afară, mai ia niște aer, du-te la restaurant. Bă, la restaurant, nu te mai duci, bă, la tine la restaurant, dar chiar la restaurant, ce că... Bă, da, bă, da, hai, hai, hai că mă duc! Bun, l-am trimis pe Darisel acolo la magazin, la el, la restaurant, practic, foarte bine am făcut treaba asta, a funcționat planul perfect, adică nici nu mă așteptam, nici n-aveam un plan să fac treaba asta, dar vedem că l-am dus totuși acolo, acum m-am costumat și în Alice, în Alice, doamne, pardon, nu, Alice, muta chiar, mă, Alice, ce mai face, în fine, nu știu, scrieți-mi în comentarii ce credeți că face Alice, o să vedem, mamă, trebuie să întâlnească și Alice pe Mara, dar scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți treaba asta, când se va întâlni Alice cu Mara, chiar sunt curios, și acum, înainte de toate, hai să vedem ce o să facem, îl sunăm pe Darisel, să vedem, să ne dăm întâlnire cu el, să vedem ce o face și toate astea, dar o să fiu așa mai recalcitrantă, nu știu, o să fiu mai supărat, așa, o să-i zic, lasă-o, dar o să le, nu știu ce, ok, o să vedem, nu, nu mai știu nimic, hai să-l sunăm pe Darisel, să vedem ce facem, bun, hai să-l sunăm, bă, dacă răspunde și ăsta ar fi bine, adică la unul cel mai serios, dar... Alo, 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 ho, habibi, bă, alo, așa, mă auzi, alo, mă auzi, alo, a, ce faci? Alo, 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 bă, m-ai speriat, Darisel, nu, ce faci, Darisel, ce faci, că te-am sunat să văd ce faci, ce faci tu acolo, că m-ai speriat, adică, pe bune. Fii antenă, eu sunt o buzică, fii antenă, eu lucrez la restaurantul meu și n-am. Mă, ce ești tu, bă, Darisel, termină cu prostiile astea, vorbește clar, să te înțeleagă toată lumea, ești obosit, sau ce ai spus? Da, că fii antenă, deci, eu lucrez la restaurant și eu sunt o busă, așa că lasă-mă, pa, abi. Ok, deci, bă, clasic, ca de fiecare dată, Darisel, azi văzut când face, deci când o sună pe Mara, pardon, nu știu ce zic Aliza, în fine, când o sună pe Mara, Darisel a văzut cum face de fiecare dată, cum face toate treburile astea, Darisel ce, nu știu ce, toate chestiile astea, adică toate prostiile și închide așa dintr-o dată din senin, nu știu care e faza cu Darisel, de ce face așa, dar v-am zis, o să fie ei cei mai buni prieteni, dar prieteni de ea, mă, toxici, între ei, deci fac toate drăcile de să nebunesc de toate astea, uitați-vă la Darisel, mă, ce face mă, să l țin să nu mă vadă că vin din partea asta, să mă vadă să vin și eu așa, ceva de genul din partea așa, ok, ta la 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 la. Bă, alo, bă, Darisel, alo, Darisel, bă, mă baci, Darisel, mă baci seama, Darisel, știi că, pe lasă că mă duc și te spune alo, mami, hai, pa, nu mai vreau să scoti. Ok, mă, bă, uitați, bă, ce faci, bă, ce tu faci, da, uitați, se puțin, da, Darisel, adică, pe bune, nu înțeleg care, uitați, bă, dar chiar se comportă, ok, chiar merită, astăzi să-mi spună da pentru 24 de ore, să-mi spună marei, chiar merită, uitați-vă la el, pe bune, adică, nu, n-am nimic de spus sincer, adică deja e foarte enervant, la modul cel mai serios. Așa mă, Darisele, în sfârșit mă vorbești și cu mine, mă, ce tot faci tu, Darisele, că nu te înțeleg, ce alergi așa din jur împrejur pe aici, Darisele, și nu mă bagi în seamă, ce, tu te crezi seamă să-mi, Darisele? Fac adrenalină, hai cu mine, adrenalină, 1, 2, 3 și, 1, 2, 3 și, hai mai repede, mai repede, hai! Darisele, ți-am spus că ești foarte ciudat, ești foarte, foarte, foarte ciudat, la secundă, la fiecare secundă, în plus tu ești din ce în ce mai ciudat, Darisel, nu te înțeleg. Mă, ce ai tu, Darisel, că ești enervant. Ok, nu-mi pasă, ok, deci vino aici, vino. Ok, da, bine, Darisel, fii atent. Da, de ce m-ai sunat? Darisel, mă, ce ca, mă, dă asta la parte, Darisel, că scoți niște sunete cu sabia asta, dă, lasă că nu știu să ții, sabia asta e grea pentru tine, Darisel, adică, pe bune, hai să vorbim, mă, Darisel, vino afară, fii atent, că vreau să spun ceva, Darisel. Darisel, tu mănânci apa? Nu! Ok, gata, mă, că mi-e nervos. Tu știi ceva? Și astăzi vreau să-mi faci pe plac. Vreau să-mi spui de fiecare dată să spui da. La tot ce spun eu, tu să spui da toată ziua. Ok, da, da. Deci eu să mă mai cu tine, da, da. Darisele, tu ești, bă, Darisele, tu nu știi să vorbești cu o fată. Eu trebuie să te învăț să vorbești cu o fată, Darisele. Ca după să te duci să vorbești cu niște fete, chiar trebuie să te învăț, Darisele. Eu chiar, tu chiar nu știi nimic cum să te comporți, Darisele. Je m'appelle Darisele. Le fornat. Darisel, ok, deja mă enervez, ok. Deci fii atent, pentru prima oară, Darisele, vreau ca de fiecare dată, de fiecare dată când mi-e foame și vin aici la restaurant la tine să-mi dai pe gratis, de fiecare dată, orice, oricât comand, să-mi dai pe gratis. Da, pe bune, ia du-te tu de aici, bă, ia uite. Alo, ești ultima fițoasă, lasă-mă, bai. Piciorul meu, m-a lovit. Aha, vezi, Darisele, ce se întâmplă dacă nu te supui mie, ai spus pentru 24 de ore că o să-mi spui da. Tu ce
faci? Pleci, fugi? Uite că te-ai lovit acum. Ha. Ok, fetele, da. Da, ok, da. Tu ce mai vrei? Ce să mai vrei? Păi, dă-mi mâncare, dar asta că mi-e foame, gata, dă-mi mâncare. Ce să mai vreau altceva? Ia, vine, ia și mănâncă. Dar să tu, păi fii atent. Dacă faci așa, o să te duc într-un loc și fii atent. Vino, dar să le vină după mine. Fii atent. Dar să du-mă unde e apă pe aici, dar să unde e apă? Pe acolo. Uite, scrie de pește. Ce acolo? Acolo tu ai apă, ia apă pe aici, de pește, de tot asta, mă. Dar să lei se vede în partea. Dar acolo e mașina asta, dar să da, e a mea. De ce? Este a ta mașina? Ok. Mă, în fine. Mă, cum adică e mașina ta, Darusel? Tu aveai o mașină verde. Nu, dar nu, că na, chirifiatele, ia, zice, vrei. Ha. Ia, uite, ia. Cât de tare e aici, Darusel. Wow, câte locuri sunt pe aici, câte chestii sunt pe aici. Mă, ce? Comandă burger, comandă. Darusel, aștept să fac concurență ție aici, a? Ce? Ia, stai. Pescar, înțeleg ce vrei să spui, să propui. Nu am nicio problemă să pui ce amese pentru clienți. Dacă ei chiar vor cumpăra pește mai mult de la mine, poți începe să pregătești pașilor când vrei și frumoasă să ai. Bă, dar cum adică, bă? Bă, dar tu cu cine vorbești de aia? Cicea. Bă, fii antenă, bă, asta nu mai vine lui Alice. Alo, dar însel, cine e Alice? Și în primul rând, mă, dar însel, mă termină, mă, vorbește normal, dar însel, că mă enervez, adică, trebuie să te înțeleg, nu mai țipa așa, dar însel, și vorbește normal, că nu-i impresionez pe nimeni dacă tu încerci să nu știu ce, dar însel, pe bune, hai, zi. Ok, fii antenă, este numai vina lui Alice. Ce, mă, am înțeles asta, și cine e Alice? Nu știu, nu e la baie. Hei, ce faci așa? Gata, dar să le fii atent, fii atent. Acum că am ajuns aici, trebuie să-mi spui da pentru 24 de ore. În primul rând ți-am zis, n-ai vrut să-mi dai mâncare. Ok, te pedepsesc. Vino aici, dar să le fii atent. Pentru 24 de ore, vreau ca... Du-te aici, dar să du-te aici și spune da, spune da. Aruncă-te, nu te arunc eu, dar să te arunc singur, ok? Da? Trei, stai, da, fii atent, mi-e frică și vreau să mă ții tu de mâine, ok? Termină cu prostiile astea, spune da și sari. Ia du-te, tu da ce aici! Cât de fraier ești, doar însele. Ok, pentru asta lasă, că o să vezi, doar însele, câte chestii o să-ți mai fac eu ție, că tu ești neastâmpărat. O să vezi, doar însele, ești foarte nesimțit, ok? Așa, dar o să-l fii atent. Te-am adus aici pentru că în zona asta sunt foarte mulți oameni și fii atent. Pentru că tu ești nesimțit, foarte nesimțit, o să vreau să-ți iei bătaie de la oameni. Ei bine, dar o să-l... Tu faci mereu porțul ăla mereu, dar o să-l... Acum vreau să treci pe lângă un om de aici. Mă, ce? Mă lasă, mă, sabia asta, mă, dar o să-l... Mă, ce? Ok, gata, hai! Batu-la, ok, hai! Hai, dar o să-l... La. Mă, copil, mine, căcuța! Și am dat pe bărbatul sau i-am făcut babu și tot. Cât de căcuță. M-a căcut pe mine. Ce zis? Mă, tu ești nesimțit, copile, ai probleme cu capul. Tu zici și învață cartele astea, prostiile astea, că nu sunt de aceea, e vârtă și nici nu e cunoate. Pleacă mai repede până în... Stai. Dar gata, termină. Mă, dar să nici măcar n-am apucat să termin totul de vorbit, dar să le că tu te și tu, mă, dar să le chiar așa de ușor e. Da. Ok. Dar să le gata că nu mai ești amuzant. Acum asta a fost amuzant pe moment. Acum când îmi faci mie așa, nu ești amuzant absolut deloc, dar să. Puta ce să zic, să mă la tresele, să mă tine sau ce? Da, fie atent. Ba, da, gata, dar să le tare să le cred că tu chiar ai făcut pe tine de frică. Și mai ești așa, dar să gata, calmează-te odată, mă, copile, ești copil cel mai frumos, copil din lume tu ești. Ce? Ok, bine, pa. Da, ok, ai văzut care e faza cu Darusel. Ce să-l mai pun eu să mai fac acum? Ei bine, fiți atenți, vreau să mai facem o chestie. Autobus! Alo, Mara, Alice, ăsta, Denisa, adică Mara, vino! Mă, Darusel, poți să termini odată și să-l mai faci așa în continuu? Gata! Darusel, poți să vorbești normal? Gata, termini! Darusel, vrei să-ți fac ceva și mai rău de atât? Nu, gata, deci fii antenă, eu vreau să vii cu mine, că fii antenă. Eu am găsit un, cum se numește, un Subway, cum se numește, un metro. Mă, ce Subway, dar să le ai mâncare, tu te duci la Subway, sau jocul ăla, Subway Surfer, mă, da, și ai venit aici în stație de metro. Ce? Fii atent, Darusel. Bine că m-ai adus aici, Darusel. Fii atent. Vreau să-mi dai
toți banii tăi pe care i-ai în cont aici. Deschide conturi și toți banii pe care i-ai, tu vreau să-mi dai, ok? Ok, ia! Așa tu... Da! Da, și aia ce sunt din partea cealaltă, dar Rusel? Ia, lasă-mă în pace! Așa, dar Rusel, stai puțin, tu ai un restaurant, nu e restaurantul tău? Nu, nu ai mai mulți bani? E, dar nu fi antene mei, să-ți dau toți banii din ATM! Păi da, nu ai bani pe card, nu trebuie să ai toți banii pe card, nu acolo ți intră! Ba da, dar fi antenă, eu nu ia pe card, i-am în alt card! Da, dar Rusel, ok, păi și adu și celălalt card! Nu, îmi pare rău, pa! Dar Rusel, ai spus ceva, trebuie să spui da pentru 24. Dar ai uitat de fiecare dată, dacă nu spui, pe fii atent, dar Rusel, dacă nu să... Ok, așa mai știam și eu, dar... Ia, foarte și aia ce sunt acolo, dar Rusel? Ce? Asta ia și pe ăștia, aia să mâncăm. Ok, dar Rusel, deci fii atent, dacă nu o să te impui mie, nu o să te supui practic la ceea ce o să spun eu, dar Rusel, pentru 24 de ore astăzi, ei bine, vreau să spun că o să te muți din oraș și trebuie să spui da. Deci fii atent, spune dacă o să te muți din oraș și dacă nu te mai impui la ceea ce o să fac eu astăzi, Rusele, o să te muți și casa ta o să fie casa mea. Ok, gata, uite, ia și pe ăștia, stai, uite, ia și pe ăștia și pe ăștia și lasă-mă, bă, cine ești, vantă, fii atent, uite-o bucata, așa, ce? Ce, dar Rusele, dacă mai zic... Vrei să fugi din oraș, vrei să pleci din oraș, dar Rusele, ok? Aici vreau, pa, așa, bă, deja. Ok, dar știți care este vazul? Uite, m-am umplut de bani foarte frumos, practic banii vin mie, dar Rusel nu știe că banii vin mie. Eu m-am umplut de bani, uitați-vă câte chestii mi-a dat Rusel pe aici, foarte multe chestii. Ei bine, mie mi s-a părut interesant, nu știu ce-și mai putea să mai fac acum, sincer. Cred că o să mergem acasă în parte. De fapt, nici nu știu pe unde am putea să mergem, ce am putea să mai facem pe bune, adică nu știu exact, sincer, ce aș putea să mai fac. Dar nu mai gândesc eu la chestii, aș mai vrea să mai fac o chestie, așa, nu știu, da, exact. Să-i fac o farsă, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i facem o farsă într-un alt episod, o farsă specială, adică farsă făcută nu de mine, ci de Mara, practic să fiu costumat în Mara, să-i fac o farsă lui Rusel. În fine, altceva nu știu, mă mai gândesc și mai vedem ce aș mai putea să mai fac astăzi, pentru că chiar nu mai am absolut nicio idee. Scrieți-mi în comentarii dacă pentru dățile următoare aveți voi niște alte idei, că sincer acum nu mai știu exact ce am putea să mai facem, deci am fost prin locurile alea, prin parcul de distracții, nu știu dacă am putea să mai facem. Pe mine mă cheamă Darusel și eu ți-e dau Mara un tablou cu niște portocale că n-am găsit cu măr. Ok, foarte amuzant, Darusel, adică nu. No, bă, uitați-o puțin. Nu știu ce are în creier, dar Darusel, de ce așa, dar sincer, chiar e amuzant, dar e enervant, asta e treaba. Nu știu, scrieți-mi în comentarii ceea ce credeți voi despre el, nu știu, mă mai duc acum, mă mai gândesc să vedem dacă mai avem ceva de făcut, dacă nu o să-i facem un prank special în alt episod și vreau să scrieți voi acolo în comentarii că chiar vreau să țin cont de părerea voastră, să facem ceea ce voi doriți și mai mult acolo, scrieți-mi în comentarii și o să mă uit și acum să vedem dacă mai găsim ceva să mai facem, deși nu știu exact, sincer, da. Ok, s-a făcut și noapte, cam atât. Mi-e cam somn, sincer, dar... Dar să fii atent, te-am adus aici pentru că ai uitat ce nu mi-ai făcut la început. Ți-am zis să-mi aduci burger, Darusel. Și de data asta, dacă nu-mi dai mâncare de la tine de la restaurant, ai uitat. Deci, Darusel, știi că ți-am zis acolo la metrou, acolo ți-am zis că dacă o să spui nu la ceva, dacă nu te impui practic la ceea ce o să spun eu, Darusel, nu o să te supui practic, o să ai de suferit și o să te muți din oraș. Așa că ai face bine să te duci acolo în bucătărie, să-mi aduci cel mai șmecher meniu și o să mănânc, ok? Dar să nu te faci că tu ești... Ce? Alu? Ok, bine, hai! Mamă, ce mult doare capul! Ok, deci mi se pare că mai ok decât a fost până acum, ok, mi se pare foarte, foarte bine. Hai că ne punem acum lejer, deci ne aduce Darusel mâncare. Cam atât, cred că o să fie, nu știu exact, dacă o să mai fac ceva, cred că o să luați lejer, pentru că vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, adică ce ați vrea să-i facem. Vreau să-i fac o farsă sub pretextul că o să fiu Mara, să-i facem o farsă super, super tare și vreau să-mi scrieți ce farsă vrei să-i facem. Nu știu, vă dau eu așa o idee, ceva de genul ca să creadă ca și cum că Mara vrea să fie împreună cu el, să nu știu, să facă ceva, să se căsătorească, un prank, ceva, sau să pară ca și cum că Mara a murit. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vrei să facem ca și cum Mara moare. Mara este gata, pa. Ok, deci vedem că dar să-l vine încoace, ok, stăm aici, frate. Dacă tot a plecat, să plec și eu, că nu mă, că nu mă, dar ce
Ce? În partea asta sunt vino, hai mâncarea, nu era acolo. Da, mă, aleu. Uite, ai fermele, ți-am adus două omulete, ți-am adus un burger special pentru, care gen, este de sătă specială, un milkshake, un coconut drink și fie antenă, așteaptă aici, pam. Ok, deci deja mă enervează, dar sunt ok, vede că ne-a adus foarte multe chestii, dar mă enervează, dar în ser, cum vorbește el și așa, să crede el superior, să crede el șmecher cu o fată, nu știu care e faza, cum să crede el așa de șmecher, dar în fine, ceea ce contează e că e amuzant, ok? Și cu niște chestii, adică au fost amuzante, dar vreau să-i facem o farsă care, pe care să nu o uit, dar scrieți-mi în comentarii, chiar o idee bună asta, să moară Amara, cum ar veni, să creadă că a murit, ok? Ok, fii atentă, Amara, eu vreau să dau ție două gogoși, una, două, și fii atentă, uite, o înghețată, uite, lapte. Mamă, dar sunt, dar foarte multe chestii mi-a adus și am zis să-mi aduci doar un meniu și mi-a adus tot asta, ok, dar să le-ți mulțumesc foarte mult. Fii atentă, stai, tu, așa, și două amulete. Ia, pleacă, mă, de aici, dar să-l cămine, dar deja și cu asta să mai mergă că nu mai am nevoie de alt trei, ok, eu mănânc acum. Băi, de ce mănânci ca mine așa, nu știu cum, dar să-l mă copiez cumva, dar să-l, las, asta nu mai copiez că tu n-ai așa ceva, hai, pa, dar să-l mersi, pa. Da, am înțeles care e faza cu Darusel. Ei bine, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i facem farsa. De am zis să eu, a fost o zi minunată, chiar mi-a plăcut sincer, adică nu că mi-a plăcut neapărat, dar au fost niște faze interesante, amuzante, să râdem și chestiile astea, dar scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să facem în felul următor, să facem ca și cum Mara a murit și Darusel să creadă că a murit, să vedem ce reacție o să aibă. Sau scrieți-mi voi dacă aveți o altă farsă acolo în comentarii, vreo idee bună. Scrieți-mi acolo în comentarii și o să vedem ce o să facem. Ce a făcut ăsta? Da, cu Darusel se pare că deja de fapt el a murit. Mama, frate, nu știu, încă ninge, e foarte frumos, dar cred că mai devreme a venit poștașul. S-a auzit ceva așa afară și cred că a venit poștașul. Hai să ne uităm aici, să vedem dacă avem vreo scrisoare, vreo ceva, să ne uităm aici. Mă, ce, vei primi 64 servite cu bani, mă, ce e asta? Pentru Darusel, stai puțin să mă duc repede, stai puțin înainte să mă duc la Darusel, de fapt stați puțin, că nu e așa. Trebuie să mă uit eu să văd ceea ce este vorba aici, pentru că nu e frumos. Stai, cum adică pentru Darusel, mă, ce primește Darusel și eu nu primesc? Chiar sună interesant asta, adică cum adică pentru Darusel avem o nouă provocare pentru tine. Suntem cei de la concursul de construit, iar de data aceasta venim cu ceva mai diferit, care o să fie mult mai interesant, deoarece tu va trebui să construiești o bază secretă cât mai bună. Stați puțin, dar de ce doar Darusel pentru mine, de ce nu? Adică de ce doar Darusel? Cum adică Darusel construiește mai bine decât mine? Băi, nu cred treaba asta, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii cine construiește mai frumos. Bă, dar nu mi se pare normal. Iar Rafael, ia fiți atenți, opa, să fie alături Rafael de tine, să te ajute cu sfaturi în timp ce tu oferi cât mai multe detalii despre ceea ce construiești. La finalizarea construcției, atât oamenii din comentarii, cât și Rafael îți vor da o notă, iar dacă nota este una cât mai bună, vei primi 64 de serviete cu bani. Sper să-ți placă noua provocare și te așteptăm cu forțe proaspete. Mamă, vedeți că sună interesant, chiar îmi place. Adică chiar n-aveam chef să construiesc, să-mi bat eu capul, pentru că și oamenii ăștia știu că Darusel, că practic Darusel nu știe să construiască. Eu mă descurc prea mult și mă descurc cam degeaba, adică n-am cu cine să mă duelez practic. Și acum trebuie să fiu la Darusel, să fiu antrenor sau ceva de genul. Practic nu știu exact ceva, dar chiar sunt curios ce o să facă Darusel. Și acum hai să mergem la el în cameră să-i spunem și noi treaba asta. Și scrieți-mi în comentarii ce cred. Darusel, mă, ce cazul aici, bă, Darusel, lasă o muzică asta, bă, Darusel, că s-a audit afară, mă, Darusel, trezești toți vecinii și Darusel, că există program de liniște, vei să vină poliția peste noi, sau ce se întâmplă aici cu tine, Darusel, ce-ai pățit de ascultă muzică? Nani, nani, puiu, mami, face, nani, Darusel. Ok, Darusel, ok, nu, Darusel, poți să vorbei, bă, pe bune, dă-te afară că să face noapte, Darusel, cu tine, pe bune, așa, fii atent, Darusel, astăzi, mă, dar ce, bă, răspunde și mie la întrebare, Darusel, ce cauți tu cu muzica așa la maxim? Pe fii antenă, bă, Rafale, eu sărbătoresc ziua lui Gigel, da, ziua lui Gigel. Cine e, mă, Gigel, Darusele? Ursul meu, bă, uitat! Da, stai puțin, că uitat, stai, că am uitat, Darusele, scuze, chiar am uitat cine era Gigel, dar fii atent, bă, Darusele, fii atent, Darusele, că s-a întâmplat o mare chestie, Darusele, am o mare veste pentru tine, nu știu, Darusele, dacă ai auzit și după... Stai, să ghicesc, am rămas fără burger? Nu, Darusele, tu nu vezi că mănânci burger, cum adică ai rămas fără burger? Bă, am zis că e o veste mare pentru tine, adică o veste mișto, dar Darusele, nu e ceva nașpa, cum adică? Adică stai puțin, adică tu vrei să rămâi fără burger? Mamă, în sfârșit, Darusele, nu-mi plac burgerii, gata? Nu, bă, mi-mi plac burgerii, ia-te cât am, Da, o grămadă, Darusele, o grămadă, dar fii atent, aici nu este despre burger, fii atent, Darusele, vină repede cu mine afară, pentru că eu, dar hai mai repede, Darusele, mă, ce tot faci, bă, Darusele, hai, stai, hai, nu,
Au, au, stai. Nam. Așa, ce vrei, ce vrei? Ok, dar să le fii atent, vorbește mai ca lumea și fii atent, dar să le vezi tu aici, am auzit mai devreme poștașuri și avem aici ceva pentru tine, dar să le trebuie să citești neapărat, pentru că eu am citit, dar să le și eu o să rămâi mască, o să fie ceva ce o să-ți placă 100%. Pentru Dariusel, avem o nouă provocare pentru tine. Suntem cei de la concursul de Ok, gata, Dariusel, nu știi să citești, Dariusel, trebuie să mai treci pe la școală, trebuie să mai înveți, Dariusel, pe bune, să lași tu bărbunie. Cât mai bună și eu și oamenii din comentarii o să-ți dea acolo note, pentru că fii atent, Darusele, astăzi doar tu duelezi, practic doar tu trebuie să faci o bază secretă, Darusele, și tu trebuie să dai detalii, sfaturi, toate chestiile astea, să spui acolo cum faci tu procesul ăsta, ca oamenii să învețe de la tine cum să facă o bază secretă. E bune, pe fii antenă, bă, Rafaele, fii antenă și. Ok, dar să l-am învățat niște chestii noi, niște magii noi. Ok, a fost interesant chestia asta. Trebuie să recunosc. Până dar să le vină bă înapoi că trebuie să vorbesc ceva cu tine, dar să le stai puțin, dar să unde te? Ok, deci deci fiantele, bă, Rafaele, fiantele, dacă tot vorbim de magii, ia vreo tu încoace. Mă, ce dar să le, ce să vin încoace? Bă, dar să le trebuie să mergem acolo. Bă, dar ia-ți burgerii ăștia, dar să le, mamă, dar mai umplut aici full de burger, bă, dar să le, de fapt stai puțin, de ce să arunc eu burgerii, mă, dar să le, că vreau și eu burger, mă, stai puțin așa, dar să le. Ok, mersi. Oh, dar să le, foarte dar nici tu am înțeles sau mamă și pizza, dar să le, ok, așa mă, ce tot vrei, de ce m-ai chemat în casă? Fii antenă, bă, Rafaele, eu vreau ca tu să mergi în omul ăsta de zăpadă, că fii antenă, ce-am făcut o magie, eu o magie, fii antenă. Bă, dar să le, da, ai făcut o magie, dacă îmi zici că faci magie și de-astea, dar să le, nu trebuie să-ți iei o voce de așa de vrăjitor, că dintr-o dată parcă te doare așa în sus cu vocea, dar să le, nu știu de ce. Așa ce? Bă, m-ai învățat și chestii noi, bă, câte chestii m-ai învățat, bă, dar însele așa de noi, în fine, mă, ce să caut, mă, cum adică să intru în omul ăsta de zăpadă, dar însele, ce să fac? Păi, fiantele, vreau ca tu să te duci în elut așa și după să fiantele faci așa și după să dai cu spatele, hai, fă așa. Cum adică o să fac așa, ce să fac, dar însele, intru așa și ce să fac, cum adică am intrat așa și ce să fac? Fiantele, pa. Mă, dar însele, mă, ce faci tu acolo, mă, dar însele, că mă enervez, adică, pe bune, ce tot faci, vezi că vin acum peste tine, dar însele, ce ai? Stai, Hocus Pocus in my man locus, dar zile este focus! Așa, mă, dar zile, dar ce m-ai chemat aici? Ce să caut eu un om ăsta de zăpadă, bă, dar zile, mă, că ești de aici, pe bun? Bă, ce? Dar zile, ce sunt? Bă, dar zile, cum am ajuns aici? Dar zile... Hai, și-a întâlnit, bă, Rafaele, tu mi-a folosit o altă magie și asta se numește le snowman, le teleportation și am uitat engleza. Deci, și-a întâlnit, bă, Rafaele, eu știam de concursul ăsta dinainte, că am citit. Și fii atent, bă, Rafaele, e frig, așa că pune-ți lapii. Dar să le, ok, nu prea, adică, păi, să-i învățe cum ai învățat magia asta, dar să le, cum ai teleportat aici, pe bune, adică nu te înțeleg, dar să le, în fine, fii atent, bă, dar să le, acum trebuie să construiești, nu-i așa? Da, ok, pa! Dar să le, stai puțin, că trebuie să-ți dea și oamenii niște, mă, fii atent, uite aici, dar să le, ia, fii atent, deschide 564 de serviette cu bani, dar să le, fix aici. Bă, fii atent, bă, Rafaele, eu cum l-am vrut și ai, n-am câștigat concursul, pa! Bă, cum adică ai frumă, bani, stai puțin, dar să cum adică, dar să-l lăsă aici, că după oamenii ăștia nu o să te mai chime la concursul, prefer să cum să furia acum și să nu mai primești alte dăzi, dar să le mai bine primești alte dăzi, nu? Ok, deci fii antrenă, bă, Rafaele, eu acum o să încep, așa, fii antrenă, deci eu o să-mi iau niște zăpadă, niște snow, așa, eu o să-mi iau niște, o să-mi iau niște gheață și fii antrenă, bă, Rafaele, eu vreau cu ăsta. Mă, ce-i mă, dar să le, mă, ce faci, mă, tu, aici, dar să le, bă, fii atent, dar să le, în primul rând, vreau să-mi spui ceea ce vrei tu să faci astăzi. Cum te-ai gândit să faci tu o bază secretă? Ai vreo idee așa în capul tău acolo, dar să le? Stai să văd, deci dacă unul pusune în cal 2, da! Ce care e ideea? Ok, deci fii antenă, eu o să fac așa o bază secretă, o să pun niște gheață, iau-te frumos, gheață, 1, 2, 3, 4, 5, așa și 1, 2, da, 3, 4, 5, stai, dar să le, că eram departe, ce nu ți-i pe așa, în fine, că mai și sperea, bă, dar să le, bă, deci fii atent, dar să le, mi se pare interesant faptul că poți să stau aici să văd când construiești tu, dar să le, cum ești tu, așa, atent, mamă, dar foarte atent ești tu, dar să le, bă, dar câte chestii mai faci, bă, dar ce bază vrei să faci, de gheață, cum vrei tu să faci baza asta, că nu prea înțeleg, nu prea îmi dau seama, dar să le, că nu prea văd unde e baza secretă, sincer. Bă, fii antenă,
bă, Rafael, o să vezi, bă, o să fie perfect. Da, o să fie perfect, dar răsele, ca de obicei, dar ce o să fie, dar răsele, spune și oferește mai multe detalii, că așa a spus lumea, așa a spus acolo la concurs, trebuie să scrii, dar răsele, să oferi cât mai multe detalii, să spui ceea ce faci tu aici, să povestești. Ok, fii antenă, bă, Rafael, o să fac un fel de război de om de zăpadă. Ok, fii antenă, bă, Rafael, eu vreau ca tu să pleci, că vreau să fac aici, că vreau să fac aici, așa că pleacă. Cum adică să plec, răsele, că mi-a venit oamenii să rămână aici, de ce să plec, dar răsele, cum adică, și cine mai vede, dar răsele, că nu trebuie să construiesc eu. Păi nu, Rafael, fii antenă, că vreau să fie secret, bă. Ok, dacă e vorba doar de intrare, hai că te aștept, dar să le intru aici, mă, dar stai puțin cum intru, ok, deci intru, stau așa în partea asta, chiar sunt curios ceea ce vrea Darusel să facă și scrieți în comentarii ceea ce credeți voi că o să facă Darusel, cum o să facă el baza secretă, cum o să fie, dacă o să fie o bază secretă, păi nu știu, fiți atenți, hai să dau o notă așa, vreau să dau o predicție, vreau să zic, cred că o să-i dau nota 8 lui Darusel, nu știu ce, să cred că să-i dau nota 8, dar să sperăm că o să fie o notă cât mai mare, pentru că vreau să-mi pun baza în Darusel, vreau să facă cât mai multe construcții bune de acum înainte, pentru că știți că nu se pare că ultima dată chiar construiește ceva frumos. Dacă mai țineți voi minte atunci când făcuse chestia aia ca și cum vine o insulă așa, era insula aceea plutitoare de era din pământ, practic chestia aia scoasă. Chiar mi-a plăcut acolo cum a construit el, dar chiar îmi doresc faptul ca Darusel să construiască cât mai mult, cât mai multe lucruri șmechere, pentru că știți că Darusel nu poate să facă nimic. Ce vrei, mă, Darusel? Ce vrei? Gata, ce-ai făcut, mă, tu aici? Ok, gata, am terminat. Stai puțin, Darusel, că voiam și să mai vorbesc cu oamenii aici. Lasă-mă puțin, lasă-mă 2 minute. Ok. Deci vreau să continui, nici nu mai știu ce mai vreau să continui, dar chiar îmi doresc faptul ca Darusel să construiască cât mai multe chestii. Pune ca să am și o concurență, nu? Dar hai să merg acum înapoi la Darusel, să vedem ceea ce să facă. Ok, deci am crezut că vreau să-l din bani de pe aici. Ia, mă, să vedem ce a făcut, mă, Darusel. Mă, ce e asta, Darusel? Ce-ai făcut aici cu oamenii ăștia de zăpadă? Ce se întâmplă aici? Pe fie antenă, bă, Rafael, o să fac războiul. Dar să trebuie să faci o bază secretă, ce război visezi? Fii antenă, bă, Rafael, stai, că fii antenă aici. Da, dar să le fii antenă și tu râzi de tine, dar să le la cât de fii antenă vorbești în continuu. Mă, ce trebuie să facem aici, dar să le, adică ce înseamnă aici? Ok, mi-ai pus aici, nu știu, dă-și de ea, mă, mai telefon. Bă, dar să mă, bă, ce, mă, ce, mă, tu bași de mine, mi-ai aruncat în apă, dar să le, jine, simțiți, chiar așa mi-ai aruncat în apă, mă, ce faci tu, de ce ai pus gaura asta aici, dar să le spui, bune, fă o bază secretă, nu-ți mai bate joc. Pe bă, Rafle, fii antenă, vreau să zic că în oamenii de zăpadă am ascuns o gaură și ce o să-mi fac eu baza secretă. A, și nici n-ai zis și eu deja am picat. Mamă, cât de secret e locul ăsta, că l-ai pus fix în jumătate. Bă, dar Răsile, dar nu puteai să te gândești să-l pui în altă parte, pentru că aici e fix în jumătate, dar Răsile, crezi că n-ar fi venit nimeni fix în jumătate? Nu! Ok, bă, dar Răsile, momentan, nu știu ce să zic, ți-aș cam scade, nu prea, dar să fii atent, eu am dat o predicție că ți-aș da nota 8, că o să fie de nota 8, ceea ce faci tu, dar Răsile, dar nu știu, bă, se pare că am citat, mă, dar altundeva nu cred că am mai făcut ea, dacă mă uit așa, da, deci cam aici este, ok, dar Răsile, și dacă mă înainte, ce o să faci tu, adică ce faci tu aici, arena asta, ce e aici în partea asta, dar Răsile, ce vrei tu să faci și cum o să faci tu baza secretă? Bă, Rafael, o să vezi, dar e decor. Deci, fii antenă, bă, Rafael, o să fac aici zona de bătaie. O fac frumos, bă, fac elegantă. Da, elegantă, dar Răsile, ce zona de bătaie, dar Răsile, dar știi, eu vreau să spun că aici nu e bătaie, dar Răsile, aici trebuie să faci baza secretă, așa că apucă-te de baza secretă, dar Răsile. Păi, stai puțin, atât o să fie aici, gen, asta crezi tu? Dar, nu știu, dar Răsile, mi se pare că am citat chestia asta pentru că oamenii de zăpadă... Bă, gata! Bine, gata, dar Răsile, ok, acum vorbește tu, te las pe tine să vorbești, ok, vorbește tu ca să te saturi, dar Răsile, că știu că tu nu vrei să vorbești, adică acum te las pe tine să vorbești, dar tu nu o să vorbești. Ok, deci fii antenă, bă, Rafael, ce fac aici frumos, fac aruncătoare de burgeri, asta de burgeri, da. Dar Răsile, ce aruncători mai faci tu, pe bune, adică ce, nu mai trebuie să mai faci nicio aruncătoare, dar Răsile, de bulgă, de bulgăr, mamă, dar Răsile, bă, da, nu mai știu să mai zic bulgăr, bulgăr, pe bune, dar Răsile, că vine să zic burger de la câți burger mănânci în continuu, dar Răsile, că te ești obsedat, mă, dar Răsile, bă, da, nu știu, mă, dar Răsile, bă, da, pentru ce faci tu asta? A, într-un fel că aperi baza cum ar veni, da, interesant. Da, stai puțin, dacă arăși cu bulgări ești, dar Răsile, nu se dărâmă omul de zăpadă, nu te-ai gândit la chestia asta, că o să dărâm și o să pun să intri să vadă lumea secretă cum ar veni? Eu lasă, m-am gândit, bă, Rafale. Dacă tu dai cu zăpadă într-un om de zăpadă, zăpada se multiplică. Da, e adevărat, dar Răsile, s-ar putea întâmpla și chestia asta. Dar dacă dai cu putere, dar Răsile, și o să se dea la o parte, ce spui de treaba asta? Dacă o să cadă? Nu-mi pasă. A, ok, nu-ți pasă, dar Răsile, ok, fii atent, ok, te las pe aici să faci treburile astea, dar Răsile, o să revenim când o să te apuci de bază, dar Răsile, în special când o să te apuci de bază secretă, dacă mai faci pe aici, ok, bă, dar Răsile, vreau să întreb, în afară de chestia asta, mai faci ceva pe lângă? Da. Ok, deci înseamnă că revenim, dar Răsile, ok, hai că revenim acum, sau, mă, dar Răsile, spune-mi, mai faci ceva în afară de asta sau te apuci acum de bază? Uite,
uite, uite, dar să le uite că moare, bă, dar să le băi, uite, dar să le mai de câteva ori, fii atent cum cade ăsta, dar să le iei să distruge, fii atent, 3, 2, 1, bă, dar să pot afez că e invincibil ăsta, bă, e cam greu, bă, dar să le, că să ținem ăsta pe picioare. Pe fii atent, bă, Rafale, pe batul să-l cheamă El Taruseno, El Snomeno. Da, ok, am înțeles. Deci acum vrei să spui tu mie că o să te apuci de interior, dar răsele de bază secretă propriu zisă, cum ar veni? Yes, sir. Ok, dar răsele, dar fii atent că peștii ăștia o să vadă, dar răsele, și poate să împești cu camere, dar răsele, o să fie de-aia de la FBI, dar răsele, cine știe cum te vede. Mă, ce caută pe bicicletă, dar răsele, uite-o bicicletă aici, dar răsele, a, mă plin cu bicicleta pe sub apă, ok, dar răsele, cât timp tu faci bază secretă, mă plin bază cu bicicleta pe sub apă. Fac la cohaio, medici ceva? Da, ok, dar răsele, gata, gata, dar răsele, fac acolo, construiești tu acolo, mă plin cu bicicleta pe aici, foarte frumos, scrieți acolo în comentarii ce credeți că o să facă, dar dacă o să vă placă, dacă credeți că o să facă ceva frumos, eu așa sper. Și scrieți-mi dacă vreți să facem treaba asta și cu Alice bine, de fapt să dați acolo note cât mai bune și să le spuneți oamenii care ne cheamă la concursul la 500 de construit să ne mai cheme și să cheme și pe Alice, pentru că vrea să cheme și pe Alice și poate ne mai cheamă pe Darcy la alte runde, cine știe. Acum a fost cu baza secretă, chiar sunt curios ce să... Dar Darcy-l bosul, da, bă, unde mai era? A, prin partea asta, ok. Mamă, fii atent că s-a apucat Darcy-l aici, mă, ce fai, bă, Darcy-l aici? Mamă, ok. Păi stai puțin, atât o să fie baza Darcy-l? O fac mai mare, Ok, Darcy-l, ok, deci fii atent, Darcy-l, când o să termin tu designul ăsta, când o să termin practic aici interiorul ăsta, Darcy-l, și o să te apuci practic de interior, când termin aici, gen, cum ar veni? Pereții și toate astea, Darcy-l, schela, toate chestiile astea, Darcy-l, o să revenim și chiar sunt curios ce o să mai faci tu, Darcy-l, dar așa, în plan, mai tu vrei ideea de că ceva să ne spui, mai ceva să ne spui? Kakadu, da, vorbe înțelepte de la Darcy-l, vorbe, cele mai înțelepte vorbe de la Darcy-l, nu, bă, Darcy-l, nu știu, Darcy-l, măcar, chiar sper totuși să construi, hai mă că te-aș dar să le fac aici foarte frumos, așa, te-am ajutat așa frumos, te-am și pe aici, faci și pe aici, așa, sau cum fac aici, cum fac, dar să le, cum vrei să fac, sau hai mă, te las pe tine, dar să le, eu mă duc sus, să-mi spui când termin asta, ok, dar să le, o să plec, mă duc aici sus, foarte frumos, da, așteptăm să vedem, da, dar să le, așteptăm să vedem ceea ce o să faci tu, sau de fapt mă gândeam să facem în felul următor, mă gândeam, poate să aștept aici, nu știu, vedem, poate, nu știu, dar să le, fii atent că mi-a venit o idee, dar să le, fii atent, mi-a venit o idee, chiar sunt curios. Eu și spune cum vrei să facem. Vrei ca de acum înainte să aștept afară și să-mi spui tu când o să fie gata, dar zile, sau vrei să mai vin din când în când să mai văd ce o să faci după aceea, ca poate mai ceva de spus. Vreau ca tu să vii, că vii și să mai zici ok, mersi, pa. Dar să le, n-am înțeles nimic ce zis. Ok, dar să le. Deci ok, o să mai vin din când în când, mă duc acum sus, te mai aștept câteva minute, dar să vedem ce mai făcut, dar ce o să mai fac acolo, vedem că dar să le entuziasma, nu mai poate de fericire. Scrieți-mi în comentarii dacă credeți că dar să le să facă ceva super șmecher și eu sper să facă totuși, că vreau și eu să am concurență, nu de alta. Bă, gata, Darcy-l, ce vrei, Darcy-l, ce mai vrei? Fai vedem și alea, banii lui Darcy-l sunt în buzunarea sa, măi! Ok, hai să vedem ce a mai făcut Darcy-l, deja stau de câteva minute și ok, eu cred că a mai făcut el ceva pe aici, hai să vedem, ok, vedem că a pus cară pe aici ceva de genul, ok, Bă, ce fai, mă, Darcy-l, tu ai adormit, deci m-ai lăsat, am zis să te las singur, să văd ce faci și tu adormi aici și n-ai mai făcut nimic, Darcy-l, vrei să-mi spui că eu stau de 10-15 minute, Darcy-l, degeaba și tu n-ai mai făcut nimic, ai adormit. Nu, dar nu, că în fiante, nu, uite, am făcut așa. Ai făcut așa puțin, Darcy-l, și după aia a adormit aici, în colț, Darcy-l, hai mă, Darcy-l, pe bune, îți bagi-o, că ai făcut aici, ce tot faci, mă, ce caută zăpada asta și ce sunt astea aici de sub, dar, mă, ce vrei să faci tu, Darcy-l, aici, de fapt? Ok, Darcy-l, bă, știi ceva, o să stau aici, Darcy-l, dar cred că, bă, Darcy-l, bă, ai și tu o idee așa, măcar ceva să faci, că nu înțeleg, ce tu faci aici, ce înseamnă să Darcy-l, hai că vedem că faci aici ceva de genul așa, pe chestia asta, ok, niște șulcăre, bă, care-i faza, a, pui niște chesturi șulcăre, cum ar veni ascunse, sau care-i faza? Bingo, bă, Rafale, bă, Rafale, se uite că nu ești prost. A, ok, Darcy-l, ok, mai ieși la mișto, în fine, Darcy-l, știi ceva, Darcy-l, dacă nu mai ai nimic de zis, Darcy-l, o să începe, mamă, skip it, bă, ce faci mai aici, pui și toalete, bă, Darcy-l, bă, e comic. Că chestia asta ta, bă, Darcy-l, bă, ce tu faci? Darcy-l, bă, ce înseamnă, mă, astea aici? Darcy-l, ce cu... Mă, ce reprezintă baza asta ta, de fapt? Pe fiantelor, bă, Rafael, e să un război dintre schimbi din toilet și oameni de zăpadă și fiantena. Uite, batul ăsta de zăpadă
este în echipa schimbitorie. Și ei ajută genul că are așa secret și ajută pe schimbitorie să câștige. Da, n-am înțeles nimic, dar Darusele, care băiat, că nu înțeleg, nu e niciun băiat aici de zăpadă, dar Darusele, da, în fine, dar Darusele, fii atent, acum, dar Darusele, în afară de asta, ce mai ai tu de făcut acum, dar Darusele, pe bune, gen, mai ai, ce tot faci aici, dar Darusele, că eu nu prea înțeleg nimic, dar Darusele, ce vrei tu să faci aici, tu vrei să faci, tu, ce să umpli, ce, mă, dar, mă, ce, mă, dar Darusele, dar fă baza aici, că mai uite cât spațiu mai ai pe aici, câte chestii mai ai, fă și tu baza aici frumos, ce tot faci aici? Stai, hai că pot! Așa, deci pun aici bam și mai pun leacă de zăpadă și ce mai pun frugătucă-te-o leacă. Dar să dea vorbește mai tare și bă, dar să le gen... Pentru ce ai ajutat asta, mă, dar să le ia, apucă-te serios, fă aici baza, mai fă aici, că mai e foarte mult loc aici. Bă, Rafa, ești prost? Mă, dar să le vorbește mai tare, că nu te aud. Bă, Rafa, stai, deci fii antenă, bă, Rafale, eu fac aici, fac materiale, le fac gloanți pentru ăștia, pentru schimbii din toilet, că e război. Ok, e război, ce război, dar să le, că gen... Tu ce război, că nu înțeleg, ai că schimbiti să bați cu zomenii de sus, dar răsule, sau care-i faza? Stai puțin, cum adică, dar răsule, schimbiti cu, bă, dar răsule, nu înțeleg, pentru că schimbiti, genul snowman-ul, practic, apără acolo, face baza asta secretă, că dacă nu era snowman-ul acolo, nu era baza secretă, ăștia sunt în echipă, dar răsule. Pe fiecare bărafale, batul sau omul de zăpadă, el este cu echipa schimbiti și fiecare bărafale. Deja te întrebă, dar răsule, ai o poveste reală sau ceva, gen, pe bune, o poveste reală? Da. Dar că te bâlbăi prea mult, dar răsule, și nu înțeleg ceea ce vrei tu să faci aici, pe bune, adică nu prea înțeleg. Ok, deci fii antenă, oamenii ăștia de zăpadă au aflat că omul ăsta de zăpadă i-a trădat și omul ăsta de zăpadă este în echipa schimbii din toilet. Și fii antenă, eu am făcut aceea deasupra lui ăsta, i-a făcut sub lui o armată de schimbii din toilet ca să iasă afară și să-l ajute pe omul de zăpadă, ok? Ok, dar răsule, n-am înțeles nimic, scrieți-mi în comentarii dacă vreați înțeles. Și acum ce mai faci, Darusele? Păi nimic, că am terminat. Atâta, vrei să spui că doar atâta, nu mai faci nimic în interior, Darusele? Da. Păi stai puțin, mai înțeleg, că nu prea, nici n-am fost atent, Darusele, nici n-am înțeles, dar nici n-am fost atent, Darusele. Mă, cum, ăștia sunt în război, deci oamenii de zăpadă sunt în război cu toaletele. Da, și fii antenă, bă, Rafaele, omul ăsta de zăpadă, el i-a trădat pe oamenii ăștia de zăpadă. Acum am înțeles, da, el atacă că l-a trădat, ok, și ăsta stă practic aici, dar ăsta e invincibil cum ar veni, nu? Păi da, și fii antenă, bă, Rafale, în imaginația mea ar trebui să iasă schimbi din toilet să-l ajute. Ok, bă, dar așa, bă, e o chestie interesantă, e o poveste interesantă, scrieți dacă vă place povestea, pentru povestea lui Darusel, pentru că am înțeles într-un final absolut, dar nu înțeleg, de fapt, pot să înțeleg și cu baza secretă care e faza, nu știu, bă, Darusele, ziceam că-ți dau nota, Darusele, dar cred că o să-ți dau nota 9, Darusele, pentru că îmi place și povestea, am înțeles povestea, Darusele, într-un final, o să-ți dau nota 9, vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii, să sperăm că și, adică spun, Darusele, convinge-i pe oameni să-ți dau nota cât mai mare ca să pleci cu alea 64 de valize de serviete acasă. Yay, și atât, bă, Rafaele, sunt așa de fericit, sunt așa de fericit încât, ok, bă, Darusele, dar vină înapoi că tu acum trebuie să-i convingi pe oameni ca să-ți dau o notă cât mai bună, dar Darusele, nu trebuie să fii fericit pentru că încă nu se știe dacă ai câștigat alea 64 de serviete sau nu. Hei tu, deci fii atent, bă, eu sunt la 612 și vreau ca tu să-mi dai notă mare, ok, mersi. Ei bine, poate vă întrebați ce caut eu aici de unul singur și ce caut cu chestiile astea la mine în inventar. Ei bine, știți că eu pe Darusele de ceva vreme îl tot trolez, adică practic mă transform într-o fată și mă cred așa ca și cum că sunt o fată, mă bag în seamă cu Darusele să vedem ce este și până acum ați văzut faptul că Darusele și Comara, pentru că așa mi-am dat denumirea cum ar veni, așa se cheamă fata personajul, ei sunt cei mai buni prieteni într-un fel, deoarece pentru că ați văzut să fie împreună, nu o să fie clar, adică nu mai e cum a fost atunci când eram cu Denisa cu chestiile astea, când ziceam de Denisa, că eram Denisa 2012 eu, acum a venit Mara și cu Mara, de fapt ei sunt cei mai buni prieteni, așa îmi pare mie și vreau să-mi scrieți în comentarii ce vă pare și vouă, dar înainte să vă zic orice alte chestii, dați acolo cât mai multe like-uri ca să, dacă mai vreți, mai facem prank-uri și toate astea de genul și acum vreau să pregătesc aici teritoriul pentru că am o super poveste pe care, adică am așa un scenariu așa în minte cum vreau să fac. Înainte de toate, vreau să vă spun în felul următor. O să pun aici ca și cum a murit cineva. După aceea mă duc acasă și o să zic lui Darusele, bă, Darusele, hai să mergem și noi prin oraș și o să fac ceva de genul, o să venim prin partea asta și o să zic ca și cum că mi s-a blocat mașina, că nu știu ce, stai puțin, dar
Darusele, că mă duc și eu până aici și nu știu ce. Și Darusele o să vadă chestiile astea aici, adică sper eu să vadă chestiile astea aici. Cum o să fie cruce aici și cum o să scrie pe cruce practic că a murit Mara 2012 și să vedem cum o să reacționeze dar Bun, deci noi trebuie să facem în felul următor. Prima oară să pun aici chestiile astea. Hai să le facem acum foarte, foarte frumos. Deci punem asta ceva de genul așa. Punem asta pe undeva pe aici. Mama este perfect, arată perfect. Și aici vreau să punem un text ca și cum s-a stins din viață. Sau cum să scriem? O stați puțin, s-a stins din viață. Cred că o să scriu din viață Mara 2012. Dumnezeu să ierte. Stați puțin că trebuie să mai pun într-o parte aici Dumnezeu să ierte. Și să scriem aici 2012-2024. Foarte frumos, eu zic că arată genial și vreau să punem aici cursor din acesta să arate mai interesant ceva de genul în partea asta. Iar acum noi trebuie să facem un fel următor. Vreau să mă duc la Darusel, cum v-am zis, o să facem ceva de genul, să venim pe aici, nu știu, să văd eu cum o să fac o chestie ca să mă opresc prin partea asta, să ajungă ceva de genul Darusel pe aici și să vedem când o să vadă aici și o să citească astea Mara 2012. Sunt curios dacă o să practic o să-mi recunoască mie că a venit Mara, că genial să știe că o fată cu Mara 2012 că vorbește cu ea că nu știu ce și că asta este fata, sau dacă Darusel o să țină acolo secret în el și probabil dacă o să țină secret și așa, o să vreau să facem un fel următor. Vreau să mă duc acasă și să-l las pe Darusel, adică bine, practic să merg cu Darusel acasă și să după să-l urmăresc pe Darusel într-un fel, să vedem ceea ce zice Darusel, pentru că m-am gândit așa în felul următor. Bă, frate, hai să-l urmăresc, pentru că de față cu mine nu cred că o să, adică nu, bă, eu nu cred că o să-și dea rama pe față ca practic ca să-mi dau eu seama să spun adevărul, practic că vorbește el cu o fată și așa, că știți că Darusel nu-mi zice mie treburi din astea, niciodată n-a vrut să-mi zică chestii din astea, dar mă rog, în fine, și vreau să facem în felul următor, cum v-am spus așa, și să vedem ce o să zică Darusel, dacă o să fie ceva de genul, cred că o să stau mai bine să-l spionez după aceea, ca să vedem cum o să reacționeze, că probabil o să vină el singur aici sau ceva, nu știu, o să țină în el, dar nici nu știu, sunt curios dacă o să țină în el așa, să nu plângă, să nu facă el ceva, să nu zică nimic, să nu se sperie sau ceva, chiar sunt curios, dar acum, hai să mergem repede acasă, mamă, dar stați puțin că am uitat că am venit pe aici acasă, nu-și dea seama Darusel de vreo chestie, de vreo ceva, că am plecat cu mașina, că nu știu ce, în fine, ne ducem acum pe jos până acasă și să vedem, să sperăm că o să ne iasă planul și să vedem cum o să reacționeze Darusel, să sperăm că totuși Darusel nu o să intre în depresie sau chestii de genul. Vreau să-mi scrieți acolo în comentarii cum credeți că Darusel va reacționa, ce reacție credeți că va avea. Mergem așa frumos până acasă, pot da Alice, mă frate, Alice n-a mai venit de mult timp acasă, iar s-a dus pe acolo, nu știu unde s-a dus, cred că s-a dus iar la rude, la toate astea, nu știu, mă, Alice ce face, în fine, hai să ne ducem acum la Darusel, să vedem, mergem acasă și să vedem ce face și cu Darusel înainte, în prima oară, să vedem ceea ce face el, pentru că prima oară trebuie să vedem, frate, ce face și toate chestiile astea. Darusel, nu e Halloween acum, bă, doamne, iartă-mă, Darusel, de unde ți-a luat, mă, costumul ăsta de Halloween, n-ai avut așa costum. Pe fiantă la Rafale, fiantă la băi, eu l-am găsit pe eBay, pe eBay, nu înțeleg ce ăla, în fine, Darusel, fii atent, în felul următor vreau să procedem acum, deci fii atent, bă, Darusel, dar tu ce faci, Darusel, adică de ce te-ai costumat așa? Nu știu, ce, stai puțin că n-am văzut, mai pune o dată, să vedem ce ai avut, Darusel, ia, arată, ok, Darusel, ok, mă, Darusel, bă, ce faci, de unde ai luat astea, Darusel? Pe fiantă la Rafale, eu l-am cumpărat de pe eBay. Da, Darusel, gata cu toate chestiile alea, de unde le iei tu, Darusel, nu ne interesează cum se numește, Darusel, doar am întrebat și așa. Deci fii atent, bă, Darusel, hai să mergem, bă, Darusel, nu știu, bă, dar noi am mai fost, mai știi, bă, că nu, parcă n-ai fost de mult timp așa, noi amândoi în oraș, bă, Darusel, nici nu mai știu cum arată orașul, pe bune. Bă, dar chiar, bă, Rafale, pe bune. Păi și nu vrei să mergem? Bă, da, da, foarte entuziasmat, știu, Darusel, mă, hai pe bune, Darusel, hai să mergem, lasă-mă pe mine, ok, deci așa, bă, Darusel, păi și ce vrei tu să facem astăzi în oraș, bă, Darusel, ce ai așa tâmplă, ce ai dorit să facem noi, unde vrei să te duc? Burger! Nu o să poate, mă, normal, burger, bă, e o mașină de poliță, Darusel, și cred că aia de lăsată tu, Darusel, uite că trebuie să merg acum pe partea asta, Darusel, doamne, ferește și păzește, mă, Darusel, bă, dar stai mă puțin, bă, Darusel, bă, stai puțin, bă, ce scrie aici, bă, Darusel, ce scrie aici? Strada, ok, bravo, da, Bright Road, da, mamă cât de tare, Darusel, mamă, bă, dă-ți mă, stai jos, bă, Darusel, că să sperie lumea de tine, pe bune, acum, Darusel, adică l-am luat cel mai serios, bă, Darusel, adică, pe bune, mă, Darusel, a murit cineva aici, mă, ce-i ăsta? Ia, Dumnezeu să ierte, 2012-2024, bă, băi, e o fetiță de vârstă cu tine, Darusel, cum adică? Oh my god, nu, da, bravo, ia, stai,
chiar, ce scrie? S-a stins din viață Maradomidește a ce mai faile? Barafele, cum adică, Barafele, cum adică? Ce cum adică, mă, Darusele? Bă, Darusele, dar poți să vorbești mai ca lumea, bă, cum adică, ce cum adică, Darusele? Crezi că cunosc eu lumea, dar e o fată de vârstă cu tine, Darusele, în 2012 născut, adică e vârstă, Darusele, asta înseamnă că și tu poți să mori. Uite, mă, Darusele, că și tu poți să mori la câte tâmpenii faci. Dar asta trebuie să fii mai normal, Darusele, să fii mai normal, Darusele, nu te mai comporta așa, adică pe bune. Ok, și la Barafele pentru asta, ca să nu mor pe mine, să mă cheamă, Darusele, 2014, ăsta 2013. 2013, 2014, am înțeles, Darusele, ok, bă, Darusele, nu știu. Fiantele, dar așa mi-e să moară, yeee! Da, Darusele, ok, ești foarte ciudat, hai să mergem în oraș, bă, Darusele, unde, mai vrei, bă, să mai mergem în oraș, unde vrei să mergem, Darusele? Nu știu. Ce mă, Darusele, iar ai răgușit, mă, iar, bă, Darusele, bă, dar tu ești pe aici, Darusele, să văd, tu iarna, tu ești răcit toată iarna, bă, Darusele, ia-te o mașină asta pe aici, mă, da, aia nu e mașina mea, mă, Darusele, cumva? Nu. Bă, Darusele, dar nu prea mai merge, mă, ce mai merge, mă, mașina asta, bă, dar unde, pe tu vrei să te duci la burger, bă, stai, Darusele, tu ai restaurant și tu vrei să mergem la alții la burger, ok, hai să vedem, mă, dar câte lucruri mai ai, bă, Darusele, dă unde ai mai luat bășia asta, Darusele, că ești punga, ai să-i pus pungă pe cap de fantomă, ce ți-ai pus tu? Ok, ia să mergem. Bă, dar să nu mai facem așa pe bune, gata că mă enervez, bă, dar să le lămul cel mai serios, poți să te comporți și tu normal, bă, pe bune. Ok. Da, ok, dar să te scot în oraș, dar să și tu îți faci ca toate alea, dar să te bulbă în continuu, țip pe aici pe sus tot, dar să le îți faci nu știu ce. Acum cumpărăs mâncare, dar să le, mă, dar ce să mai cumpere pe aici? Hot dog, interesant, ia mă că cumpăr un hot dog, eu, dar să le vrei, tu uite, mă, ți-am lăsat ție, dar să le, ia să. Poftim un hot dog, ia un hot dog, stăm aici frumos la masă, mamă, dar să le vezi că arată mai mișto decât restaurantul tău, bă, ăsta, dar să le e mai mișto. Ce ai zis, bă, restaurantul meu e mult mai frumos, bă, fiantele, păpatele, hai la Daniel, că Daniel îți dă burger special, wing, bă, la fă, fiantele, eu vreau să merg la bar, ok? Eu vreau să merg la bar. Da, n-am înțeles, bă, dar mă enervează, dar să-l pe bune, felul în care dar să-l vorbește de câteva zile încoace, bă, de fapt, toată viața a vorbit așa, mă, frate, dar mă enervează, mă, când țipă el așa și face toate treburile astea să bâlbâie în continuu, nu știu, mă, frate, că mă face și pe mine să mă bâlbâi, să, da, nu mai înțeleg nimic, mă, dar ce tot face, mă, stai, mă, dar să le, mă, ce tot faci, mă, pe aici, dar să ce faci aici la baie, stai așa și te uiți la pereți, asta e baia la tine? Ce vrei, Barafele, mă, dar pleacă, Barafele, fii antenă, eu vreau să fac căcuța și acum te intri peste mine, ia pleacă, bă! Ce, bă, dar să le, bă, da, ok, dar să le, în primul rând, nu vreau să mai zic nimic, doar vreau să zic, dar să le, uite-te deasupra ta, dar să le, adică, pe bune, ce ies așa particulele astea de inimioare din tine, dar să le, ești îndrăgostit? Ce inimioare, bă, tot te bărat, mă, să facă cuța! Da, gata, dar să le, ok, mamă, deja, bă, mă, enervează rău, tot, bă, frate, ce să fac, mă, cu dar să le, că nu, mă, ce facem ăsta? Dar ce se întâmplă? Ești ok? Ce s-au de acolo? Nimica! Ce puțin, Darusele, vorbește o mai ca lumea, Darusele, ce nu înțeleg să vorbești cum trebuie, că nu te aud, Darusele, ce faci acolo? Plângi, ce tot faci? Nu, mănânc! Ce faci, mă, te neci, cu ce te neci, bă, Darusele, Darusele, nu spune că tu, acum, în momentul de față, ia că intru peste tine, mă, ce? Ok, Darusele, prea periculos, nu vreau să mă mai pun cu el, mă, Darusele, bă, ești periculos, rodotă, mă, dar ce tu, rodotă lumea de tine, te pun pe TikTok la toate fetele și te vadă toate fetițele, Darusele, papa. Mă, dar stați puțin, că mi-am dat seama de ceva, Darusele, oare de ce plânge, stați puțin, că acum mi-am adus aminte de ceea ce am făcut eu cu Mara 2012 acolo cu semnul ăla, oare blânzile treaba asta, mă, ce tot faci, ia să vedem, mă, ce tot faci, mă, stai aici, mă, cine să vedem pe acolo? Dar oare care e faza cu semnul ăla, Mara chiar a murit cu te fiantele, mie mi se pare suspect că fiantele, Mara am scratchat pe telefon, uite, eu am dat mesaj și ea nu mai răspundea, deci fiantele, eu trebuie să fac ceva, să scap de la fali și să merg eu singură, fiantele, am eu un plan, așa, gata, Barafele, ce faci, bă, alo, bă, ce faci, bă, alo? Mă, ce tu faci, mă, Darusele, aici, mă, Darusele, vei, bă, ce tot faci, Darusele, te aștept aici, că tu, gata, ai făcut la toaletă, gata, te-am lăsat, Darusele, că ai zis să te las, am stat și eu aici, să te aștept aici, n-am mai intrat peste tine, ai văzut? Ok, de fiantele, Rafale, eu vreau să mergem acasă, că fiantele, eu vreau să mă joc cu Ion, că vreau să mă joc cu Ion. De ce vrei, mă, cum adică să mergem acasă, mă, Darusele, nu-ți mai place, mă, dar ce sunt ăștia, mă, Darusele, ce, mă, ce sunt, bă, ce sunt, bă, dar, Darusele, bă, de unde au apărut, Darusele, dă-ți, mă, masca aia, că ai băgat toate prostiile pe aici.
Ok, hai, hai. Dar de ce plângi? Bă, de ce? Bă, de ce e lacrimi? Dar Răsel, de ce plângi? Bă, stai mă puțin, bă, ce puțin, mă? Bă, dar Răsel, bă, dar Răsel, cum adică plângi? De ce, ce ai făcut acolo la toaletă? Că nu te înțeleg. Eu m-am spălat pe față, da, pe față, pe față. Te-ai spălat pe față și scurg lacrimi, nu? Da, ok, hai acasă, hai acasă, să mișcăm cu Ion, yeah! Ok, bă, mie mi se pare cam ciudat, nu vreau să mă zic nimic, hai să mergem acasă. A, deci deja a plecat. Așteaptă-mă și pe mine, dar Răsel, așa, gata, Doamne, dar Răsel, Doamne ferește, cu tine nu se mai înțelege nici tot, nici tur, noapte, nimeni nu se mai înțelege cu tine, dar Răsel, mă, dar Răsel, dar ce ai păsit? Nimica. Dar Răsel, mă, tu de ce, bă, de ce plângi, pe bune, că te văd, dar Răsel, îmi dau seama după tine, dar Răsel, că plângi, mă, ce se întâmplă, mă, dar Răsel, cu tine, ce tot ai păsit, dar Răsel, adică, pe bune, din ce ai, ce ai păsit, dar Răsel, vrei, ce tot vrei să faci? E, pe fie antenă, brafa, eu am dat frumă. Bă, unde intru? Doamne, dar Răsele, bă, dar Răsele, nu știi, bă, să conduci, nu-ți va da niciodată mașina. Hai, gata, dar Răsele, m-ai adus acasă, gata, dar Răsele, că deja ești nesuferit, pe bune. Hai, du-te la tine în cameră, du-te și joacă-te cu Ion, lasă-mă pe mine pe aici, că stau să fac treburile prin curte, ok? Ok, dar Răsele, fac eu treburile prin curte, ok. Bă, frate, uitați să vă simt, cred că, dar, mamă, deci, dar Răsele chiar plânge, cred că plânge pentru că, sau stau simt, că l-am și auzit acolo când vorbea de Mara. Bă, frate, deci chiar dar Răsele a pus suflet, mă, dar nu înțeleg, oare dar Răsele îi place de Mara sau lui dar Răsele, de fapt, nu știu, să zicem ceva de genul că lui Darusel de fapt nu-i place de Mara, dar Darusel e ceva de genul, habar n-am, nu știu exact cum să zic, că cred că, nu știu, dacă sunt prieteni, dacă vrea să fie un prieten sau nu înțeleg exact, nu știu, scrieți-mi în comentarii care e faza, ce credeți că o să fie, bă, ce facem, uitați-vă, chiar a plecat, deci ăla chiar pleacă de acasă, cred că să uiți, mamă, deci vedeți că Darusel s-a îmbrăcat și negru, Darusel s-a îmbrăcat chiar și negru ca să țină doliu, practic, mamă, deci vedem că Darusel chiar ține doliu, păi și acum fiți atenți, trebuie să mă construc, să mă costumez eu în Mara, să mă duc pe acolo, dar nu vreau să mă vadă, faza, trebuie să facem un fel următor. Mă costumez, mă duc acolo să văd ce vorbește și toate alea, dar trebuie să ajung repede, să-l auce pe Darusel tot ce vorbește pe acolo și toate treburile alea. Și dintr-o dată să apare eu ca mare așa ceva, așa să-l zic, bă, Darusel, ce faci aici și nu știu ce, și să mă iau așa de el ca și cum, bă, Darusel, ești nesimțit, de ce mi-ai scris tu asta, Darusel, tu-ți bagi de mine, ce înseamnă asta, că asta nu e farsă de făcut, cum adică să scrii că am murit eu, știi, ca și cum ceva de genul că poate văd și părinții și lasă, vede, nu vă mai prea multe, ne costumăm acum și mergem la Darusel să vedem cum o să fie faza, hai să ne luăm costumația și să ne ducem. Să vedem ce zice și Darusel. Practic am închis asta, le dăm drum. Acum 3, 2, 1 și gata, frate, ne-am costumat, ne ducem la baie să ne vedem cât de frumos o să fim și să vedem să înceapă. Deci uitați-vă, da, ne vedem foarte, foarte bine, arătăm perfect în oglindă, foarte frumos. Și acum hai să vedem cum o să termine, cum o să se sfârșească acest prank pe care îl facem lui Darusel. Practic să vedem cum o să reacționeze Darusel când de fapt o să vadă pe Mara aproape de el. Dar înainte de toate vreau să mergem acolo să vedem ce face și Darusel și toate treburile astea. Deci trebuie să nu iau mașina, că dacă iau mașina o să-i se pară prea suspect lui Darusel că eu sunt cu mașina plecat și mă vede, nu mai sunt practic pe acasă, toate chestiile astea, înțelegeți voi care este faza. Acum mă duc foarte, foarte frumos, mă duc așa pe jos, bă, de fapt cred că ar fi trebuit să iau mașina, că practic dacă vede mașina acolo că e acasă și că eu nu mai sunt, poate spune așa niște semne de întrebare, dar mă rog, hai să mergem în partea asta și trebuie să mergem til, să mergem prin partea asta fix pe aici, ca să vedem ce face Darusel, poate deja, cred că deja a ajuns acolo, că-l vedem că nu e pe aici, pe undeva, hai să ne uităm, bă, prin spate să spunem că nu e, bă, oare, bă, să vede parcă ceva acolo sau... Da, bă, chiar, bă, uite, mamă, stai puțin că, nu, stai puțin că mie că mă vede, mamă, pe și unde mă duc, mă, frate, trebuie să mă duc aici după asta, dar să sperăm că nu mă vede, deci mergem așa, tip-til, în partea asta și să vedem, mă, deci, ok, îl vedem aici, mă, ce facem asta? Spune ce-o vloare! A, ce fraier a fost Mara, cum să Mara așa de fraier, oricum mie nu plăcea de ea. Bă, stai puțin că mie mi se pare cam ciudată treaba. Uitați-vă, Darusel, mă, ce face, mă, Darusel acolo? Mă, ce, de ce vorbești așa de urât, mă, frate, Darusel? Râde cumva, mă, ce, tu te faci, eu stai aici, mă, frate? Lumea, fiantele, eu o să-ți dați, uite, un barrel și-o spun chestii tale favorite, uite, o ciocolată, un cape, cum se numește, o pelerină și o mască care vreau să o fac cu tine de Halloween. Să fim noi doi cei mai buni prieteni, dacă tu ai murit, n-am. Mi se pare cam ciudat, uitați-vă puțin cum s-a oprit așa intrată, n-am mai zis nimic. Bă, da, uitați-vă puțin, i-a adus și flori, bă, frate, bă, da, nu înțeleg, gen, el vrea să facă niște glume ca și cum să fie vesel sau ceva de genul, adică nu înțeleg care e faza, că nu înțeleg de ce ar plânge și toate chestiile astea și de ce ar mai face niște glume din astea ca și cum că nu știu ce, așa, bă, da, mă, da, ce tot face ăsta aici, uitați-vă puțin la el, gen, nu prea înțeleg ce face aici, deci mă uit așa foarte frumos, uitați-vă la el acolo cum stă acolo, nu mai zice nimic, nu mai face nimic, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu Darusel, ce vrea să facă... Și fii
tantă-mi, eu să dau cadou burgerii mei. Eu te rog să-i mănânci așa frumos un rai, unde ești un rai, neat, să-i mănânci. Eu acum să plec. Ce faci? Darșel, Darșel, ce faci? Ce faci? Ce faci, Darșel? De ce plângi, Darșel? Ce căutai pe aici? Darșel, de ce plângi? Am venit de la film, dar aici că am rămas la film, că unde mi-ai dus atunci, că mi-a plăcut foarte mult aici la film. Tu de ce plângi? Dacă tu ești acolo și ești acolo... Mă, Darșele, uită-te la mine când ați... Mă, Darșele, uită-te la mine și vorbește cu mine. Mă, de ce plângi? Ce-i puțin, Darșele? Ce cauți pe aici, în primul rând, așa singuratic pe jos pe aici și plâns? Și de unde e toate astea pe tine, Darșele? De ce ești așa îmbrăcat? Da, dacă că vreau să mă niște apă. Aaa, și-ași fie antenă mara, fie antenă mara, vino rapid! Da, Darșele, dar vorbește ca lumea. Ce vrei, ce tu vrei, Darșele? Ce cauți? Mă, ce aici? Darșele, a murit cineva drag ție? Uite ce scrie aici! S-a stins din viață Mara 2012! Așa am găsit eu aici! Mă, ce? Dumnezeu să ierte 2012-2024! S-a stins din viață Mara 2012! Dar să ești nesimțit? Tu-ți permis să faci glumea de genul pe seama mea, dar ești foarte nesimțit? Cum să faci și așa? Dar știi ceva? Nu mă vreau să mai fim prieteni, tu ești foarte nesimțit. Cum să-mi faci să-mi înscenez moartea? Dacă vine mama mea și tatăl meu pe aici, trec ei pe aici frumos și o să vadă asta. Ce o să zic? Că vrei să fie, să plângă, să facă toate astea, dar să pașiectă mine, să pașiectă familia mea, dar să-l... Nu, dar să-l cata. Atât a fost. Nu mai vreau să mai fim prieteni, nu vreau să mai țin nicio legătură. Ești nesimțit cu mine. Dar nu, eu fie antenă mare, deci fie antenă. Eu mă leac cu mașina aici și așa am văzut, ești fie antenă mare. Ia seama, mare, dacă tu ești acolo, dar în cadavru cine e în cadavru? Fugi! Da, uitați-vă la Darșel, pe bune, n-am ce să mai comentez, frate, Darșel, mă enervează foarte rău, uitați-vă cum vorbește și toate astea, nu știu, mă, Darșel, parcă să crede așa, de la un timp să crede el așa important, mai șmecheraj de fel, nu știu, mă, Darșel, testul șmecheriei cu Darșel, mă, credeți că Darșel e șmecheriai că naște, pe bune, eu nu prea cred treaba asta, uitați-vă la aia, pe bune, cum face toate treburile astea pe mine, chiar mă enervează, sincer. Mă, ce? Mă, Darșele, nu ești amuzant, adică, pe bune, ce tot faci așa, Darșele, știu că te-ai costumat, tu cum, da, Darșele, de unde ai tu toate costumațele astea și ce cată, mă, ce-i asta, e lumânare, ce-i asta, Darșele? Păi fii atâta mare, la mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani! Da, mulțumesc, pentru ce, Darșele, îți place de mine, deci acum am crezut la mulți ani, până acum mi-ai făcut de acolo că am murit, asta e, Darșel, gata, pe bune, mamă, dar fiurezi, ești tu, Darșel, dar tu știi că ești cel mai fraier copil din lume? Ce? Așa ceva? Haia! Darșel, dar tu de ce plângi? De ce ai lacrimi în ochi, Darșel? Pe fii antenă, am făcut căcuța pe mine! Darșel, stai puțin, tu de asta plângi, adică nu plângi că scrie aici că m-am stins eu din viață, că am murit? Ba da, dar fii antenă, a plâns așa de mult cât am făcut căcuța pe mine și acum plâng că am făcut căcuța pe mine! Ok, Darșel, dar fii atent, Darșel, stai aici, uite-te la mine, fii atent, Darșel. Toată chestia asta a fost o farsă, eu ți-am înșinat toată asta ca să văd dacă tu ești un prieten adevărat cu mine sau nu, Darșel. Dacă îmi ești alături sau dacă ești o persoană falsă și îți mulțumesc că am văzut cum plângeai aici, Darșel, eu chiar te urmăram, de-aia m-ai văzut aici când am fost și eu ți-am făcut o farsă și, Darșel, pot să spun că îți mulțumesc, Darșel, că chiar ești un prieten bun, Darșel, și mă bucur că te-am cunoscut. Ok, dar fii antenă, eu am făcut căcuța pe mine, mă duc rapid la baie. Da, ok, ați înțeles care e faza. Mara n-a murit, Mara mai continuă. Să sperăm că nu o să-și dea seama, dar să-l într-un final că eu fac pe Mara, că altfel ar fi foarte naș. Dar scrieți-mi în comentarii ce farsele vrem să-i mai facem sub pretextul că noi suntem Mara. Da, Darșel, dar tu unde mă duci? Că nu înțeleg, adică mergem în partea asta, mai avem mult de mers, Darșel, îmi spui și mie, te rog, unde vrei să mă duci? Că nu înțeleg, adică văd niște construcții pe aici, ce sunt cu astea, Darșel? Hehehe, păi fii antenă, Mara, eu vreau să vă jucăm Bill Battle, yeeeey! Ce înseamnă, adică, ce e la Bill Battle și ce să facem să ne... Ce zici, Darșel, că nu te înțeleg? Bătaie cu construcții! Cum adică bătaie, Darșel, nu, Darșel, ia să vezi și bătaie, să zice că ești un nesimțit, Darșel, că tu, nu mai zic, Darșel, că tu rădai de mine că am murit eu când ți-am făcut farsa, tu rădai de mine. Păi și unde trebuie să mergi, Darșel, și cum urc aici și cum urcăm? A, faci tu, Darșel, Darșel, am găsit la apă, Darșel, așa, gata, Darșel, așa, gata, așa, hai să urc, Darșel, ce faci? Ce fraieră ești! Ok, Darșel,
concurs de construire, păi cum construim Dar Cel, că tu știi să, adică eu nu știu să construiesc Dar Cel, cum adică să construiesc, eu sunt copil mic. Și ce, da, fii antenă, uite ce se construiește. Adică Dar Cel, fii atent, vai, ce se află aici, Dar Cel, uitați-l la Dar Cel, de ce-mi far din relevant, Dar Cel, dar ce se află aici, ce scrie Dar Cel 2012 și aici ce e, Mara 2012, mie-mi place roșu, Dar Cel, e frumos aici, e mai frumos aici. Ok, după cum puteți vedea, Darren Cell a invitat-o pe Mara 2012, care sunt eu practic așa ascuns, cum ar veni fake, cum ar veni prietena lui Darren Cell, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că eu o să fiu împreună sau nu, eu zic că o să fiu cel mai bun prieten și cam atât, dar ne-a adus Darren Cell la concurs de construit, a adus-o pe Mara, dar ce concurs de construit vrea să facă Darren Cell? Chiar sunt curios și cum, uitați-vă la el, vin în partea aia, bine că m-am dus departe ca să nu mă audă, dar da, nu știu ce vrea Darren Cell să facă, dar o să mergem acum la el, că vedem că nu mai are răbdare absolut deloc să costumează, nu știu ce face el acolo și da, mă duc și pe aici, stați puțin că trebuie să merg și așa frumos să văd cum e zona asta, ceva de genul pe aici. Da, n-am, bă, uitați-o la Darcel, ce, n-aveți ce să-i cereți la Darcel, adică, bă, bune, cu Darcel, nu trebuie să mai îmi bag capul, adică, e Darcel până la urmă. Darcel, ce fac? De ce văzut Darcel? Am văzut și eu, mamă, dar e mare arena, păi poți să construiesc multe chestii aici, dar ce construim asta, Darcel? Dar, hai mă, gata, termină, Darcel, nu ești amuzant, ce construim asta, Darcel, construim, ce vrem noi sau ce facem? Nu, fratele, vreau să facem o casă de albine, un stop de albine, hai, facem. Da, Darcel, stop de albine, mă, Darcel, construim ce vrem noi, să înțeleg, ok? Nu! Ba da, Darcel, eu vreau să construiesc ceva, nu vreau să construiesc toate porcările tale, ok? Eu vreau să construiesc ceva, că dacă mă pui să mă duce aici, Darcel, termină, ți-am zis o termină, că nu ești amuzant absolut deloc, gata, omule, nu mai, încetează, că nu mai vorbesc cu tine. Ok, hai, fratele, hai să facem. Pleacă! Dar ce construim, Darcel? Orice vrem, hai, pleacă! Ok, bine, Darcel, deja te auzi și foarte încet, în fine, nu mă interesează, mă enervează foarte rău, vedem cum s-aude și Darcel, e horror băiatul ăsta, nu știu, el se crede foarte amuzant chestiile astea, e cam arogant, bă, Darcel, nu știu, așa mi se pare de la un timp, nu știu care e faza cu Darcel, scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vi se pare, dar acum, hai să ne apucăm să vedem ce o să construim, bă, frate, chiar așa n-am nicio idee, de fapt, aș avea vreo idee, vreau să fac, fiți atenți, hai să luăm toate astea, să luăm purple, să luăm chestii de-astea magenta, să luăm toate chestiile astea de genul, pentru că vreau să fac niște chestii așa mai interesante pe care noi încă nu le-am mai făcut până acum. Nu știu exact ce să vă zic, 100% ceva sigur, dar aș vrea să ies să nu știu exact ce aș putea să fac, sincer, adică mă gândesc așa, nu știu, să fac o colivie, ceva de păsări, de papagal, de ceva, dar nu știu cum aș putea să fac chestia, nu știu ce aș putea eu să fac. Haideți că încerc să fac aici un fel de colivie, să vedem dacă ne poate ieși ceva de genul așa. Punem în partea asta și pe aici cum ar trebui să vină o colivie, cred că trebuie să facem niște d-astea așa, ceva de genul așa. După aceea va trebui să o ducem fix așa în partea asta și să facem ceva de genul. Bă, dar de fapt nu merge. Bă, frate, nu înțeleg. Cum aș putea eu să fac? Sau de fapt, ia să mai puțin. Dacă pun astea așa, după pun aici niște d-astea așa, ceva de genul, îl duc așa ca și cum vine în partea asta. Din partea asta trebuie să vină fix așa și după aceea trebuie să vină fix așa niște trei chestii. Bă, o să fac eu ceva aici, să vedem dacă o să reușesc. Dacă nu, o să vedem cum o să facem, dar să sperăm totuși că o să-mi iasă ceva și să vedem după aceea cum o să facem în continuare. Facem mai multe chestii. Momentan vreau să văd dacă mi iese. Dacă nu mi iese, văd de ce să mai fac, dar să sperăm că o să-mi iasă. Mamă, deci fiți atenți că mi se pare că iese ceva genial. Nu știu, mi se pare așa o formă interesantă. Chiar vreau să fac în felul următor și în partea asta să fac tot așa aici, să vedem cum o să iasă. Bă, cred că o să iasă ceva mișto. Nu știu, am impresia că o să iasă ceva super super tare. Nu exact o colivie. Nu o să facem exact o colivie, dar poate o să fie, dar nu știu, parcă într-un fel, da, un fel de turn, de ceva, de chestii de genul, nu știu, dar o să facem treaba asta, să ducem cât putem de mult posibil în sus și după aceea o să vedem ce o să iasă practic, deci ducem în partea asta așa. După aceea o să ducem în partea asta fix așa, să facem frumos și să vedem după ce terminăm toată forma asta, să vedem ce ar putea să iasă, să vedem cam cum arată totul, să ne dăm seama așa, bă, frate, cred că ar trebui să fie aia sau să fie aia, nu știu, o să vedem. Deci vedem că în partea asta deja începem să facem așa, să nu mai avem niște d-astea așa cum vedeți aici fix pe margine. Vedem că începem fix în partea asta și ducem și aici tot așa niște trei de asta. De fapt, de data asta vreau să duc niște patru gemulețe așa în sus, patru ceva de genul fix așa, să vedem cum o să iasă, dacă o să iasă totul așa foarte, foarte bine. Ducem și în partea asta fix la fel și chiar sunt curios, bă, frate, ce o să ne iasă, dacă o să ne iasă ceva foarte interesant. Bă, momentan mie mi se pare că arată interesant, dar să vedem la final cum o să fie, să vedem ce de fapt o să fie. Într-un fel, nu știu, parcă și cafelinar. Bă, nu știu exact ca ce arată. Vedem ce se află aici. Facem așa bam 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 și vreau să scrieți în comentarii dacă vă place ce a ieșit până acum și cum o să fie până la finalul episodului. Chiar sunt curios și ce reacție o să aibă Darcel la ceea ce construiește Mara, pentru că mie mi se pare o construcție foarte, foarte interesantă. Mi se pare totul foarte, foarte genial și da, avem foarte frumos aici, facem frumos bam bam și cam da, cam atât o să fie. O să vedem cum o să termin
până în tot ăsta și să vedem după ce o să fie de fapt ceea ce construim noi aici. Momentan cam așa arată, nu știu exact ce să zic e chestia asta, facem așa ceva random, parcă e un turn ceva, da, e un turn mai mult, un fel de turn de prințesă, de ceva, nu știu exact să vă zic exact, nu știu, scrieți-mi în comentarii cam ce ar trebui să fie, cam ce înseamnă, cam ceva de genul, uite aici vreau să fac un beacon ceva, dacă stau să mă gândesc că tot a rămas fix aici partea asta, ar arăta interesant un beacon, dar până încă beaconul ăsta trebuie să mai facem, să punem tot așa cu purple, cred că o să fie, nu, cred că tot cu purple, deci ducem în partea asta beaconul și beaconul ca să-l activăm, parcă trebuia să punem cu diamante sau cu iron, ceva de genul, ia să luăm iron în partea asta și cam cum era, mă frate, trebuia să punem ceva de genul așa în jumătate, să punem 3 de astea sau cum era, că nu mai știu exact cum era cu beaconul și cu toate astea de genul, dar punem în partea asta și trebuie să-i tăm, bă, să sperăm că e fix aici pe jumătate, nu știu, să-i dau drumul la beaconul ăsta, să sperăm că o să reușim să-l fac, dacă ducem și în partea asta ceva de genul așa, mă, dar nu mai știu cum să mai făcea beaconul exact, dacă ducem și în partea asta așa, cred că așa ceva de genul, nu mai știu exact, sincer, nu mai aduc eu bine aminte, dar parcă așa, ia, bă, de fapt, bă, nu mai știu exact cum era beaconul, dar o să-i dau, o să încerc eu dacă nu-mi iese aia, e, dar să vedem după aceea ce o să mai facem în afară de ce am făcut noi aici, o să iasă ceva mai mișto, dar vreau să mai vorbesc și cu Darusel, mă, dar n-avem căscuțe și astea, că nu mi-a dat Darusel căscuțe, nu putem să vorbim, asta e, vorbim la final de episod când o să ne arătăm practic între noi ceea ce am construit și cam gata. Bun, gata, am reușit și cu beacon, am făcut aici frumos, trebuia să pun și o blocul ăla de sus și cam așa trebuia să fie, cam așa o să fie chestia asta, am făcut chestia asta aici și acum nu știu ce să mă gândesc să mai fac, cred că o să las chestia asta fix așa și o să facem ceva pe aici, dar nu știu exact, fac un fel de castel, un fel de ceva, apar n-am exact ce aș putea să fac, dar fac un fel de castel așa, nu știu, de colorat, nu știu exact, sincer, chiar n-am nicio idee cum o să fac, să ia, hai facem chestia asta cum facem noi aici, mamă, deja nu mai pot să mai vorbesc sincer, hai să vedem, ne ducem în partea asta ceva de genul așa, să facem un fel de castel sau nu știu ca, un fel de ce să facem, mă, frate, habar n-am, nu știu, chiar n-am nicio idee ce aș putea să fac, dar fac aici niște chestii random să vedem ce o să ne iasă într-un final și da, scrieți-mi în comentarii dacă mai vreți să mai facem chestii de genul și scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca Mara să se întâlnească cu Alice, adică Alice să se întâlnească cu mine practic ca Mara și nu știu, scrieți-mi dacă vreți să, da, să-i zic lui Alice că sunt eu bine la momentul lui Alice, o să-i zic, probabil o să-și dea și ea seama sau, nu știu, de fapt nu cred că o să-și dea seama, să sperăm că nu-și dă seama și să nu mă dea de gol, dar n-aș vrea să-i zic o perioadă, la o perioadă o să vreau să-i zic că probabil vreau să mai fac eu niște chestii, dar o perioadă nu vreau să-i zic pentru că vreau să facem și concurs de construit să fie Alice contra mine și să fie Darusel practic aici la jumătate, ceva de genul, nu știu, așa, chestii din astea, să vedem cum o să fie, să fie totul foarte, foarte frumos, chiar sunt curios cum o să fie, scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca Mara să se întâlnească cu Alice, să facem episoade și cu Mara și cu Alice și cu Darusel, cu toată lumea și da, ce am făcut aici ceva de genul așa, după aceea cred că o să vreau să duc ăsta fix așa, ceva de genul aici, nu știu, să duc ăsta ca și cum e aici fix așa, gen, nu știu exact, hai punem în partea asta ca și cum fix aici avem și după aia, dacă punem ceva aici între jumate să fie, mamă, vedeți că arată interesant așa, cred că așa o să fie, în partea asta punem, facem tot exact la fel și după aceea să vedem cam ce o să iasă, frate, că chiar nu știu, chiar astăzi construim ceva random și chiar e random, la modul cel mai serios, pe bune, 100% e random, că nici nu știm ce o să facem. Bun, momentan cam așa arată, nu știu exact ce e aici, nu știu, scrieți-mi în comentarii cam ce seamănă și nu știu, mă gândeam să fac ceva aici, să duc așa un fel de chestie așa de turn în sus, bă, nu știu exact ce să fac aici, frate, chiar nu, nu știu, a, fiți atenți, vreau să fac un nivel așa, nu știu, să fie ca, bă, două nivel, bă, nu, bă, eu chiar nu știu ce fac aici, dar vreau să fac să reproduc partea asta de jos, să reproduc și aici cumva ceva de genul să fie fix așa în partea asta, dar nu știu, bă, frate, chiar nu știu, nu știu, n-am, habar n-am ce fac eu aici, fac ceva, dar nu știu exact, sincer, ce fac, nu mă întrebați, o să vedem la final cam ce o să fie, ce o să facem, bă, de fapt, nu, eu chiar nu mai pot să mai vorbesc, sincer, gata, nu mai pot să mai vorbesc, doar nici nu știu, e foarte random totul ce se întâmplă aici, mă enervează și Darusel, chiar habar n-am, nu știu, o să stau să fac asta, vedem ce o să iasă și după aceea trebuie să mergem să vedem ce face și Darusel acolo, să vedem, să vedem și să vedem în continuare totul, deja nu mai știu ce să mai vorbesc, sincer, deja sunt căpiat așa, nu știu cu Darusel, nu mai pot, pe bune, gata, mă opresc, vorbesc și vorbim revenind după ce facem aici chestia asta, că deja nu mai pot, sincer. Nu mă întrebați ce am făcut aici, dar mi se pare foarte, foarte genial, chiar este foarte tare și partea asta și partea asta, hai să vedem așa din spate, deci uitați-vă la ambele chestii, bă, nu știu, mi se pare genial, vreau să mai fac o chestie din asta, că nu știu, bă, mi se pare chiar super, super tare și acum, nu știu, hai să facem o chestie tot așa, dar vreau să facem, nu să facem exact la fel, facem cu chestiile astea, cu blocurile astea, o să duc ceva de gen, nu știu, vreau să fac niște forme așa mai ciudățele, uitați-vă că chiar, bă, cum mie mi se pare construcțiile, nu, vreau să-mi scrieți chiar acum serios, pe bune, în comentarii, scrieți-mi în comentarii dacă și vouă vi se pare la fel, că construcțiile acelea pe care le fac așa random și n-am nicio idee, e chiar cele mai bine, nu știu, sunt cele mai șmechere construcții, pe bune, nu știu, chiar mi se pare asta și vreau să îmi scrieți acolo în comentarii ce părere aveți, adică uitați-vă puțin la chestia asta și la chestia asta, frate, chiar sunt mândru de ce mi-a ieșit până acum și da, hai să facem și aici, vedem ce o să ne mai iasă și după aceea să mergem la jumătate, să vedem ce a făcut și Darusel, să le dăm note și să vorbim ca Mara, pardon, și da, nu mai, nu
chiar, aolo, nu, nu, băi, eu chiar nu mai pot să mai vorbesc sincer. Chiar vreau să scap de concursul ăsta, să mă liniștesc eu puțin, să stau lejer așa, că cu Dark Souls deja mă ia tot. Bă, da, ha, nu, no, nu, no, chiar nu mai are rost să mai zic, știi și voi ceea ce vreau să spun. Am terminat și a treia chestie, a treia ciudățenie, care mi se pare și asta că arată grozav, bă, frate, nu știu, toate chestiile astea de le-am făcut mi se par foarte, foarte grozave. Bă, da, dar Dark Souls nu pare că a făcut nimic, ai uitat să puțin, nu se vede nimic acolo, bă, fratele, ăla chiar n-a făcut nimic și își bate joc așa pe bune, adică, bă, da, uitați-o, chiar îmi place cum arată și chestia asta, vedeți că am făcut un mood de la Mara acolo, foarte, foarte frumos, și chestiile astea, bă, nu știu, toate chestiile îmi plac foarte, foarte mult, chiar dacă nu știu exact ce reprezintă, practic, sunt niște construcții așa, mai, niște construcții așa, nu știu, niște construcții foarte random și mie construcțiile astea mi se par cele mai șmechere. Scrieți-mi în comentarii ce note le dați, dacă vă place ceea ce am făcut aici, ceea ce a făcut Mara, de fapt, și acum, hai să mergem la jumătate, să vedem dacă o fi și Darusel aici, poate, de fapt, e Darusel deja aici, ia mă să ne uităm, da, nu e nimic, ok, deci nu e Darusel la jumătate, trebuie să-l strigăm și să vedem aici, să vedem ce a făcut și Darusel, să sperăm că a făcut ceva, că parcă nu prea să vedea nimic acolo, sincer, nu știu ce să zic. Darusel, bă, ce sunt colpul ăla, Darusel, ce sunt colpul ăla, n-ai voie să vezi, Darusel, de ce intră, mă, merge la mine, Darusel, ce auto, Darusel, îți place ce am făcut, de trei chestii foarte șmechere, ce părere ai tu, Darusel, despre ele? Mamă, bă, sunt foarte frumoase, mamă, bă, ce asta, e McDonald's? Nu e McDonald's, dar Darusel, este de la Mara, numele meu inițial, mă, de la Mara. Mama, ia, stai, Darusel, încet, ok, Darusel, poți să-l spui pe bune, te rog, adică, ce părere ai tu de, uite, hai să începem cu asta, prima oară, asta este prima construcție pe care am făcut-o, după aceea asta și după aia cu mă. Hai să vedem, prima oară de asta, ce părere ai tu de ea? Este o chestie foarte mișto, dar nu știu, este un turn, nu vezi așa, e un turn de la de-l vezi pe la mare, pe la chestie în genul și... Da, îmi place, și asta ce e băz de magie, e tot așa ceva foarte șmic, dar să nu știu, e ceva, dar să sunt niște chestii random, nici eu nu știu ce sunt, dar spunem dacă îți plac, dar să le atâta, ce părere ai tu de fiecare în parte? Fii atent, vreau să îmi spui ce părere ai de prima, asta de aici, vino aici și ce notă îi dai, ce părere ai și ce notă îi dai și la fiecare părând, ok? Dar să nu mai sparge, n-ai voie! Da, din greșeală, fii atent, lasă-ți dau nota 8, lasă-ți dau nota 7 și lasă-ți dau nota 9. De ce n-ai, da, justifică, care e părerea ta despre ele, Darusele? Pe fiantele mie îmi place asta, că fiantele e foarte mult și mie nu-mi place mult. Deci de asta îți dau nota 8, la asta îți dau nota 7, că nu-i nimic special, și la asta îți dau nota 9 și tu dau nota 8. În total nota 8, acum nu e nimic special asta, că mi se pare cea mai grozavă dintre toate astea, Darusele, e și interesantă, foarte, foarte tare, dar zic, dar stai puțin, cum adică, că îți place asta, că îți place, că nu știu ce, și după zici că nu-ți place, cum adică, Darusele? E, pe fiantele, bă, mare, așa sunt eu. Da, ok, Darusele, am înțeles, deci fii atent, Darusele, ești foarte slab, ești un minut la 8? Da! Ok, hai să văd ceea ce ai făcut, Darusele, chiar sunt curând, dar ce sunt cu toate albăile tăi? Bă, ce sunt chesturile astea, mă, Darusele, te-ți bai joc, ce ai făcut aici? Vino, Darusele, ce e asta aici, Darusele? Hai aici! Doamne, Darusele, ce e asta, este stop de albine, ce e asta? Păi fii atent, această construcție este un stop de albine, ia, intră aici! Păi am intrat, Darusele, am intrat aici, și ce e cu stopul ăsta de albine? Adică doar asta ai făcut pe bune, Darusele, adică eu mă închinui degeaba atâta chestii să fac, Darusele, și tu să faci doar chestia asta, care e o mare urățenie? Da! Ok, Darusele, ești foarte nesimțit, bă, Darusele, păi nu știu ce, adică poți da nota 4, mă, Darusele, dar pe bune, adică cum te-ai gândit tu la chestia asta, să construiești asta, Darusele, ce ți-a trecut ție prin cap așa? Păi, fiantele, mie îmi plac, stai, fiantele, de știi că, tu știi că eu am restaurant, nu am dinerul, da? Am dinerul. Darusele, dar să cum trebuie, că nu te înțeleg, mă și enervezi, Darusele, gata, ești nesimțit. Deci, fiantele, eu am restaurantul meu, diner, da? Da, ai restaurantul tău, diner, așa se vorbește, să se înțeleagă. Păi, din fiantele, eu vreau să-mi fac un orițită, vreau să-mi fac... Vorbește cum trebuie, Darusele, că nu te înțeleg, ce vrei să faci? Fiate, eu vreau să fac bine. Bine, dar să râzi de mine, ok. O să mă duc să te spun mami și lui tati să vină tati. Ce e asta? E o mire, fiate, nu e o mire că eu vreau să fac la daină. O mire de altine. Ce mere? E o mire și după zici că e mere. Mă, dar să poți să vorbești cum trebuie, dar să-l înțelegi. Vorbește, uite, așa. Bă, ok. Dar să ce faci? Mă, ce mi-ai dat? Dar să-l simțiți. Stai, mă! Dar să-l
ești foarte nesimțit. Nu, asta să faci tu cu gagicile tale, dar tu ce gagici să ai, că tu ești un papă lapte, ești un fraierul, ești un... Uite-te la tine cum arăți sarăsele, îți pui și mască pe față că ți-e rușine de tine. Bă, Rafaele, bă, Rafaele, unde ești? Da, ok, deci vedeți că Darcel a plecat după mine, căutarea mea care chiar sunt fix aici, de fapt Darcel nu știe treaba asta, bine, să sperăm că nu știe și să sperăm că nu o să știe niciodată, pentru că vreau să facem așa, vreau să-l ținem foarte mult, nu cred că o să-l zic niciodată, de Denisa știți că i-am zis, dar de Mara n-aș vrea să-l zic ca să nu mai facem episoade de genul și da, cine știe, poate la un moment dat o să vină o altă fată pe aici prin oraș ca să nu mai facem noi cu Mara și toate chestiile astea de genul și da, scrieți-mi în comentarii dacă v-au plăcut construcțiile noastre, vreau să-mi scrieți dacă v-au plăcut construcția pe care am făcut-o eu, toate construcțiile astea și ce-a făcut Darcel, bă frate, ce-a făcut Darcel este chiar foarte, foarte nașpa, dar da, nu mai zicem nimic, vedem că foarte multe albine pe aici, un stup de albine, uitați-vă la mine cât de chestii am făcut, cât m-am chinuit pentru nimic, dar practic, măcar ați văzut și voi ceva frumos, că din partea lui Darcel, mai rar, mai rar, chiar, ultimele dăți au fost ok, dar acum vedem chiar începe prost. Acestea sunt construcțiile pe care Mara 2012, prietena lui Darcel, adică eu, fake, uitați-vă la mine, așa, le-am făcut foarte, foarte frumos, vreau să scrieți în comentarii ce părere aveți de ceea ce a construit Mara și acum hai să vedeți ce a construit Darcel. Da, uitați-vă puțin ce a construit Darcel, un stop de albine, eu am stat, m-a chemat Darcel, deci practic Darcel a chemat pe Mara, să vă zic contextul, a chemat la un concurs de construit și uitați-vă ce a construit Darcel și ce am construit eu sub pretextul că sunt Mara, pentru că Darcel nu știe, îi facem o farsă, așa suntem costumați și facem vocea asta, bună, eu sunt Mara, ce faceți? Au înțeles, ok, deci cam așa, scrieți-mi în comentarii, dați, fiți atenți, dați subscribe dacă vă place mai mult ceea ce am construit eu, adică Mara, și like dacă vă place ce a construit Darcel și sunt 100% sigur că mai multe o să fie subscriber dacă like-uri, dar măcar pentru mine dați ambele. Mamă, frate, cât de nașpa mă simt în dimineața asta, mă, frate, mă, ce se întâmplă, mă, ce se întâmplă, bă, aici, unde, mă, ce sunt atâtea paturi, bă, unde am ajuns, mă, bă, ce mă aflu, bă, aici, mă, ce e asta de sus aici, tot asta și chestia asta, Squid Game, bă, stai puțin că nu e real, bă, cum adică Squid Game, bă, frate, stai puțin, Squid Game nu era cumva jocul ăla foarte, foarte periculos în care oamenii mor, Bă, tu ce cauți aici în primul rând și eu ce caut și tu ce cauți cu mine aici, Darcel, ce s-a întâmplat acum, Darcel, ce ai făcut, ce ai făcut tu? Am dormit. Ai dormit? Ce ai dormit, Darcel, că bă, Darcel, cum am ajuns aici, bă, Darcel, ai făcut ceva, mă, iar mă, ne-ai băgat în prostii din asta, bă, Darcel, tu știi ce înseamnă Squid Game? Da, nu, eu, bă, Rafale, bă, ce înseamnă Squid Game? Jucul calamar, nu-i, suntem calamar, yeah, bă, eu mi-am dorit să fiu calamar. Darcel, nu te înțeleg ce vorbești, că vorbești acolo cu precipitații, Darcel, vorbești așa, că eu m-am văzut, așa vorbești tu, Darcel, în fine, fii atent, bă, Darcel, tu n-ai auzit niciodată de serialul Squid Game, jocul ăla periculos, Darcel, unde oamenii mor? Oamenii mor, nu! Stai, dacă stai, alu, Mara, alu, fiatră, dacă mor, să știi că te uiți, mă, ce, la fel, ce? Ce, cu cine vorbeai acolo la telefon? Cu nimeni, cu mama, cu mama. A, cu mama ta, păi ai tu mama, Darcel, că adică, nu mi-ai făcut cunoștință cu mama ta, când îmi faci cunoștință cu ea? Mâine! Bă, Darcel, vorbește-mă ca lumea, Darcel, ești după somn, ce, Doamne, te iartă-mă, Darcel, ești și răcit, ești după somn, Darcel, îți mai bai și joc de mine, mă, cum am ajuns aici? Nu știu, ia, Rafael, vino! Stai, Darcel, bă, dar ești prea răgușit, bă, Darcel, bă, Darcel, tu chiar ar trebui să dormi aici, Darcel, dar cum am ajuns, mă, noi aici? Ok, Darcel, chapter 1, hai să mergem aici, cred că nu Squid Game, bă, frate, ora ține succes, că nu știu ce se întâmplă aici, să sperăm că să scăpăm cu bine, bă, Darcel, fii atent, știi ce se întâmplă, mă, aici, știi, mamă, 20 de secunde, Darcel, trebuie să așteptăm aici, știi ce se întâmplă? Nu știu ce înseamnă, nu știu. Ce nu știi, bă, Darcel, poți să vorbești cu mama mea, bă, tu îți bagi joc de mine, tu ce ai făcut, Darcel, tu aseară, zilele astea, ce ai făcut tu, Darcel? Păi fii atent, bă, Rafale, am fost și m-am bulgărit, am mâncat zăpadă, m-am jucat furat, am dat rici. Da, ok, nu mai trebuie să mă ajungi, bă, Darcel, fii atent că aici nu trebuie să te miști, că s-aude un sunet, Darcel, trebuie să te oprești de mișca, fii atent, că se apare acolo, dar... Darcel? Bă, ce Refacem, Darcel, dar ce s-a întâmplat, bă, stai puțin că e cooldown-ul ăsta, nici nu s-a terminat cooldown-ul, mă, ce, doamne, iartă-mă, se întâmplă, bă, Darcel, aici, bă, Darcel, dar poți să vorbești ca lumea, mă, că mă, e și nervez, ia, stăm aici, pe stai puțin, bă, dar e prea mare cooldown-ul ăsta, mă, ce ai făcut, Darcel, tu ai umblat tu la ala, Darcel, le-ai stricat tu pe astea? Nu, eu, Rafael, nu, dar fii atât, bă, Rafael, eu o să câștig, Da, Darcel, 100% să câștigi tu care faci pârți în continuu, Darcel, uite, dacă mă uit la spatele tău, aici nici nu mai comentăm, adică, pe bune, să fim sinceri, Darcel, dar ce trebuie să faci? Da, fii atent, ia, nu te mișca, Darcel, nu te mișca, fii atent, nu te mișca, dar să sperăm că nu murim, de fii atent, deloc să nu te mișci nici cu nimic, Darcel, fii atent, uite, acum e red light, fii atent, că asta e red,
am uitat, Darusele. Mamă, și nici nu pot să mă uit pe tine, mă, Darusele. Cum vine acolo? Cum vine acolo pe Darusele? Ah, ok, am înțeles. Ai murit și tu, nu mai are rost să fii atent, bă, Darusele, că trebuie să facem ceva aici. Hai să nu mai dăm cu cooldown, că nu mai avem nevoie. Adică fii atent, că durează prea mult și nu, chiar e urât. Hai, mă, bă, dar trecem și noi măcar de prima asta, că avem atâtea capitole, Darusele. Uite, deci chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5, 6, 7, 8. Gata, Darusele. Bă, ce mi-a făcut, mă, m-ai închis aici, Darusele, hai, mă, pe bune, stai, că nu e cu cooldown, am înțeles, da, ia, bă, m-ai închis aici, bă, Darusele, stai puțin, că n-avem, bă, și cu, bă, cum facem, mă, cu cooldown-ul ăsta, Darusele, că trebuie să mergem amândoi, hai, repede, așa, încet, Darusele, ce se întâmplă cu harta asta, poți să-mi spui și mie? Nu știu, brafele, eu zic să facem cu cooldown, ok? Da, Darusele, da, să fie mai mic cooldown-ul ăsta, că nu știu care e faza, că stai puțin, să lasă-l, fii atent, Darusele, lasă-l așa, vino aici, dar nu te mișca, fii atent, intră-i, vino aici și nu te mișca, fii atent că e red light, nu trebuie să te miști absolut deloc și la green light. Acum, fii atent, ce nu mă interesează pe mine, eu că... Da, ok, dar să le trebuie să dăm cu cooldown, ai dreptate. Aolea, bă, dar să le bă, să speram că termina măcar ăsta, bă, dar să le, dar nu mai faci așa că mă enervezi, fii atent, cooldown. Să hai, bă, dar să le, nu mai vorbi peste mine, ai răbdare, dar să le, că mă și enervezi, mă, așa, fii atent, stai. A, păi și te acum trebuie să stăm 30 de secunde, mă, dar să le, pe bune. Bă, rafa, fii atent și nu stai ultimele secunde, eu vreau să te bat. Da, dar să le, am înțeles, ok, deja mă enervezi, dar să le, bă, dar să le, dar tu poți să nu mai umbli așa dezbrăcat, că răcești mintea, bă, dar să le. Tu crezi că ești omul care răcește cel mai repede, dar să le, fii atent, nu te mișca, că e red light, 3, 2, 1, hai, green light, gata, încet, stop, a, cât de fraier ești, dar să le, iau rămas, fii atent că eu câștig, dar să le, eu câștig, opa, mamă, da, e mai greu decât pare, sincer, chiar e mult mai greu, dar e nașpa că nu poți să te uiți peste mine, dar să le, mă, fii atent, acum, stop, gata, mă opresc, dar să le, fii atent că eu să termin, haha, fraiere, dar să le, tu nu știi să te joci aici, ai mamă, fii atent, opa, a, n-am ajuns la final, mai avem foarte puțin, deși sunt fix la final, dar să le, nu știu de tine, dar să le, gata, nu mai pot să se tot, ai, dar să le, stai, lasă-mă, că trebuie să mă concentrez aici, bă, dar să le, taci odată, fii atent, cât o fi, fii atent, gata, dar să le, am terminat, am trecut de primul ăsta și acum ce trebuie să fac ceva, nu cred că trebuie să mai fac nimic, păi și am trecut, a, dar să le, peste puțin, păi și trebuie să treci și tu, sau care e faza, mă, că eu am trecut, sau unde trebuie să ajung, dar a, gata, am câștigat, bă, dar să le, ești foarte slab, prima rundă este câștigată de mine, am 1 la 0, hai să trecem la capitolul al doilea, dar să le, să vedem cine o să fie mai șmecher aici, avem acolo cooldown-ul, da drumul și să vedem aici, mamă, dar să le, știi care e faza cu chestia asta, mă? Da, nu știu nimica. Fii atent, brafale, eu ia cercul și tu iei umbrela. Ia umbrela. Nu, eu fii atent că vreau să iau steluța asta. Gata, am luat steaua, dar să-i, cum adică tu îmi zici să ce să iau? Păi cum adică, ce înseamnă asta, Darusele? Bă, dacă nu e umbrela, ești cel mai slab. Da. Ok, Darusele, te-am înțeles. Hai să vedem și fii atent, ce trebuie să facem, fii atent. Avem asta. Ah, ok, eu am înțeles, Darusele. Eu știu ce trebuie să fac. Tu nu știi, Darusele, e slab. Mamă, dar e mai greu decât pare, sincer. Stai puțin, bă, Darusele, parcă e mai greu decât pare. Bă, stai puțin, că e mai greu. Darusele, sper că nu. Fii atent, ultima. E ultima? Nu. Mai mult, da. Gata. Sau ce? Bă, Darusele, am terminat? Bă, Darusele, mă auzi? Da, am terminat. Bă, cum te... Bă, stai, mă, eu am terminat, sau ce e terminat? Bă, ce se întâmplă? Trebuie să și punem asta așa, ceva de genul. Sau ce trebuie să facem, dar să că nu înțeleg. Bă, stai puțin că nu prea înțeleg. Sau așa trebuie să facem asta, sau care e faza? Ia fi tentă, am făcut asta. Păi și ce, bă, ce trebuie să facem? Bă, cred că am greșit noi ceva aici și nu sunt eu sigur. Bă, nu. Trebuie să întoarcem pe mai multe, dar să le facem pe roșu, mă, sunt mai multe culori pe care trebuie să le facem, dar să le, ia fiate, fiate, te fac pe roșu acum și cred, gata, mă, gata, dar să le, i-am terminat, nu știu tine, tu ai murit. Stai puțin, tu dacă dai într-o parte, că tu ai dat într-o parte unde nu trebuia să fie și da, ai murit, dar să le, i-am câștigat a doua rundă, am 2 la 0, dar să le, și o să câștig toți banii ăștia, dar să le, dita mai premiu de mare, tu nu o să câștigi nimic, că ești fraierel, dar hai să vedem capitolul, trebuie să vedem ce se află aici. Mamă, dar să le, știi ce e ăsta, mă, dar să le, știi ce e ăsta cumva? Lasă-mă în pace, frate, și ceva? Slash, ce hecuri, dar să le, ne simți cum, adică hecuri, pune-te tu în partea aia, eu mă pun în partea asta, maxim 15, dar să le, du-te în partea aia și stătem aici, astea secundele astea, dar să le, trebuie să ne batem aici, fii atent, dar să le, trebuie să ne tragem, care pică aici jos, am murit practic și câștigă celălalt. Ok, nu-mi pasă, tot o să pierzi. Da, tot o să pierzi, dar să le, ai dreptate că tot o să pierzi, pentru că este 2 la 0, 3 la 0, nu mai știu, acum o să fie 3 la 0 pentru mine, ia mă să vedem, 3, 2, 1, ne urcăm aici, urcăm cu liftul, dar să le, am ajuns deasupra și fii atent, acum ce trebuie să faci, fii atent, mamă,
mamă, fii atent, Darusel, că eu știu ce trebuie să faci, știu ce trebuie să faci. Ah, cât de ușor, Darusel, fii atent, că e ușor pentru mine, e ușor pentru mine, Darusel. E ușor, te-ai înțeles? Tu știi, știi, Darusel? Bă, Darusel. Ba, știu, dar dai jingur, te rog eu. Păi, dar ce trebuie să faci, Darusel? Ce știi, că nu știi nimic, Darusel. Mamă, cât de ușor e pentru mine, Darusel, eu te bat la prima runde, mamă, Darusel, stai puțin, că am făcut aici poze, îți fac poze, Darusel. Mamă, uitați-vă puțin la Darusel, acolo în spate. Adică, pa bune, Darusel, nu știi ce se întâmplă, mă. Ce faci, Darusel? Mori, bă, da, care cade-mă la primul, Darusel. Opa, gata, fii atent, Darusel. 3, 2, 1 și mamă, fii atent, Darusel, că o să cazi, Mă, stai puțin, că nu prea, uite, eu nu prea seama care cum cade, că nu prea înțeleg. Ok, Darusel. E foarte slab. Da, ce bucă. Ce adică, adică, ce easy, Darusel, ce easy, că nu e nimic easy, Darusel, e foarte slab, e foarte slab. No, cât de fraier ești, cât de fraier ești. Nu văd, Darusel, dacă nu ai trebuit să luăm 2 secunde, 2 minute. Ce s-a întâmplat? Opa, dar nu-mi dau seama, pe unde sunt, care distanță dintre noi, Darusel, că nu prea. Fii atent, 3, 2, 1, mă, fii atent, că acum e al treilea. Al patrulea, acum e al șaptelea. Fii atent. A, nu, e primul, al treilea. No, ultimul. Mă, Darusel, fii atent, că o să. Bă, dar care cade, Darusel, cred că o să fie egalitatea asta. Cred că o să fie egalitate. Mă, nu, tu o să pierzi. No, Darusel, stai așa, Darusel, că n-am cum să pierd. Fii atent, că eu mă descurc mai bine, puta. Nu prea înțeleg care se descurcă mai bine, care nu se descurcă. Cred că sunt la egalitate sau. Bă, de ce mi se pare că sunt mai aproape, Darusel? Opa, fii atent, că m-am făcut de pasta aici. Bam. Și a, cât de aproape, cât de frumos. Fii atent, al șaptelea, al optelea. Opa, mă, Darusel, cât de greu e asta. Bă, dar ce așa de greu, Darusel? Bă, dar ești puternic, greu. Darusel, ești foarte puternic, bă, Darusel, de unde e tu puterea asta, mă, Darusel? A, stai că tu făceai box, făceai de-astea, Darusel, tu ești mechir, mă, Darusel, nu? Taci în gură, una, ce faci, Darusel, mor cumva sau de ce plângi acolo, Darusel, ce-i pățit, Darusel? Ce bani, dă-i tu banii să că știi cum ar veni, ia bine, Darusel, pe mine, Easy, lasă-mă. Easy, dacă mai durează, mă, frate, aici, că stăm deja de jumătate de oră, Darusel, aici și niciunul nu. Ce s-a întâmplat? Opa, fii atent, 25 de secunde mai avem. Stai acum, ok, l-am luat, poți să ia al patrulea. Bun, acum primul, fii atent. A, nu e primul, dar l-am luat și pe ăsta, cred că tot eu, sau nu știu care l-a luat, dar răsul dintre. Ăsta e primul, nu, al treilea. Ăsta e primul, acum primul. A, nu e primul, dar 10, 9, păi te-aș putea, știi ce se întâmplă aici, nu cred că câștigă nimeni, nu? Dacă nu se întâmplă nimic. 5, 4, 3, 2, 1 și fii atent, doar te mai am luat, fii atent, cum da, bă, ce se întâmplă? Și ce s-a întâmplat aici? Nu știu, dar ai pierdut. Nu, n-a pierdut nimeni, dar este la egalitate. Bă, dar cum ești așa de puternic, bă? Cum e tare să atât de puternic, bă, frate, nu-mi vine să cred. Lasă, fiatele, deci tu era mai aproape. Deci tu te-am câștigat, că fiatele, tu era mai aproape. Da, când ai câștigat, mă, tu, dar este la fiatele. Mamă, fiate, că ăsta e ăla cu, e cu mărgele, cu din alea. Nu știu exact ce e, dar este la aici, fiate, mamă, cât de tare. Bă, dar frate, chiar e ca Squid Game, chiar arată. Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă voi v-ați uitat la Squid Game, dacă vă place, și scrieți-mi dacă vreți să mai venim aici și cu Alice, să mai facem și cu Alice. Și fiți atenți, că tot de Darusel așa pleca. Mă, ce faci, mă, Darusel? Ce vii după mine? Că voiam să vorbesc și ceva cu oamenii. Ia frutul, că ce am vrutul? Ia că deja mă nervezi, bă, băi, ne simți tu le, bă, ia, hai, bă, Darusel, mă, lasă-mă în pace, lasă-mă că vreau să vorbesc cu oamenii, Darusel, nu simți. A, începem, 3, 2, 1, fii atent, ia, mă, să vedem, ia să vedem, ce trebuie să facem? Easy, am câștigat. Da, nici n-am știut ce trebuie să fac acolo, am înțeles, dar Darusel, nu știu ce trebuie să fac el acolo, gata, mă, în sfârșit ai câștigat și tu o rândă, Darusel, wow, cât de șmecher ești, Darusel. Două am câștigat, Darusel, când ai câștigat a doua rândă, că a fost egalitatea aia trecută. Ba nu se întâlnă, bă, la fără, nici tu era mai aproape. Da, Darusel, acum la capitolul 5, hai să vedem ce să fie, ce, deci fiți atenți, aici vreau să facem un fel următor, dacă mai vreți să venim, să mă costumez și în Mara, să-l trolez pe Darusel, dacă mai vreți să și să mai facem și cu Ali, scrieți-mi acolo în comentarii, dați cât mai multe like-uri. Bă, ce era asta? Că parcă nu țin minte de el. Cu glasuri, nu mai știu. Păi tu unde știi, Darusel, că ai zis că nu știi ce era Squid Game, ai zis că e joc cu calamar, da, așa se numește română, practic, dar ai zis că nu știi, că nu te-ai uitat tu, Darusel, acum mă minți, Darusel, ce încerci să faci? Ce chat, mă, Darusel, bă, Darusel, tu te crezi aici, unde te crezi? Opa, ia, Darusel, nu trebuie să ne batem aici, nu trebuie să ne dăm, Darusel, gata, cine mai dă în mine 10 ani de ghinion? Așa, cât de frumos, hai mă că mă duc eu pe prima, fii atent aici, fii atent, mamă, de ce am fost atât de prost să mă duc pe aia, bă, frate, și acum trebuie să-l aștept pe Darusel, că asta nu se... ce fain, Darusel, ai murit și tu cândva, cât de fraier ești, Darusel, nu că trebuie la asta, trebuie să ne începem înapoi să facem din nou, Darusel, până ne iese, că...
Maci, hai, rapid, hai, e napi. Da, dar să le-am înțeles, ok, ma, păi iar trebuie să stăm, mamă, cine mă enervează cooldown-ul ăsta, frate, e prea mare, sincer, cooldown-ul, dar revenim noi. O să scoatem, o să scoatem, pe bune, pe bune. Pe bune, pe bune, dar înțele, gata, că mă și enervez. Hai, 3, 2, 1, mai așteptăm aici foarte puțin. Hai mă, dar să le să vedem acum. Deci fii atent, du-te, ar trebui să fie ăsta acum, nu? Da, wow, acela. Pe asta cred că sunt la fel, mă, ca de fiecare dată, mă. Nu cred că să schimb ordinea dacă tot a rămas așa, mă, dar... Da, aștept, stai, să scoatem cooldown-ul. Da, dar să le scoatem, dar vorbește și tu mai calma. Bă, mă, cum se mișcă, dar să le, vezi că te desprinzi, mă, de la jumate. Dar să le rămâi fără picioare, fără corp, rămâi așa, desprinzi, dar să le, ce se întâmplă cu tine? Hai, mă, repede, hai! Păi, dar să le, dar te bagă pe tine și pe mine nu mă mai bagă, că trebuie să vin o dată cu tine. Păi nu știam, upsi. Hai mă, dar să le acuia cu deși atent, ar trebui să fie asta în partea asta. Nu ia, fiate, mă, dar nu pot să mă, nu, ia mă, mă duc în partea asta. Da mă, da, așa e, dar să le șac, mă, șac, mă, a, cât de fraier ești. A, bă, stai puțin că sunt mai fraier acum, că eu trebuia să te las pe tine ca să te duci în față, bă, dar să le, a, mă, da, bă, da. Mă simt și voi acum moartul. Acum tu mă nervezi pe mine, ia mă, ia, ia, du-te, tu, acum te bă, dar să le, gata, termină, termină, că există o rundă în care ne batem special. Aici n-ai cum să mă bați, dar să le, ce stai să se, nu știu, 3, 2, 1 și hai să vedem, gata, gata, mă, dar să ai, mă, deci fii atent, prima e aici, după... Da, foarte amuzant ești tu, Darusele. Ce să spun? Și mor și tu ca fraierul. Păi, Darusele, putem să facem și noi ăsta pe bune să trecem de nivelul ăsta, că deja stăm de foarte mult timp aici. Ok. A, ok, a, da, hai, 3, 2, 1 și hai să intrăm, fii atent, Darusele, ce este prima, lasă-mă, lasă-mă, Darusele, prima... A... Ce fraier ești, okay, băi, este, este bine că ne-am dat seama că acum, de fapt, astea nu sunt la fel de fiecare dată. Este foarte bine, bă, Darusele, dar putem să trecem și noi de ăsta sau trebuie să facem partea a doua, Darusele? Bă, Rafa, fii atent, eu zic să trișăm și să facem cu pietre, bă, Rafale, cu pietre, dacă știi ce înseamnă. Darusele, nu, 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 bă, Darusele, dar n-ai venit mai aici, mă, frate, Darusele, îți bagi, bă, bă, ăsta e prea greu, mă, cred că la asta ar trebui să mai fie și Alice, că dacă am fi trei persoane aici, cred că n-ar fi mai ușor, Darusele, că dacă moare unul, moare celălalt, practic, o să rămână unul care are mai multe șanse, practic. Așa. Hai, așa. 3, hai. 2, 1 și gata, gata. Hai, mă, dar să le fii atent, fii atent. Du-te tu primul, fii atent. Hai, fii atent. Pietru, faci cărții la fiecare. Facem un fel următor. Pietru! Nu, nu, stai. Nu, 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 dar să le, te duci tu prima oară, că eu m-am dus mereu. Ok, du-te că fac avânt. Da, dar să le, gata, dar nu mai vorbi. Vorbește ca lumea, dar să le, nu mai face, nu mai impresionează pe nimeni. Ia, că da, frate, deși atent. 3, 2, 1 și aici. Și acum trebuie să facem un fel următor. Dar e nașpa că nu-l spawnează, dar să le înapoi, mă, frate. Ai fost mișto. Și acum, unde mă duc? În partea asta, în partea... Da, wow. Cred că aici o să rămânem, bă. Dar o să le, te-ai dus foarte bine. Trebuie să recunosc că te-ai dus foarte bine acolo, dar după nu știu cum ar mai trebui. Fii atent. 3, 2, 1 și... Hai. Gata. Fii atent, dar o să le acum... Mă duc eu. Da. Easy, fraiere. Aola, cred că o să doreze cam mult, sincer, aici. A, bă, dar să le, suntem în stare să facem asta sau trece la nivelul următor? Dar nu, că trebuie să-l terminăm pe ăsta dată, frate, că nu putem să stăm așa, bă, bune. Sau... Hai, gata, fii atent. 3, 2, 1, acum du-te tu primul, dar să, hai, du-te pe stânga, eu zic că e mai bine, de sens să duci pe stânga, dacă ești fraier, dar să le și nu vrei să mă... Ok, deci dar să le și mama, wow, și-am rămas singur, ia mă că mă joc singur, poate o fi mai bine, fii atent, poate îl fac acum, poate, a, bă, de ce ai intrat, mă, înapoi, dar să, n-ai venit aici, fii atent, 3, aici, na, din prima, bă, frate, e prea imposibil ăsta, sincer, din ce în ce mai greu, nu înțeleg cum, dacă aș fi fost aici și chiar ar fi trebuit să omor în realitate dacă s-ar întâmpla asta. Cred că la asta chiar aș muri, la scrie ei nu m-aș descurca, sincer, realitate. Scrieți-mi în comentarii dacă vreau să încercați, dacă crezi că v-aș descurca. Hai, gata, dar să le, 3, 2, 1, du-te tu, dar să fii atent, stânga, du-te. Bă, prostule! Dar să știi că dacă sparge asta gen, nu se întâmplă absolut nimic, practic, dacă le spargi. Opa, fii atent că am trecut și aici, acum din nou, mamă, trebuie să le, fii atent, că-l fac, aici, mamă, dar să le, fii atent că-l fac. Aaa, bă, frate, mai aveam 3 din astea, nu-mi vine să crie, bă, dar să le, 3, bă, ce mai, bă, Anu? Ce, Anu, ce, hai, dar să le, ce vrei să le, vrei să treșești, tu te-am văzut, dar să le, am înțeles. Dar să le, vreau să spun că doar mai avem 3 de alea de trecut, fii atent, dar să le, acum este partea asta, fii atent, vino, nu merge, dar să le, nu merge, bă. Easy, fraiere. Da, dar să le, easy, fraiere. Bă, dar distrugi toată harfa, ce tot faci acolo? Da! Da, dar să le, mai vorbești tu ca lumea că mă enervezi, dar să le, adică am înțeles că ești răguș și dar să le, dar dacă vii la Squid Game aici, nu trebuie să-ți iei voce de războinic. Ok. Da, ok, ce să le faci și cu dar să le? Bă, tu ce tot faci acolo, dar să le, că te văd așa. Bă, sper că nu pui bloguri și chestii de genul, că scoți-o astea să nu mai poți să mai pui, dar să le. Nu, nu, nu,
nu, cum să nu, cum să nu? Da, păi da, cum să nu, exact, da, hai mă, dar să le zbam. Eu m-am bucurit, Boghi, hai, Rafa, fete, am o schemă, dar rusească, băi, băiatule. Da, băi, băiatule, băi, băiatule, dar ruselule, ia să vedem, 3, 2, 1, fii atent, stânga, dreapta. Bă, uite că ai stricat tot ăsta, bă, Darusel, nu trebuie să treșiți aici, că ne omoră oamenii care sunt pe aici. Poți să mor, Darusel, orice ai face. Da, Darusel, ok, hai că mă duc în partea. Cu cine să înțelegi? Uitați-vă, Darusel vrea să treșeze la Squid Game. Dacă și la Squid Game, Darusel vrea să treșeze la astea, nu? Să facem și noi foarte frumos. Ce să mai și face, nu știu. A, Darusel, ce faci, ai căzut? Da. Dacă ești fraier, Darusel, ce să cred? Adică, pa, bun, ce să... Fii atent, Darusel, hai să încercăm pentru ultima oară. Vin aici și oameni buni, scrieți-mi în comentarii dacă credeți că noi acum la runda aceasta de Squid Game, dacă credeți, fii atent, Darusel, hai, Darusel, e ultima, lasă, să facem frumos, Darusel, nu mai tragem de timp, ok? Fii atent, vin aici, hai, 3, 2, 1, piatră, hârtie, cine să ce primul? 3, 2, piatră, farfecă, hârtie și, bă, Darusel, dar de ce trișezi? Bravo, da, dar să tot trișezi, da, cam atât a fost. Dacă mai vreți să facem și data viitoare, să venim cu Alice sau să facem noi continuarea singur, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să venim cu Alice sau dacă vreți să facem noi continuarea singur și după să venim cu Alice, scrieți-mi acolo în comentarii cum vreți să facem. Și dar să le vreau să zic că eu am câștigat astăzi, practic, am avut mai multe runde câștigate. Tu ești fraier și dar se te bate. Dar am murit odată și dacă nu mori, pa! Scrieți-mi în comentarii dacă vreți ca să-l trollăm pe Darusel cu Mara 2012, chiar ar fi super tare. Mă, ce face aici, Darusel? Iar ai intrat, bă, Darusel, am zis că-i... Și 2, 1, și 2, și 3, și 4, și 5, da, și 6. Da, gata, cam atât, a fost, Darusel, ne enervez, bă, tot, ne plictisești, papa. Astăzi este ziua cea mare în care Alice trebuie să se întâlnească cu Mara 2012, prietena lui Darusel fake, adică eu care sunt costumat și Darusel nu știe. Știți care este faza? Darusel nu este acasă și trebuie să mă întâlnesc eu cu Alice. Dar vă întrebați, mă, oare Alice? Bă, dar stai puțin, Alice după parcă era plecată. Păi ei bine, stăteam și așa frumos, mă jucam pe calculator, eram aici și mă uitam așa intrat. Am zis, bă, frate, hai să mă înșeau așa pe geam să văd ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă pe afară. Și vedeam, mă uitam în partea aia, ok, vedem că e un porc acolo mic, nu știu dacă îl vedeți, e porcul lui Darusel, cred că. Dar în fine, nu mai contează asta, sau de fapt cred că e Darusel, dar ok, mă uitam așa lejer, frumos, mă uitam și eu pe geam și am zis, bă, frate, nu știu ce, așa, să văd și eu ce e pe afară și dintr-o dată o văd pe Alice pe acolo prin spate, nu știu ce cotroboia, ea ce făcea, dar am impresia că s-a dus undeva pe acolo prin spate și s-a dus la restaurantul ei, la pizzeria ei pe care o are ea acolo în spate, la ea în curte. Și am zis, bă, frate, haideți să facem un film următor, dacă Alice s-a întors acasă, chiar în primul rând trebuie să mă duc la ea, eu normal, necostumat, ca să o iau la întrebări, că nu ne-a mai răspuns la telefon, nu ne-a mai făcut nimic și nu înțeleg unde tot a fost, cred că a fost plecat la rudă sau cine știe, poate are un gadget, mă, dar David, care e faza cu David? Nu mai e cu David? Cam ciudată, suspectă treaba, trebuie să recunosc treaba aceasta, dar da, haideți acum să nu mai stăm mult la vorbărie, că vedeți că nu mai știu ce să mai zic, mă încurc prea mult, trebuie să mergem acum la Alice, dar înainte de toate, m-am dus și eu aici jos și am văzut că Darusel nu e acasă, nu știu unde e și astăzi Mara o să-și facă întâlnirea, prima întâlnire cu Alice, dă una singură, cum ar veni, practic o să fie doar ele două, Darusel nu o să fie eu, nu o să fiu acasă și da, să vedem să nu-și dea seama Alice, să sperăm că nu-și dă seama, pentru că nu vreau să-i zic din prima, nu vreau să de-a seama, pentru că vreau să-i fac mai multe chestii și ei și lui Darusel, dar înainte de toate, hai să ne ducem așa frumos, merg eu tip-til, mă duc până la ea acasă, foarte frumos, putea ce mă cu ăsta, în fine, nu știu de unde au apărut ăștia, uitați-vă cum merge ăsta, în fine, ne ducem acum la Alice să vedem ceea ce face ea, dacă e pe acolo, mamă, cred că s-a dus la pizzerie sau s-a dus la ea în casă, nu știu, hai să mă uit, eu mă duc așa lejer și să vedem ce mai face Alice și să o întâlnească pe Mara în curând. Dar înainte de toate, vreau să scrieți acolo în comentarii cum credeți că se va desfășura ziua aceasta, ce credeți, ce părere credeți că o să aibă Alice despre Mara. Ce credeți că o să zică Alice despre Mara? Ce o să creadă despre ea? Părerea ei, chiar sunt foarte curios. Bun, gata, suntem în fața casei lui Alice. Vedem că ne aflăm aici și acum așteptăm. Mergem acolo să vedem dacă ea e în casă sau dacă o fi la restaurant. În primul rând, nu cred că e la restaurant. Acum probabil e în casă. Hai să o salutăm și așa. Alice, cerc, Alice. Bă, alo, Alice. Bă, Alice, ești pe aici, mă? Alice, mă, ce fa? Bă, alo. Mă, ce fa? Bă, ce fai acolo? Nu te așteptam. Ce vrei? Băi, da, știu că nu mă așteptai, da, ai plecat. Ce ai făcut? De ce ai fost așa de absentă? Unde ai fost tu toate zilele astea, Alice? Dar nu, că am mers și eu pe la râde, am mers la restaurant, am avut treabă. Ai avut treabă, mă, te-ai dus pe la râde, mă, Alice, și așa de vreo două săptămâni, nici nu mai știu de cât timp nu te-a mai văzut Alice pe aici prin oraș, pe bune. Păi, na, aia e, se mai întâmplă. A, se mai întâmplă, păi și ce ai mai făcut? Ce ai făcut tu pe acolo pe la râde, Alice, de-aia ai stat toată de mult? Am cam...
Mă, dar nu-i treaba ta. Ce ai făcut? Ce-ai făcut, Alice? Am mâncat, dar nu e treaba ta. Păi stai puțin, de mâncat puteai să mănânci și la restaurantul tău aici. Acum ce faci? Gen, restaurantul ai lăsat așa gol să nu faci, să nu produci nimic, Alice, zilele astea? Ba da, ba da, eu să produc, am lăsat acolo, am produs mulți bani. Nu știu, dar chiar o să trebuiască să verific. Da, ia stai mă, de ce ai venit? Ia pleacă aici, că n-am chef de tine. Hai, pleacă de aici, pleacă. Dar de ce să plec, Alice? Stai puțin, nu sunt bine venit, mă, Alice, tu ai vreun secret să-mi spui ceva, să-mi spui mie sau ceva? N-am nimic ca să zic ție, pa. A, bine, ok, vedem că Alice, vedem, nu știu, cred că are treabă, vrea să se ducă la restaurant, nu știu ce vrea Alice să facă, uitați-o, bă, bă, ce face? Ok, nu știu unde a plecat Alice, sincer, bă, bune, s-a dus cu mașina în partea aia, dar nu mai contează asta, acum mergem acasă, dar stai puțin, că trebuie să știu unde a plecat Alice, că acum trebuie să mă costumez repede în Mara și după aceea să mă duc să văd pe Alice, practic, dar nu știu, hai că vedem unde fi ea, momentan mă duc, mă costumez, după aceea vedem, poate vine ea înapoi acasă sau nu știu, probabil s-a dus acolo, că știți că din episodul acela în care Darius el a fost, practic, i-a spus da mare pentru 24 de ore. Am fost acolo și am văzut la pescăria aceea că era o combinație, nu știu, cred că a făcut Alice ceva acolo cu pescare, cu chestiile astea, să-și vândă ea produsele acolo, pizzeria, toate chestiile ce are ea, dar în fine, hai ne costumăm acum și să mergem să vedem ce face Alice, să vedem cum o să reacționeze. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla, cum credeți că va reacționa Alice. Bun, gata, m-am costumat, merge frumos, să ne vedem în baie, să vedem dacă suntem perfect costumați, dacă suntem chiar Mara 2012, ia mă, să vedem 3, 2, 1 și da mă, da, suntem Mara 2012 și chiar sunt curios când o să vină și Darius el în oraș să vadă practic Darius el și pe Mara și pe Alice. Nu știu dacă o să vină azi, poate vine data viitoare, totuși să-l prindem unde, frate, hai acum să mergem, bă, unde trebuie să mă duc, mă, frate, că nu știu unde Alice o să fi dus, la restaurant aici asta s-a dus în partea aia, dacă stau să mă gândesc, cred că s-a dus acolo, dar probabil, hai să încercăm prima oară aici, că probabil a venit aici, la restaurant, e, da, dacă vedem mașina nu e aici, ne ducem să vedem dacă o fi ceva pe aici, dacă nu, nu iau să vedem. Ok, deci nu e nimeni aici, stați puțin că eu deja am început să vorbesc cu vocea mea normală și s-ar putea să mă aud acum. Ok, vedem că e mașina acolo, vedem că e mașina, ea cred că e undeva pe aici, trebuie să mergem lejer, foarte, foarte încet ca să nu ne audă Alice, este foarte important. Ia mă să vedem, dar unde e, frate, stai puțin, unde o fi? Că dacă mă uit așa, ok, cred că e undeva prin înăuntru, ia mă duc așa, til, să nu mă audă, nu vreau să mă audă, salut, nu, nu e nimic ciudat că vorbesc cu o voce de băiat și eu sunt costumat în fată, nu e nimic ciudat, nu, am răgușit, da, ia să vedem, uitați acolo. Bună ziua, ce se află aici? Alo, ce se află aici? Bună ziua! Client, unde-i? Alo, bună... Bună, ce faci? Ți aici, ieși tu aici să vii să comanzi? Stai așa că nu știu dacă visez, dacă te rog eu să-mi dai o palmă să mă trezesc. Hei, cum adică? Nu pot să dau așa ceva, de ce? Dă-mi o palmă să mă trezesc. Ei, nu pot să fac așa ceva, că eu sunt micuț așa, adică singurele palme de ele, dar sunt la un copil prostomac care are pale la gură pe aici, prin oraș, care mă enervează super, super mult. Bine, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Mara, pe tine cum te cheamă? Alice! Alice, foarte frumos nume și îmi place și cum arăți, ai un hanorac foarte frumos, o bluziță foarte tare, așa cu mov, chiar îmi place culoarea mov, după cum poți vedea, bine, eu sunt cu roz mai mult, dar văd că e și roz, ai și mov, mie chiar îmi plac culorile tale. Da, mulțumesc și la tine e la fel, așa, cu roz, așa. Da, păi și tu ce cauți pe aici, ce te aduce pe aici? Păi ăsta e restaurantul meu. Restaurantul tău? Cât de tare, pe asta, aici, ce restaurant e, adică, ia, ai venit că acolo scrie pește, nu, am făcut eu, am aici o înțelegere să vând aici pizza, știi, numai că e încă pescăria, că nu mă lasă să-i cumpăr toată pescăria. Păi am mai văzut o pizzerie pe undeva pe acolo, dar am văzut că nu era nimeni. Da, așa e tot a mea. Păi este pizzeria, dacă mă uit pe aici, nu scrie, acolo scrie ceva de pizza girl, de ceva, eu nu, n-am mai putut să pun și aici, că nu m-a lăsat domnul de acolo. Foarte urda, mie chiar îmi place acolo, adică pizza girl, când am văzut, m-am simțit așa foarte specială eu. Păi da, știu, e așa făcut, da, câți ani ai? Câți ani am? Sunt născută în 2012, fotocalculul. Și eu! Ce? Cum adică, ții și tu? Și eu, la fel ca tine. În 2012, pe mine mă cheamă Mara 2012, așa mi se zice.
pe aici prin oraș și în toate orașele. Eu sunt nou venit aici în oraș. Am venit cu familia mea, cu mama mea și cu tatăl meu. Dar de unde ai venit? Păi am venit dintr-un oraș foarte îndepărtat. Nu e pe de aici. Nu știu să zic mai exact, nu cred că știi tu, dar am venit și am văzut restaurantul ăsta aici mare. Nu știu tu cum. Adică nu e foarte greu să ai competiție cu el. Practic, mi se pare că e foarte mult. Eu am competiție cu el. El are competiție cu mine. Dar ia stai așa că să vezi ce-i fac. Ce se face? Ok, deci Alisa a să zică după Darusel. Dar Darusel, bă, dar chiar mă, oare Darusel e acolo? Ia, mă, să mergem, să merg și eu după ea să vedem. Ia, dați-i banii. Mă, ce fac mai? Bă, nu-mi vine să cred. Alisa a costumat, s-a făcut. Uitați-vă la Alisa acolo. Uitați-vă la Alisa, nu mai bă bune. Adică ea s-a dus acolo, nu știu ce face. Dăm banii. Mă, ce face? Așa, bun, mersi de bani, așa. Se ceartă cu Federico, mă, să mă duc repede înapoi acolo, să mă duc repede la ea acolo și să vedem ce să facem. Ok. Mergem, gata, hai că am ajuns aici, perfect. Așa, uitați-vă pe Alice, mă, ce tot face acolo? A afară mașină, bă, ce facem asta? Hei, Alice, așa te cheamă? Da. Ce-ai făcut acolo? De unde? Asta e mașina ta? Da, e a mea, am împrumutat, așa, îl cunosc pe cine vinde pitei și am împrumutat niște bani. Cunoști băiatul acela și ce părere ai tu așa despre el? Da, nu, că e nasol. Așa am și eu părerea, că l-am cunoscut și eu am venit aici la restaurant și m-a întâmpinat el, băiatul ăla, dar ești de vorba, nu? De el vorbești și tu? Da, e nasol. Da, copilul ăla care are bale la gură vine și râde el. Exact. Păi și tu, de unde știi pe el? Adică, vă cunoașteți așa? Sunteți prieteni sau sunteți dușmani, rivali cu astea, cu pizzeriile? Suntem vecini. Sunteți vecini? Mamă, cât de tare, hai să te duc la el acasă. Stai puțin, că știu și eu unde e la el acasă, dar arată-mi unde stai tu puțin, că vreau să văd ceva. Alisa, uite aici. Aici stai, păi da, mi-a povestit Darusel despre tine și mi-a povestit numai vorbe foarte frumoase despre tine, numai că mai are el niște tâmpenii, de le mai scoate el pe gură, așa am zice și mie niște prostii și nu știu dacă îți face și ție așa, că zice el că Gica, iubita, nu știu da, ce. De ce? Nu, niciodată. În fine, ia, hai urcă să vezi, să-ți prezint și casa lui. Păi am fost la el în cameră, avea cameră. Stai să spun o poveste, deci Alice, fii atentă, deci este ceva foarte amuzant. Avea camera plină de gunoaie și s-a speriat. M-a chemat la el acasă și el s-a speriat că avea camera plină de gunoaie și a stat să-i facă curat, să-i facă toate chestiile astea, da? O fi oare pe acasă, întrebarea mea? Mulțumesc! Nu știu dacă e acasă, dar hai să vedem. Ia, mai este noi aici. Hai, intră. Așa, și intră aici. Păi și ce facem, Alice, aici? Ce trebuie să facem? Că hai să plecăm. Nu mai deschide asta, că avem voie, că mă știu și cu cine deține casa asta și cu el, copilașul ăla, așa, da? Da, Alice, dar fii atentă, vine și o scă. Hei, ce cauți acolo? Alice, n-ai voie. Bă, da, stai, că e camera unui prieten. Stai, care e cel mai popular? Așa, da, așa. Ștergere, confirmare. Așa, da, hai să plecăm de aici. Ce-ai făcut acolo, Alice? Ce-ai șters tu acolo? Ce-ai șters? Nu, n-am șters nimica, ți s-a părut. Păi da, ai spus ceva cu ștergere, confirmare, cel mai popular video. Adică, cum adică cel mai popular video? Ce se întâmplă? Ce face băiatul ăla? Nu face nimic. E un necunoscut ceva. Dar-i prietenul meu, în fine. Bine, eu să știi că nu sar pe aici. Eu mă duc prin casă ca să știe bine. Tu poți să sar pe unde vrei, mi-e frică, numai. Așa, ok. Bă, frate, mi-a șters cel mai popular videoclip. Nu vine să cred așa ceva, frate. Mi-a șters cel mai popular videoclip. Mă, pe bune, frate, deja mă ia. Nu, e nesimțire curată, frate. Am făcut eu și treaba asta, că m-am costumat eu și așa. Dar nu mai am ce să zic, mă. Măcar dați un like aici și niște comentarii la videoclip acesta. Poate devine ăsta cel mai popular videoclip, cine știe. Ar fi foarte, foarte bine. Dar hai să mergem acum foarte frumos. Mergem în partea asta și să vedem. Dar unde a plecat, mă, asta, frate? Pe unde? Doamne, iar a plecat, mă. S-a dus la acasă sau unde s-a... Uitați-vă, ce face? Asta fără și bicicletă, mă, doamne, ce tot face, mă, Alice? Păi, da, mie mi se pare așa suspect, Alice, adică, nu știu, de ce tot lipsit ea atât de mult, mă, frate, nu înțeleg, mă, și ce face acolo, mă, unde s-o duce, mă, asta? Hei, Alice, hei, Alice! Scuze, am niște... Ce, nu te aud, Alice, vine mai aproape,
stai să faci? Unde duci? Niște treabă rapid, am niște treabă. Păi și eu ce fac, Alice? Da, uitați, a și plecat. Wow, ce treabă are Alice, pe bune? M-a lăsat așa amanet, am rămas pe aici, pe stres. Ce să și fac, practic, frate? Adică nici Darin să-l iei pe aici, nu știu, putea chiar... Unde a fi Darin să-l, unde a plecat, întrebarea mea? Că, pe bune, adică mie nu mi-a zis absolut nimic și asta pare foarte, foarte suspect. Bine, e bine totuși că nu mi-a zis, așa că am putut să mă costumez și toate astea, dar totuși aș vrea ca și Darin să se întâlnească, practic, să vadă, pe Alice că a venit acasă, în primul rând, și să îi facă cunoștință, practic, să vadă că, de fapt, Mara și cu Alice s-au cunoscut, dar vedem că, momentan, Alice are o părere ok, adică n-a comentat nimic, frate, nu știu, să vedem în continuare cum o să fie, cum o să vadă când o să fie Mara pe lângă Darusel, că o să vadă că petrece mai mult timp cu Darusel, chiar sunt curios cum o să fie fana nebună, adică Alice, dacă o să fie geloasă sau ceva, uitați-vă la ea, mă, ce facem asta? Bună! Bună, ce faci? Te-am așteptat aici, da, tu, n-aveai o mașină roz, unde e mașina ta? Roșie. Roșie, pardon, da, tu roz așa îmbrăcată, da, vreau să spun că e foarte frumoasă, dar să puțin, mașina aia portocalie, a cui e, n-ai zis că e a ta? Am luat niște burgeri de la, din frigider de acolo, de la vecin. Da, ce să faci și tu, adică, da, păi să puțin, voi sunteți prieteni buni de te duci așa și cu trăbăi pe la ei prin casă? Da, ne înțelegem, ne vedem în fiecare zi, am și locuit, intru mereu peste ei, am locuit cu ei în casă acolo. Păi, dar cum vă vedeți în fiecare zi, că Darusel mi-a spus că voia să-mi facă prezentarea cu tine, să te văd, adică chiar aș vrea să te cunosc și Darusel mi-a spus că tu nu ești acasă de foarte multe zile. Păi, dacă am avut niște treabă și da, n-am fost. Ok, da, păi și, dar ce știi așa despre Darusel, să spui și mie despre el niște chestii așa, că tu-l cunoști mai bine, nu? Adică dacă bănuiești, dacă sunteți vecini, tu-l cunoști mai bine. Știu să zic că e enervant și atât. Păi asta știe oricine, adică pe bune, eu i-am zis că e foarte frate. Ei, unde duci? Alice, ce faci? Mă uit eu pe aici să văd, ok, avem. Apropo, mulțumesc pentru burger, chiar îți mulțumesc așa gratis, cât de bun sunt burgerii ăștia. Alice, altceva mai să-mi spui, adică eu am fost cu Darusel de foarte mult timp, m-am întâlnit așa cu el și eu am impresia că lui îi place de mine, adică nu îi place de mine, dar face prostii din asta, nu știu, am zis că suntem prieteni, dar nu știu, tu ce părere ai, cum se comportă el cu tine? Și cu mine făcea așa la început, dar după aia, am început să fac și eu mai urât, mai... Ok, am înțeles, Alice. Păi și poți să-mi prezint și mie casa, dacă eu n-am fost pe aici, dacă îți face plăcere. Da, hai. Ok, așa. Mulțumesc. Ia, mamă, cât de tare, dar făiencă ținut decorațiuni și de-astea de Crăciun? Da, dar eu nu le dau jos până în vară. Până în vară? Eu credeam că le țineți până la finalul iernii, adică până la final de februarie. Interesant, adică, da, nu știu, adică sunt foarte frumoase decorațiunile. Apropo, uite, partea asta îmi place foarte mult la tine în casă. Și da, ce să mai zic, Alice? Ia, hai la mine. Păi da, suntem la tine. Așa, uite aici, da. Cât de tare, îmi place și mie asta. Chestii de fete, cum ar veni, stăm aici, ne machiem, facem chestii frumoase. Da. Dar, auzi, Alice, am și o întrebare. Cam spart, în fine, așa. Uite, aici e camera, da. Mamă, câte cadouri, de la cine ai primit cadourile astea? Tu ai vreun prieten, Alice, da, chiar tu ai prieten, vreun băiat? Eu... Da, am. Ai, da, foarte tare, cât de tare. Mă bucur pentru tine, dar mame, tu îl cheamă Alex. Alex? Da. Dar și mi-a spus de ceva pe nume cu David sau ceva de genul. Nu, n-am auzit de el. Ok, pe și dar tu ai două calculatori, unul aici și unul jos, mai ales cum, ai tu atâția bani? Păi eu chiar am gen. Ia uite, așa. Mamă, cât de tare, da, foarte, foarte frumos, mai ales. Păi nu știu ce să zic, dar tu știi ceva de Darusel de nu-i acasă? Că l-am căutat, l-am sunat și nu mi-a răspuns. Nu știu unde o fi. Tu știi ceva despre el? Nu știu și nici, nu mă interesează. Ok. Bă, Alice, îți mulțumesc, eu să mă duc acasă. Dacă e, poate mai vin mâine pe aici, poate o fi și Darusel, să vadă și el că ne-am împrietenit, că ai venit și tu pe acasă și toate astea. Adică el știe de tine că ai venit acasă? Nu, nu știe, dar nici nu trebuie să-i dau lui, să-i zic ce fac. Intră peste el în casă, dacă e acolo bine, dacă nu. Ok. Pa, Alice, mi-a făcut plăcere să te cunoască. Ce faci, mă? Trebuie să-mi închizi ușile. Pa, Alice, mi-a făcut plăcere să te cunoască. Pa. Ok.
ok. Mi se pare foarte ciudat că Alice a zis că ne-a făcut plăcere să o cunosc. I-am zis treaba asta de vreo 2-3 ore acum, ați văzut și voi și așa, dar am observat un factor foarte important care mi se pare foarte ciudat. Alice a zis că are un prieten pe nume Alex. Asta este în felul următorului, dar să-l și mie nu ne zice așa ceva, dar îi zice mare, care este fată, și mă întrebă cine o fi Alex, e întrebarea mea. Adică dacă stau să mă gândesc, frate, chiar pe bune, cine o fi Alex? Nu știu, scrieți-mi în comentarii ce credeți voi. Bă, da, dacă... Păi și eu cum aș putea să mă mai costumez un David să mă trolez și toate chestiile astea? Bă, acum dacă stau să mă gândesc, stați puțin, cum mai fac eu chestia cu David să mă costumez un David, prietenul fake al lui Alice? Dacă Alice, în primul rând, vede asta, adică iubitul lui Alice, practic, dacă Alice a zis că are un băiat pe nume Alex, mie mi se pare foarte ciudat, dar ar fi o chestie foarte interesantă ca să vedem ce explicație să-i dea lui David, că dacă mă mai costumez un David, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să mă mai costumez un David, să vedem, să descoperim misterul față de Alice, practic, ce mister are Alice, ce vrea să ne ascunde și toate chestiile astea de genul. În fine, hai să ne ducem acum acasă să ne costumăm, să sperăm că nu vine Darusel. Mergem repede acasă, ne costumăm înapoi și mâine revenim cu o nouă zi, să sperăm că vine Darusel acasă, că nu știu absolut deloc unde este Darusel. Și mâine poate o să vedem când o să fie și Alice și Darusel, să vedem ceea ce se întâmplă între noi toți, să vedem cum reacționează și Darusel, cum reacționează și Alice. Chiar sunt curios, pentru că până acum n-am fost să trei ceea ce e drept și aș vrea să facem mult mai multe chestii. Scrieți-mi în comentarii ce farse aș vrea să le fac, ca și cum eu sunt mare, ei sunt Darusel și cu Alice, sau ce farsă vreți să-i fac doar lui Darusel sau lui Alice, nu știu, scrieți-mi acum în comentarii ce videoclipuri vreți să mai facem, ce idei vreți să mai facem. Și da, am eu mai multe idei, dar vă las și pe voi să scrieți acolo în comentarii. Acum ne schimbăm foarte frumos și ne băgă la somnic. Deja mi-e somn, frate, cred că mă pun așa direct în pat, dar n-ar fi o idee prea bună, dar da. Mamă, frate, m-am trezit acum. Mamă, cât am dormit, ce bine am dormit, frate. Mâna, stai puțin. Bă, de ce am mâna asta de mara? Bă, de ce? Rafa, unde ești, Rafa? Oh, stai, spune că vine, dar să-l trebuie să mă costumez acum repede, rapid. Mamă, stai. Bă, unde sunt hainele? Unde sunt hainele? Bă, ce faci? Rafa! Bă, ce faci? Stai, că sunt în cameră, nu intra, ai răbdare, dar să le, că mă schimb și eu, nu veni peste mine. Ce tot faci? Lasă-mă în pace, dar să le, stai acolo, ai răbdare, ce tot vrei? Lasă-mă, mamă, trebuie să mă costumez repede. Mamă, frate, am uitat că am adormit așa, bă, frate, n-a fost o idee bună să adorm, dar acum stai să mă costumez repede, că nu se mai poate așa ceva. Haolo, gata, frate, nu și m-am schimbat, gata, mamă, ce bine, mamă, era să mă prindă, dar să le și să termina tot, frate, nu trebuie să mă duc acum. Ce, Darusel? Ce vrei să faci? Ce vrei să faci? Dar nu știi că se vede dacă te pui, dat că te izbești așa de așa, ia dă-mie ăsta, să vezi cum se vede, Darusel, dă-mie capul ăsta de lup de la tu, Darusel, și mai izbesc eu așa de ușă, cum te-ai izbești tu? Dacă mai faci mișto, te dau afară. Așa, gata, dar să așa, îmi pun ăsta pe cap și uite, dar să nu se vede cumva, nu-l vezi cumva, ia zi și mie, nu-l vezi, stai fix prin noi și ia zi. Chiar te-ai speriat pe unei? Hai că ești prost, dar să le, mă, dar să le, doamne, dar să le, mă, dar ce faci, mă, unde ai fost plecat ieri, că nu te-am văzut toată ziua, dar să le, ce tot ai făcut? Ei, a fost cu gagicile. Ce gagici, mă, unde, mă, tu gagici, mă, dar să le, să fim serioși, tu cu gagici, mă, dar să le, pe bune, cum adică tu cu gagici? Bă, Rafa, fii atent, eu vreau să merg la Alice, că a venit Alice acasă, în sfârșit. Nu mai țipa așa, bă, da, știu că a venit Alice acasă, știu, a venit de ieri, dacă tu ai fost plecat, dar să le, tu ce să știi, dar să le, că ai fost plecat toată ziua, mă, dar unde ai fost tu plecat, zi, pe bune? Bă, eu a fost la Ion acasă, m-am jucat Fortnite cu el. A, te-ai jucat Fortnite cu el, mă, dar tu nu-mi ziceai că Ion nu e din oraș de aici? Bă, a fost în China la el, a fost la el în China, dacă și stă în China, mă, dar să l-ai fost în oraș la el, dar el unde stă? Stă foarte departe, stă foarte aproape, ar trebui să stea aproape dacă tot ai venit după o zi. Bă! Ah, ok, dar să, hai că nu te mai las, bă, dar te las în pace, mai mă enervez, dar să, hai, lasă-mă în pace, mă. Nu, bă, ce fac, mă, de ce mă urmărești? Găi, fiatele, vreau să mă duc la el, da, vorbește-mă ca lumea, bă, dar să te înțeleg, bă, da. Păi, ești nesimțit, mă, pe bune? Ok, scuze, de fiantă, bă, Rafa, eu vreau să merg la Alice, la Alisuca, Alisuca, cu mănușa. Bă, ce vorbești, mă, tu acolo, bă, dar să le, pe bune, amă, du-te la Alice, ce îmi spui mie, dar să le, du-te la Alice, hai, lasă-mă în pace, okay. Vezi că ia, bă, dar să le, vezi că eu iau mașina, că mă duc până în oraș, bine, hai, Dar să le, fiți ar barca asta să fie, mă, dar să le, ținuți rușine, mă, bagi joc de mașină, mă, dar să le, știi că mașina asta, de fapt, e mașina ta, nu e doar a mea, e și a ta, așa, bă.
Ok. Așa, hai, da, așa? Ok, da, asta e mașina noastră. Fă-o transformă, mă, Darusele, că deja am, lasă-mă, îmi pierd timpul. Hai, lasă-mă în pace să plec, Darusele, gata, că nu se mai poate cu tine. Tu deja mă enervezi. Hai, pa, bă, Darusele. Pa, bă, dar dă-te la parte, așa. Doamne, bă, frate, în sfârșit am scăpat, mă, dar stați puțin că e o problemă la mijloc, frate. Darusele a zis că, mamă, dar ce caută în mașina asta? Nu știu unde să mă mai duc. Hai să mă duc prin partea asta. Trebuie să ascund și eu mașina asta undeva ca să nu fie Darusele seama. Hai, colas eu undeva pe aici. Mă duc eu fix aici. Bă, dar ce-o fi pe aici? Întrebarea mea fiind, ia să vedem. Bine, cred că sunt casele unor oameni. Mamă, uite o căprioară, un cerb, ceva pe aici. Știți care este faza? Am înțeles de la Darusele, deci am auzit bine. Sper că am auzit bine. Nu știu, spuneți-mi și voi acolo în comentarii dacă am auzit bine sau nu. Darusele a zis că a fost pe la gagici. Păi stai puțin, mă, cum să fac așa ceva? Că Darusele ar trebui să fie cu Mara. De fapt, stai puțin că nu e împreună cu Mara. Cu Mara sunt prieteni. Am dreptate, dar Darusele mi se pare că chiar îi place de Mara și Mara practic îi dă friendzone. Mara vrea să fie doar prietenă cu el și cam atât. Eu o să las mașina aici, o să mă duc repede acasă. Darusele, dacă a zis că să ce la Alice, sperăm că e la Alice. Asta este foarte bine că a plecat de acasă. Mă duc repede acasă, mă costumez în Mara și după aceea trebuie să merg și eu la Alice ca să vedem cum o să reacționeze. Mă, dar stai puțin, trebuie să sun pe Darusele să vină acasă, să vină asta și după să mergem la Alice împreună ca să nu știu cum o să reacționeze Alice când o să ne vadă că o să vin cu Mara, o să vină Mara practic cu Darusele și toată chestia asta. Deci, mergem acasă acum, nu mai stăm mult la vorbă că deja pierde foarte mult timp. Mergem acasă, ne costumăm și după aceea îl sunăm pe Darusele. Gata, am ajuns și acasă foarte, foarte bine. Din câte am observat, Darusele nu cred că e pe aici. Vedem că nu e pe aici, n-am auzit niciun sunet de Darusele. Cred că e la Alice, mi se pare că i-am și văzut pe undeva pe acolo. Nu știu, de asta dăm puțin, dar nu, lasă, nu mai interesează astea. Mă costumez acum foarte frumos în Mara, după aceea ieșim afară, ne ducem undeva, nu merge. De fapt, mergem fix în fața casei ca să zicem că a venit Mara să-l sunăm pe Darusele, Darusele să-l atine în fața casei și toate astea. O să vină Darusele aici, după merge la Alice și să vedem cum o să iasă totul. Hai să ne costumăm și să vedem. Chiar sunt curios, frate, chiar nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că o să iasă astăzi. Bun, gata, m-am costumat foarte frumos. Mergem la baie, ca de obicei, să ne vedem în oglindă cum arătăm, dacă este totul perfect, dacă suntem fix Mara. Ia mă să vedem. Da, mă, da, ne uităm așa din jur împrejur, suntem fix Mara. Ok, acum mergem afară și să vedem ce face Darusele. Bine, să sperăm că nu vine Darusele, trebuie să ne mișcăm rapid. Fiți atenți, hai că ies pe undeva prin spate ca să nu mă vadă ieșind din casă. Dar și dacă mă vede, ca și cum aș fi ajuns la el acasă, toate chestiile astea de genul. Deci mă pun undeva pe aici. O să stau aici, trebuie să-mi iau telefonul. Am telefonul pe aici. Ok, acum trebuie să-l sun pe Darusele. Gata, ia să-l sunăm aici după Mara. 3-2-1 și aia, mă, dacă răspunde și ăsta ar fi bine. Ah, Darusele, alo, alo. Ok, ne pregătim acum să vedem dacă ne răspunde Darusele la telefon. Da, ce vrei? Hai, da, ce vrei? Ia, Alice, hai! Ia, Alice, nu ești micră, da, Mara, ce vrei? Darusele, ce faci acolo? Ușit! Ei, nimica! Aaa, mă atacă cu sabia, ajutor! Aaa, mă atacă! Darusele, cine te atacă, mă, Darusele? Tu cu cine ești acolo, Darusele? Ce tot faci acolo? Că prin Darusele, tu vorbești cu mine la telefon sau ce faci tu? Nu, Darusele, eu sunt la tine acasă, tu, bă, bune, faci mișto de mine, am venit aici la tine, tu ce faci, mai? Ce faci? Ce tot faci, Darusele? Mi-ai zis să vin aici și să te sun. Și tu ce tot faci? Acum vin, ajutor! Ajutor! Vine, mă, fraiere, încoace, ce tot faci acolo? Doamne, mă, Alice, ăsta e prostul, la grăbă, bune, adică, nu zici tu că nu te interesează de Darusele, că nu vrei să știe că ai venit tu acasă? Aia e, copii, gata, trebuie, bă, Darusele, mă, ce faci, Darusele, ce ai făcut astăzi, Darusele, ce tot faci? Ce atât de frumos am mâncat, bărg, uite, ești un bărg, uite, bărg, gratis. Păi, dar voi vreau să am bărg, Darusele, că aveam, hai, ia înapoi, Darusele, că n-am, adică mă dăg și eu unul, așa, să nu spui tu nimic, Darusele, ei, hot dog, ok, mulțumesc. Da, uite, este hot dog,
Mamă, dar să nici măcar nu știi să vorbești, mă, Darasele. După ce ești răcit, Darasele, ai și scuipat în gură, nu știi să vorbești, nu știi să faci nimic. Alice, gata, pe bune, lasă. Alice, ești nesimțită cu el, lasă-l, ai, gata, Alice. Rău. Așa, Darasele, dar ce tot ai făcut ieri? Că te-am sunat, nu mi-ai răspuns absolut deloc. Pe fiate, eu am fost plecat la un prieten, la un prieten am fost plecat. Și ce ai făcut la un prieten de vorbești așa? Bărgă, m-am necat. Te-ai necat, dar am înțeles, mă, Alice, dar ce, mă, lasă-mă în pace, că îmi lasă, nu, 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 da, cu cine? Înțeles acum și să nu mai dai niciodată în viața ta. Da, cu cine să te înțelegi, frate? Adică, pe bune, nici măcar nu cred că m-aud. Uitați-vă cum țipă ăștia. N-ai cu cine să te înțelegi, frate, mă. Dar ce sunt frumos ăștia? Hei, dar să Alice, știi ceva? Alice, da, termină, poți să termină. Adică, pe bune, lasă-l, că e tu nu-l vezi cu mie și el așa. Dar lasă-l în pace, Alice. Că vreau... Acum stă și plânge acolo, Alice. Tu ține-ți o rușine, pe bune, adică să-l faci așa să plângă. Lasă-mă și tu, că nu merită atât atenție, hai să-ne. Da, bine, Alice. Mă, ce, dar să gata. Tărăsul, am vorbit eu cu Alice să te lasă în pace. Acum, mersi, mă. Hai, mă, gata, termină cu asta, că dacă nu mai vorbești și mă împrieteniți cu Alice, mă stau cu tine, nici eu, Tărăsul. Scuze, fii antână, Mara, fii antână. Vreau ca tu să mergi pe unde uite, ha? Ce, n-am înțeles absolut nimic, Darasele, că tu nu știi să vorbești, Darasele. Tu ce faci? Mă faci să ghicesc cuvinte sau ce? Tu zici, vreau ca noi să... Ce? Și după te oprești? Nu, vreau ca noi să mergem la bowling, yeeey! La ce să mergem? La bowling, da, pe și... Adică, de ce nu e și Alice? Ei, lasă-o pe aici, urâtă, are să la gure, hai! Urcă la tine, urcă! Alice, ne plecăm la bowling, hai și tu dacă vrei, vine și tu dacă vrei, dar să știi că uite că nu mai... Bine, hai să vin și eu ce aveți. Trebuie să-ți iei mașina ta, Alice, tu de acasă, pa, ne vedem acolo. Dar să ai blocat, mă, dar să le hai, mă, că îți mai așa, pe bune, ce tot faci cu barca asta, hai că eu contă, mă, hai, mă, gata, Darasele, gata, termine, adică, Darasele, pe bune, hai, mă, gata, lasă-mă, să merg, hai, urcă odată, copiile, bă, Darasele, așa, gata, hai să mergem, de ce apeși pe ea? De ce apeși pe ea, Darasele? Cum apeși? N-am pus-o eu, ești nesimțit, hai, gata, hai să mergem la bowling, hai să mergem, uite, Paris, uite, Paris, acolo, ce să facem, fine, mă, dar ai stricat și mașina, ai stricat și motocicleta asta, pe bune, Darasele, că tu ai face așa, mă, dar ce-ai făcut tu ieri, Darasele, poți să-mi spui și mie ce-ai făcut tu ieri? A fost la un prieten, m-a jucat Fortnite, fiatele, eu sunt foarte bun la Fortnite. Da, am văzut că da, bun, ești Darasele la Fortnite, dar nu mai poți, Darasele, tu ești nebun jucător, bă, Darasele, tu ești... Nici măcar nu știi cum să pune un perete și eu nu m-am jucat în viața mea și știu mai multe decât tine, Darasele. Ce, bă, nu, dar nu, eu, că e Alice, joacă urât, Nu, Darasele, ne simțit, ok, mă, așa, Darasele, mă, dar tu ești prieten cu Alice, așa, sunteți prieteni buni? Da! Ok, hai să mergem, așa, trecem pe aici foarte frumos, Mara, fiatră, aici, la stânga! Ce facem aici, că nu e bauling cu aici? Oprește, fiantă, uite, vino. Așa, vin și ce, dar nu, lasă-mă să termin de vorbi, Darasele, ok, vin aici și ce facem? Caca! Hai, mă, Darasele, ne simțit, hai, pleacă, lasă-mă, trebuie să... Vino, uite, fiantă! Ce tot vrei, ce căutăm aici, Darasele, ce tot vrei, ce faci? Bună ziua, doamna, vreau să cumpăr, uite, motocicleta asta vreau să cumpăr, uite, asta, pe asta vreau, da? Mă, ce tu faci? Ce tot faci? Cum să zici tu motocicleta? O să vezi, fiantă, două serviete, ok. Să știți că el este un copil mic și nu-l credeți, adică își face el voce acum să fie de aici mic. Cumpărsăt acum, uitați aici, astea, da, mulțumesc. Da, se crede foarte important. Mă, Darasele, bă, dar poți să nu-ți mai, poți să vorbiști cum trebuie, Darasele, că nu, oricum nimeni nu te crede când te vede la fel în care arăți, Darasele, nimeni nu te crede, că pe bune. Da, așa, păi acum, păi și merge cu motocicleta asta, hai, Darasele, hai să mergem. Hai, da, la bowling, gata, ia,
pizza, pizza, nu pizza. Baloane, baloane, uite unde mi pare. Bă, nu înțeleg unde s-a dus ăsta. Bă, dar e prost rău pe bune, frate. Nu înțeleg. Bă, mă enervează la culme. Chiar mă enervează. Eu m-am dus aici la bowling, da. Nu, unde e Malis? Mă, ce te faci? Dar sunt Andrealis. Lasă, nu-mi pasă. Hai rapid la bowling. Hai la bowling. Hai să mergem. Ok, gata. Hey! Hai să ne distrăm foarte frumos. Hai, dar se plătește. Da, tu plătești. Hai să mișcăm, dar sunt. Ia, 3, 2, 1 și... Hai, 3, 2, 1 și... Gata. Aaa, mă rămas pe Bravo. Ok, cât de tare. Da. Cât de tare. Hei, aici, dar sunt. Tu aici. Hei, te faceți. Cum ai viața? Ce? Da, tot aici, aici trebuie să dai, dar să-l, trebuie să dăm doar aici, ce tu faci? Doamne, dar să-l, bă, dar nu știi să te ieșești în loc, bă, dar să-l... Alex! Du-te, bă, de aici, e rândul meu! Alex, du-te, bă, de aici! Nu-ți dai bine! Stați puțin, Alex! Așa, mersi de burgeri! Alex, nu mă face să simt, dar să-l termină! Alex, stai puțin, Alex, spate! Ha, așa, să mă dai cu mine, brătață. Alice, stai puțin, vin aici. Alice, lăsați-mă, nu mai faceți așa. Alice, tot e pe linia a doua, că noi ne jucăm aici, că am început jocul ăsta deja și în doi, deja ai început, Alice, trebuie să duci acolo, să te joci singur până termină noi ăsta, bine? Ce-ți... Alice, stai puțin, Alice, bagă-mă seama, Alice! Doamne, frate, deja mă doare capul, băbule, mă doare gâtul, nu mai pot să mai vorbesc, frate, cu ăsta, deci uitați-vă la ce tot fac, mă, ce... În sfârșit, așa, hai, acum putem să facem și noi bowling. Ce, putem să facem, așa, ce să facem? Putem să ne jucăm bowling, hai. Să ne jucăm bowling, băi, hai că mă mai joc, dar o singură dată, că nu mai am chef așa de bowling, vreau să, nu mai place, mă, dar unde e Tarasel? El a zis că ne lasă pe noi de acum și, na. Le-am spus pe toate. Ia uite, ai câștigat. Da, pa, Alice, pa, eu mă duc. Ok, hai să mergem așa. Păi, stai să dau și eu. Ce? Stai să dau și eu la popice. Dar sunt gata, omule, dai bine. Alice, ce te faci? L-am trimis înapoi în lumea lui. Bine, Alice, hai că eu plec. Pa, Alice, pa, ne mai vedem, da, gata, ne mai vedem, pă bune. Hai să mergem așa foarte frumos. Mamă, mie milă, sincer, da, Alice, acum, ceea ce facem, adică, uite, că am plecat și așa, dar vreau să vedem cum reacționează ea când vede că nu prea băcăm așa în seamă sau ce zice ceva. Alice, hei! A plecat, Alice, pă bune, cred că s-a supărat, mă, frate, cred că s-a supărat pe mine. Nu înțeleg, cred că s-a supărat pe Mara, de fapt. Adică, mă, ce fac? Mă, e acolo? Mă, mi se pare că s-a făcut... Bă, ce-ai făcut cu mașina? Alice, ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut cu mașina? Ce? Nu, nimica, trebuie să fac ceva, pa. Alice, stai puțin, că vreau să vorbesc ceva cu tine, Alice. Uite, Alice. Mă, Alice, așa mă, Alice, dar de ce tot pleci? Ce tot faci? Unde te duci? Dar lasă-mă, bă, n-ai văzut că toată ziua nu m-ați băgat în seamă deloc. Deja nu mai am chef, nu mai. Adică nu te-am băgat în seamă deloc? Păi da, uite, când am venit eu să mai joc acolo, bowling, ați plecat, ce să mai fac? Nu ai. Păi te-ai luat la ceartă cu Tarasel, cum adică am plecat? Păi da, ai plecat. Când am plecat? Că te-ai luat la ceartă cu el. Păi da, dar totuși ai plecat când trebuia să jucăm noi. Păi da, și cum puteți? Cum ne mai jucăm noi? Eram doar noi, nu mai era Tarasel, că l-ai făcut să plece. Păi da, numai noi. Păi da, trebuia să fie și Tarasel, că așa era vorba. Păi da, a dispărut. Păi da, Alice, hai mă, păbule, adică și tu te-ai supărat de treaba asta? Da, mă, lasă-mă-n pace. Ei, Alice, ce tot faci? Uitați-l, Alice, a intrat cu mașina pe acolo, e clar, bă, deci Alice s-a supărat, bă, frate, chiar s-a supărat. Mie mi-e așa puțin de ea, da, o să vadă ea, o să fie totul frumos. Hai să mergem repede acasă, ne ducem foarte frumos în partea asta și da, mă, ce... Mara, fii atentă! Acum s-a aplicat Alice! Ce tot faci? Ce spui cu mâinile așa? Tu crezi că impresionezi pe cineva? Ce ești, bătăuși tot la sele? Nu, dar fii atentă, acum că a plecat Alice, eu să ne jucăm bowling! Hai că mai avem chef, dar să ne mai jucăm. Chiar ai dreptate, foarte frumos. Hai, bă, Darusel, hai, dar plătești odată, plătești, hai, tata, dar lasă-mi pe mine, lasă-mi pe mine, lasă-mi, trei, am rămas, da, De ce aici erați? Bine!
bowling, da? Bine, bine, lasă așa. Bună, Alice, te rețin. Mă, ce fac? Alice, de ce? Mă, dar Zelda, să știi că nu e frumos ceea ce facem, adică eu i-am zis lui Alice că nu o să mă mai joc bowling, că plec acasă, că ea voia să se joace cu mine și nu e frumos ce fac acum, că ea m-a văzut aici și uite, s-a supărat Alice. Aha, ok, nu pasă, fii antenă, Alice e foarte rea, bă, fii antenă, Alice e foarte rea, Alice a dat foc la casa mea, la bannerul meu, ține, da, foarte rea. Ține, da, mă, foc, n-ai foc la nimic, dar Zelda, de ce minți? Dar nu, fii antenă, gen, ea mi-a dat în trecut și mi-a dat foc mie, a dat foc la școală, a venit cu da, ți-a dat foc ție să și vede, ești foarte ars, tu, Darăsele, care tu stai dezbrăcat ca fraierul, Darăsele, în fine, hai să mergem acasă, mă, Darăsele, hai, Darăsele. Hai, Hai, dar oricum o să mai vin eu, nu știu, cred că o să stau vreo lună sau că, na, nu mai pot aici deja. E enervant tare. Na, o să văd cum fac și ce fac. Alice, ce faci aici? Ia uite, ce faci mai aici? Așa, ce e? Ce faci, Alice? Mă auzi? Alice, vorbești cu mine? De ce nu mă bagi în seama? Ce vrei? De ce nu mă bagi în seama, Alice? Păi, ce vrei? Păi de ce nu mă bagi în seama? Păi, ideea. Dar așa, pentru că nici tu nu mă bagi în seama. Cum adică nu te bagi în seama? Zice! Ia, du-te de aici! Mai mă dar să fii nesimțit? Bă, revanșa are gust bun! Fii antenă, fii antenă! Bam, bam și bam! Alice, uite, îmi pare rău că, adică, ți-am spus, într-adevăr, ți-am spus că nu o să mai vin aici la bowling, dar l-am văzut pe Darusel, era pe aici și am zis să mai stau cu el, că era la bowling aici. Da, bine, hai, gata, că deja am auzit destule minciuni de la tine. Ce, adică? Adică nimica, lasă-mă. Aia, dar să gata, termină cu prostiile astea, crezi că ești amuzant dacă îți folosești invizibilitate și de-astea, dar ai învățat, și cu tine, adică face cu tine acum, dar de unde am învățat tine chestii? Astea. Le știu și eu, gen, dar na. Ok, Alice, dar să termină dată, gata, Alice, să știi că îmi pare rău, da, ți-am spus, dar să era aici la bowling și am rămas cu el, că mi-a zis să ne mai jucăm și astea. Da, bine, hai să zicem că te iert acum, na, plec. Ok, mă, dar să stai puțin, dar să am supărat-o pe Alice, cred că, nu știu, e foarte, uite-te că e supărat, acolo e, cred că, nu știu, crede că nu mai bagi în seama, nu mai bag nicio în seama, cred că e gelosă. Nici nu mă bag în seama. Hai că, bă, bune, uitați-o la Darusel acolo, s-o duce și ce face, mă, frate, ia mai, ne mai duce, s-o la bătaie, clasificată fiecare dată, nu știu, scrieți-mi dacă vreți să vedeți partea următoare la acest episod, să vedem ce se mai întâmplă între Alice, Darusel și Kumara, chiar sunt curios. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să mai facem partea a treia, să vedem partea următoare, bine, nu neapărat partea a treia, e o parte, așa putem să zicem așa, ca fi partea a treia de când s-a întâlnit Mara, practic, cu Alice pentru prima oară, dar da, scrieți-mi voi acolo în comentarii cum vrem să facem, dacă mai vrem să mai vedeți formula aceasta între Darusel, Mara și cu Alice și trebuie să împăcăm pe Alice, frate, că deja nu se mai poate, vedem că s-a supărat destul de rău, sincer. Dar da, scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți și partea următoare. O nouă zi și astăzi este o zi în care mi-a venit o idee super, super genială în care vreau să-l prankuim pe Darusel. Știți că îl prankuim, practic, pe Darusel, îl prankuiesc și pe Darusel, practic, și pe Alice, pentru că nici Alice nu știe și nici nu vreau să știe, dar o să vedeți cum vreau să fac astăzi. Ei bine, cum ați văzut și în titlu și în toate chestiile astea, eu vreau să mă costumez în Mara, vreau să mă duc la Alice să-i zic să se costumeze în mine, ca eu să pot să vorbesc și cu vocea mea și cu vocea de Mara, dar vă întrebați, mă, Rafael, tu ai zis cumva să nu știe nici Alice, păi și tu cum faci? Ei bine, m-am gândit și la treaba asta. Vreau să-i spun lui Alice, bă, Alice, fii atentă, am descoperit o chestie nouă, în primul rând, chestia asta cu Darusel și cu Mara, o să zic ceva de genul ca și cum am găsit eu ceva, o chestie între ei doi, ceva foarte, foarte interesant, și că l-am văzut, practic, pe Darusel cu Mara, că am văzut că vorbește cu o fată, am văzut așa și știu și vocea ei, și eu am descoperit o activitate super, super tare. Ei bine, ce am descoperit eu? Am descoperit o inteligență artificială, un AI, cu care eu o să pot să fac toate chestiile astea ca să meargă totul, să decurgă bine, ca Alice să nu-și dă seama, practic,
că Darisel, știți că Darisel practic are pe Mara și eu nu vreau să știe de Mara, nici Alisa, nici Darisel. În primul rând, poate să știe Alisa în viitor, dar acum nu vreau pentru că vreau să facem mai multe chestii de genul. Dar v-am zis, o să zic lui Alisa, mă Alisa, am o voce, adică pot să schimb vocea, practic am o inteligență artificială, pot să-mi schimb vocea, să-mi fac vocea și a mea și vocea Marei, care este fata care, cu care vorbește Darisel. Eu o să mă costumez în Mara, tu Alisa costumează-te în Darisel, în mine, pardon, dar hai, nu vă mai zic prea multe, o să vedeți voi când o să fie treaba acolo, dar scrieți-mi în comentarii dacă credeți că o să iasă și ce credeți că se va întâmpla, cum credeți că va reacționa Darisel când mă voi duce ca Mara, pentru că fiți atenți cum vreau să fac, vreau să mă duc la Darisel ca Mara și să vorbesc cu vocea mea normală de Rafael și după aceea să apară în peisaj și Alice care e costumată ca mine, cum vedeți cum sunt eu acum, așa o să fie Alice și eu practic o să vorbesc și ca Mara și ca Rafael, chiar sunt curios cum o să fie, o să-mi fie cam greu totuși, dar să sperăm că o să iasă totul foarte, foarte bine, să nu ne dăm de gol, că dacă ne dăm de gol ar fi foarte nașpa. Bun, hai să ieșim din casă, prima oară să mergem la Darisel, că trebuie să fac în felul următor ca Darisel să zică practic că eu o să mă duc, o să-i zic ceva de genul, că mă duc prin oraș, mă duc eu pe afară, toate chestiile astea, ca să nu-și dea seama într-un fel că eu sunt, pentru că bine, oricum o să vadă practic atunci, dar acum, pe moment, când o să fiu acasă, să își pune niște semne de întrebare totuși, dar hai să mergem acum, mergem la el să vedem ce tot face mă Darisel, ia mă să vedem, mă ce tot face mă Darisel. Bă, Darisel, tu te ceri cu Moș Crăciunul care e genie, un Moș Crăciun decorațiune? Da, bă, șmecher, zi, șmecher. Bă, Darisel, tu acum te ceri cu mine? Ia zi, bă, șmecher. A, ok, Darisel, tu ești un NPC, ia am înțeles, Darisel, altceva nu mai e în vocabular, nu mai știi să zici altceva, nu? Unu, doi, trei de la sală, le-a la sală, le-a la sală. Dacă iar zicea Darisel, bă, șmecher, aia, șmecher, deci, no, că ea deja, de, no, dădeam alte F4 la viață, pă, bune, Darisel, mă, ce fac, mă, ce fac, mă, Darisel, ce tot făceai pe aici, cum să te, de ce te-ai apucat să te ceri cu ăsta, ce încerci tu aici, vrei să vrei, vrei, a, wow, foarte amuzant, deci tu, Darisel, stai puțin, stai puțin, bă, lasă-l, mă, lasă-l odată, bă, vreau să vorbesc și eu cu tine, tu, ce încerci aici, te crezi, șmecher, ca și cum, mamă, poate dai de cineva pe stradă, de un băiat, Darisel, cu care să te iei la ceartă și arăți-l, exersezi practic acum pe Moș Crăciun? Da, bă, de unde știi? A, ok, Darisel, deja mă enervez. Mă, mă cred că nici n-am trebuit să mai vorbesc cu tine. Mă, dar ce, Darisel, ce, doamne, Darisel, bă, tu, doamne, tu crezi că vine cineva să se ia de tine, Darisel, la cum te vede cât de prost n-a chestia, Darisel, nimeni nu s-a atinge nimeni de tine, te lasă în pace. Da, bă, ia zi, șmecher, bă, șmecher. A, mă, du-te, mă, de aici, gata, gata, deja mă ești enervez, bă, Darisel, bă, ce să zic, mă, Darisel, fii atent, eu mă duc prin oraș, bă, Darisel, nu știu, mă duc la Alex prima oară să văd ce face, după mă duc eu prin oraș, fac eu toate treburile astea, hai, pa, lasă-mă, deja mă enervează, bă, bă, Ce vrei? Abucea la caca! Wow, foarte amuzant. Wow. Am pierdut un stoc de euro cu Darisel. Mă, dar stai mai puțin, bă, Darisel, bă. Darisel. Mă, ce faci? Bă, iau, ieși mai, bă, ridică-te, bă. Unde e mașina, Darisel? Păi, bă, nu te prostea. Când nu mai e mașina dacă eu n-am plecat cu ea? Bă, azi că e la mașina tu, azi că pleci undeva, că te duci. Păi, n-am plecat, nu vezi că n-am plecat? A, plătiu. Ma, wow, Darisel, ok, hai, știi ceva? Gata, bă, gata, doamne, așa, Darisel, așa, mamă, cât de șmechere și Darisel, bă, ce fai, mă, vomiți? Da, deja a dormit, practic, Darisel, deja mă enervează mult, doamne, deci, dăm, doamne, putere, dăm răbdare cu Darisel, nu se poate așa ceva. Amin! Hai, mă, lasă-mă, Darisel, pleacă, că n-am chef de tine, gata, ok, mă duc și afară, mă, ce cauți, bă, stai-mă acolo, bă, Darisel, așa, gata, mă duc și foarte frumos, bă, dar stai puțin, mă, ce cauți după mine, bă, Darisel, hai, mă, nu te ascunde după ăsta, că știu că ești aici, ce tot, Darisel, te văd, știi că te văd, nu, ce, tu vrei să ne ieși în față, ascunsele pe aici, prin casă, mă, Darisel? Nu, lasă-mă, ce tot, doamne, da, nu, cam nebune, cu Darisel îmi pierd toți neuronii, ok, stai puțin, că de fapt am venit să cer pe Darisel, mă, ce tot, cauți, bă, Darisel, mă, enervez acum. Mă, ce tu? A, Darisel, tu chiar, hai mă să ne șcăm, hai mă, bine, ascunde-te tu undeva, Darisel, și eu vreau să te caut, ok, te caut, hai că te caut, Darisel, îți dau 30 de secunde, ok, tu te ascunde-te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, mă, frate, știți care este faza, nu, eu sunt pe Darisel să ascund acolo toată ziua, lăsând toată ziua, eu o să plec de acasă, practic, o să mă duc, mă, dar să simt că trebuie să mă duc repede după mașină, pentru că eu mi-am adus aminte că eu mașina am lăsat-o la fermă, practic, dacă vă ai ceva aminte, nu l-am văzut până acum, mă, ce tot cauți, omule, după mine, bă, Darisel, ai nebunit, da, ok, n-am cu cine să mai. Aoleu, deja mă enervează, bă, ne face toți nervii după cap. Uitați-vă puțin la el. Mă, ce tot cauți, dar ok, da, a plecat. Ok, mă duc eu foarte lejer, iau mașina, după aceea mă dau să puțin cum fac eu să mă duc la Aldi, să nu mai vin dacă vine, dar să în continuu după mine, cum fac eu să mă duc la Aldi să costumez ea mine, să mă costumez în Mara și după să venim practic așa, dacă el tot vine după mine, frate.
bă, Darusel, Darusel, ce tot cauți, omule? A, să cera Diner, mă, stați puțin, că mă, credeam eu că vine după mine, mă, nu, scuzați-mă, nu, scuz, da, de fapt, mă scuzați pe mine, nu știu ce pe el, că practic el nu venea după mine, săracul de el, eu stăteam așa să țip după el, de nebun, practic, adică, hai că mă duc acum repede, ia mașina de aici și după aceea trebuie să mergem la Alin să vedem cum o să facem, să începem să dăm drumul la prank-ul nostru, să vedem cum o să reacționeze Darusel, chiar o să merite și chiar sunt curios, acum mergem acasă, mă, Darusel, Darusel, ce tot faci aici, Darusel, Darusel, ce tot faci aici, Darusel, mă, ce tu, mă, ce tot faci, mă, Darusel, aolo, bă, Darusel, bă, da, ești nervant, bă, de ce, ce, ce tot, mă, Darusel, te-ai trezit cu, cu ce te-ai trezit, mă, Darusel, că știu că tu te-ai costumat, Darusel, știu că ăsta ești tu, altcineva nu e. Bă, 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 ce vrei, mă, pleacă, bă, nici am aia, ceea ce e pe locul meu, bă, du-te, bă, nici am. Mă, ce-ai făcut, mă, la vocea aia, bă, Darusel, ce ți-ai făcut, Darusel, ți-ai robotizat voce, ți-ai pus efecte pe voce, realitate, Darusel, ce înseamnă la tine asta? Ce, Darusel, mă, pleacă, bă, 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 pe mine mă cheamă David, de unde, Darusel, Doamne, bă, apă. Ah, ok, da, nu, 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 nu ești Darusel, nu, nu ești tu Darusel, în fine, mânta, ok, ok, hai, mă, hai, ok, hai, gata, bă, deja mă enervează, pă, bune, copilul ăsta, uitați-vă, s-a costumat, el și-a pus, nu știu, și-a pus ochelarii aia pe cap, de vedem că își face și vocea, zici că are efecte puse pe voce de sau de 10.000 de ori, zici că e robotizată, în fine, mergem acasă, ne luăm asta foarte frumos, mă, dată și tot fac, da, wow, au rămas blocat fix în barca lui, wow, 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 cât de tare, deja ziua asta, mai prozat nu s-o putea să meargă, sincer. Bun, gata, în sfârșit am luat eu mașina asta. După cum vedeți, barca aia acolo ne face practic de rău, nu mai rău, ne face practic că e barca lui Darusel. Dar astăzi o să-i facem și noi mai mult rău, Darusel, o să ne batem joc de el. Practic o să facem mișto de el, o să-i facem o farsă, practic o să fie o farsă într-o farsă, pentru că noi ne vom costuma în Mara și practic îi facem farsa de care v-am zis că o să fie Mara foarte frumos, o să fie și Rafael, Mara o să aibă vocea lui Rafael, după vine Rafael și să sperăm cum o să fie, pentru că trebuie să fac ambele voci, trebuie să vorbesc și ca Mara și ca Rafael și o să-mi fie greu, pentru că nu le dăți. Da, știți care este faza, da, da, nu ne mai complicăm atât. Am lăsat mașina aici, dar o să-l vedem că e la diner. Sperăm că vine acasă, că nu vreau să fac prin acolo la diner, că mai sunt alte persoane și ar fi cam nașpa. Dar acum hai să mergem la Alice, să vedem dacă e acasă, să vedem ce face. Bine, trebuie să fie acasă, că până la urmă, da, e Alice, până la urmă e acasă mereu și da, bine, nu e mereu acasă, pentru că știți, da, am vorbit cu ea, era acasă și acum mergem noi, vedem că ne-a lăsat ușa deschisă, mă, frate, interesant, interesant. Mergem acum la Alice și da, să sperăm că o să iasă totul ca la carte. O să-i spunem lui Alice așa cum am spus eu, pentru că o să avem un am eu un dispozitiv, nu știu ce, cu inteligență artificială și așa am făcut voce, am făcut rost de vocea mare, practic, și așa te costumezi și tu, Alice, în mine și o să fie totul foarte, foarte bine. Ok, mergem acum la Alice, îi spunem și după aceea să mergem acasă, să dăm drumul la prank, pentru că o să iasă ceva super, super genial și chiar sunt curios dacă o să iasă, cum o să îmi placă mie și sunt curios de părerea voastră, dar vreau să scrieți în comentarii cum credeți că o să fie și după aceea vreau să scrieți în comentarii cum a fost, dacă v-a plăcut la final. Alice, Alice, cioc, 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 Alice, Alice, ce faci, mă, ești pe aici, Alice? Unde ești, mă? Bă, Alice, Alice, ești în casă, mă, ești pe sus, pe unde ești, mă, Alice? Ok, da, nu e aici, nu e aici, unde fi, mă, asta, mă, sus, sperăm că e acasă, tot, adică, nu, cred că e la restaurant, dacă nu e acasă, pe aici, mă, ce, ce, da, e gol, că nu mă pute! Bă, 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 ce, mă, dă-ți simplu așa, bă, Alice, bă, ce, bă, ce fac, la ce te uiți, Alice? Mă uitam la fotbal, ce, de data intrat așa pe semene, bă, tu ești tu la ușă? Da, Alice, te-am și strigat, Alice, dar tu ce să mă auzi dacă țip aici, dar eu nici măcar nu te-am auzit când ai țipat, nu știu, Alice, cred că, dar tu, ce, bă, da, ce cauți cu aia în cap? Ce e aia, Alice? Asta, baby, e o pălărie. A, e o pălărie, ok, Alice, păi și, ok, am înțeles, păi și fii atentă, bă, Alice, deci, stai, apără, duc, adam, apără, bine, mă, bine, așa. Mă, stai, tu te-ai la fotbal, pe bune, Alice? Amă, ia și zi ce vrei. Ok, mă, deci fii atent, Alice, vreau să-i facem o farsă, lău, Darusel, vrei să te bagi în chestia asta să mă ajuți? Normal, hai. Ok, deci fii atent, în primul rând, vreau să te transformi tu în mine și știi, fii atent, știu că știi tu de Mara, eu are Darusel o prietă, știi de fapt de ea sau ceva? Nu, adică, nu știu. Cum nu știi, nu te-ai împrietenit cu ea, nu te-ai împrietenit, că eu știu că are Darusel după cineva și vorbește de asta. Bă, da, să spunem că nu e Darusel pe aici, să ne audă, mă, că parcă, mi se pare că am auzit, păi, ușa, nu i-am lăsat ușa deschisă sau ce s-a întâmplat aici? Nu, n-am lăsat eu, mă, ce se întâmplă aici? Ok, nu e nimeni, deci fii atentă, Balis, fii atentă cum vreau să facem, deci, de fapt știi așa, știi de Mara, nu, zi pe bune, știi sau nu știi? Nu știu, mă, nu știu cine-i. Că mie nu vrea să-mi zic că știu, dar l-am văzut pe Darusel, l-am spionat și am văzut că stric cu o fată pe aici, o cheamă Mara și am făcut rol de ceva, știi că s-a inventat inteligența artificială și toate chestiile astea și acum poți să faci foarte multe chestii în zilele noastre, știi asta? Da, știu. Așa, și fii atentă, am
eu ceva cu care pot eu să-mi schimb vocea, să-mi pun vocea ei cu inteligență artificială. Stai, că mă sună. Așa. Cine te sună? Nu, nimeni, e cineva. Ah, ok, deci fii atentă. Am eu asta, cum ți-am zis, cu inteligența artificială. Pot să-mi schimb vocea și să-i am practic vocea Marei, că așa o cheamă, din câte am înțeles, o cheamă Mara. Și fii atentă, vreau să mă duc eu să mă schimb în Mara, pentru că am și văzut-o și am costumul ei. Așa, Marale, stai puțin, că îmi venea aici să tu și-l, deși atentă. Eu practic mă transform în Mara pentru că am costumul ei și vreau ca tu să te transformi în mine și eu o să fiu Mara, o să vorbesc cu vocea mea normală și după aceea pot să-mi folosesc și vocea cu inteligența artificială, să vorbești cu vocea de Mara, să vorbești practic cu vocea de Mara și cu vocea mea normală, știi ce zic? Da, înțeleg așa. Așa, și ceea ce vreau tu să faci, și vreau să te transform tu practic în mine, să fii arăți exact ca mine și să stai ascunsă. Eu o să mă duc la Dar Excel sub pretextul că sunt Mara, vreau să vorbesc cu el așa, să vedem ce face și toate chestiile astea și după aceea vreau să vorbesc dintr-o dată cu vocea mea, să vedem ce reacție să aibă Dar Excel și tu vreau să stai ascunsă și o să lăsăm așa mai mult și după aceea o să-ți fac eu un semn ca să te dezvălui, practic să te vadă și Dar Excel, să vadă practic că eram eu și după să vorbesc eu și ca vocea de Mara și ca vocea de Dar Excel, tu nu, practic nu vreau să vorbești nimic, adică când suntem în preajma lui Dar Excel, tu nu vreau să vorbești deloc, ok? Am înțeles. Ok, mamă, ok, Alif, mamă, o să iasă ceva foarte, foarte interesant, dar acum fii atentă, vreau, eu mă duc acasă, o să, de fapt, Alif, te aștept aici, te aștept afară, de fapt, sau hai că mă duc acasă să văd dacă o fi ajuns Dar Excel sau nu știu, de fapt, hai că te aștept aici, dar vreau să te transform în mine și după aceea, de fapt, da, trebuie să mă duc acasă, că practic trebuie să mă transform eu Mara, să sperăm că nu vine Dar Excel sau dacă e acasă, nu știu, dar ne întâlnim. Unde ne întâlnim? Mai vin la tine sau vii tu acolo la mine? Cred că trebuie să vii tu la mine, că eu trebuie să mă mai șarajez. Da, trebuie să te faci ca mine, practic. Hai că eu o să vin eu la tine, practic, să te iau, că poate o să vină și Dar Excel la casă și o să fie mai așa. Stai așa, ce culoare, roșu, bombon, așa, da, și să văd aici un e cu maro, e cu roșu, e cu alb, e cu negru. Nu, du-te de asta, că trebuie să fie perfect. Bine, hai că ne vedem după acolo. Ok, mergem acum acasă, foarte frumos. Chiar sunt curios cum o să iasă, frate, pentru că o să fie ceva foarte genial. Chiar sunt curios de reacția lui Dar Excel, cum o să fie. Acum mergem, ne transformăm în Mara și să sperăm să murea. Îmi urez acolo, practic, îmi urez singur succes. Să am noroc, că pentru că o să fie cam greu, nu vreau să-și dea seama și trebuie să vorbesc eu și ca Mara și ca Rafael. Să sperăm că o să fie. Ce se întâmplă, mă, frate? Bă, am zobușa asta, mă, frate, să închid așa dintr-o dată, nu știu care e faza, dar în fine, nu ce acum la mine. Dar să sper că nu ești după aceea să-mi faci vorfare. Să bă, dar să sau ce am făcut, mă, cred că mă pe aici. Bă, asta da, frate, că o țin aici să meargă așa, practic, să iau eu foc, mă, pe bune. Acum mă duc repede la mine, mă duc foarte frumos. Așa am închis și așa cum a deschis demo ăsta, ne costumăm și o să fie totul foarte bine. Bun, gata, m-am costumat foarte frumos, arătăm impecabil, mergem acum repede să vedem ce o să facem și toate trebuie să ne ducem acum foarte frumos, mergem la Alice să vedem dacă ea s-a costumat, ok, deci da, vrem să ne... Bă, dar ce căutăm? Bă, da, să deschid dușile astea, nu știu, mă, frate, care e faza cu el, ok, vedem bărcuța asta aici, alu, dar sel, mergem acum la Alice să vedem dacă s-a costumat în mine, eu arăt foarte frumos și o să-i zic practică, e chiar o idee bună, scrieți-mi în comentarii dacă e o idee bună, cum am zis, cu inteligența artificială și toate astea, mă, Alice, ce se întâmplă, mă, de ce să dai ăsta drumul singur, Alif? Ce? Bă, da, să puțin, de ce nu te costuma până acum? Tu nu te costuma, ce te faci? Bă, păi, dar nu mă cam început, dar lasă-mă în pace să termin, n-ai, nu mai invit, eu sunt gata, hai că te aștept aici, ajung la tine, mamă, frate, că durează, mă, la fetele astea, pe bune, nu știu, pe bune, adică durează foarte, foarte mult, hai că mă pun aici, pe canapea, stau frumos jos și acum o așteptăm pe Alif, să sperăm că nu ne apucă noaptea aici, bine, să sperăm că am ieșit, dar este la casă, mă, ce se întâmplă, mă, cu toate chestiile astea, Doamne, chestii paranormale pe aici, pe la Alice, sincer, pe bune. Aoleu, bă, dar stau aici de o grămadă de timp, frate, 10 minute, de 15 minute stau, nu știu, nici nu mai știu cât e ceasul, câte minute, au durat și toate chestiile astea, dar Alice se pare că Alice tot nu mai vine, mă, pe bune, ia mă că mă duc eu la ea, mă, Alice, ești gata, mă, stai că nu intervesc cu tine, zi, ești gata, Alice, mă auzi, alo, Alice. Mă, și stai, mai ușor, nu mai gata, că imediat așteaptă. Deci să aranjăm aici cu ăsta și dacă mai punem puțin aici la urechi.
Gata. Alex, ce se întâmplă pe aici? Mă, ce se întâmplă la tine? Că mi-a apărut un cap de lup. Nu știu ce se întâmplă. Vezi unde buști tu lucrurile, Alex. Nu le mai arunca aici peste tot. Adică, pe bune, așa. Wow, dar vezi că arată genial. Bă, dar nu, mie mi se pare așa ciudat când îmi văd skin-ul meu. Da, mi se pare super, super tare. Arată interesant, mai ales pe bune. Adică, da, mie chiar îmi place. Bă, păi, hai să mergem, nu? Că ai zis să-i facem alea să... Da, deci fii atentă. Hai să-ți arăt cum am aici cu inteligența artificială și fii atentă cum vreau să fac. Bă, da, tu sigur nu te-ai întâlnit cu Mara până acum? Că gen vreau să-ți arăt cum are ea vocea. Mă, nu știu, dar chiar vreau să te întreb sincer cine e. A, păi eu nu știu, gen, eu prieten, dar din câte am văzut, gen, sunt prieteni, nu sunt împreună sau ceva. Adică am văzut că nu sunt ei împreună, doar sunt prieteni, așa, nu știu. Da, stai aici puțin, că trebuie să răspund aici, stai. Ok, mă, ce faci, mă, Alex? Păi răspunde. Da, bă, nu, am acum niște treabă de făcut cu un prieten și după aia vin la tine. Mă, ales chiar are un prieten pe bune, mă, frate. Mă, ce așa, faci? Hai. Gata, ce te făceai acolo? Te uitai în oglindă, ce făceai? Nu, m-a sunat bunicu. Ah, bunicu? Ah, ok, Alex, păi fii atentă, vrei să-ți arăt cum are vocea sau nu? Da. Deci fii atentă. Ce făcut, ai făcut ăsta aici, bă, Alin, bă, ce te faci, bă, Alin, sunt, ai căzut prin ăsta aici, mă, aolo, stai că am căzut, bă, Alin, de ce spart ăsta aici, de ce ai făcut asta așa aici, vrei să-mi faci mie un prank sau ce vrei să faci, Alin? M-auzi? Bă, Alex? Da, nu înțeleg ce e cu chestia asta, dar în fine. Deschide și mie aici, că am căzut și eu nu pot să ajung acolo, că eu n-am super puterele voastre să pot să urc. Așa, gata, Alex, în fine, deci fii atentă. Deci cum este vocea, mă, Alex, deci fii atentă. Stai să iau ăla să folosesc inteligența artificială, fii atentă. Ana, eu sunt Alex, eu sunt Mara, ce faci, tu ești Alex? Vezi că sună aproape ca... Bă. Aproape ca ție sună, Alice, că tu ai zis că nu cunoști pe Mara și ai spus că nu știi pe Mara, aproape ca ție sună. Nu, sună aproape ca mine. A, aproape ca tine? Interesant, mie nu mi se pare, dar îți place, mă, Alice? Îți place cum e? Crezi că o să fie interesant, că o să se prindă Darusel sau o să se sperie? Da, e destul, chiar sună bine și o să fie și interesant. Ok, păi hai acum, ok, stai puțin că scot ăsta. Gata, Alice, gata, deci fii atentă, îți place, bă, cum e? Da, e chiar forță. Gata, mă, hai să mergem acum, mergem repede acasă și să vedem ce reacție o să aibă și Darusel. Să sperăm că a venit totuși Darusel la casă, că o să fie tare, mă, Alice, nu știu. Scrie-mi, spune și tu, ce, cum crezi că o să fie, Alice? O să fie de, n-o să mai știe ce e cu el, așa o să fie. Ok, mă, chiar sunt curios, Alice, fii atentă, stai puțin. Deci fii atentă, așteaptă aici, o să așteptăm aici și o să intru eu pe rând, tu o să fii, fii atentă, o să fii, deci o să intru pe acolo prin față pe la el, pe la ușă și tu vreau să stai ascuns acolo lângă ușă, da? Ca să fie ca și cum și tu după să vii, știi? Prima oară vorbesc eu ca el ca și cum sunt Mara, mă, normal, după o să-mi dau vocea mea normală, o să scot inteligența asta artificială și după aceea o să se sperie și asta și după aceea o să vii tu, ok? Ca să nu-și dea seama, știi? Du-te. Gata, acum merg. Păi trebuie să vii și tu după mine, mă, stai puțin, nu deschide că poate e deja aici, gata, deci facem așa, înțeles, da? Am înțeles, hai să mergem. Mă, Alex, sunt ei dos, mă, bă, ce-ai făcut aici? Ai spart geam, mă, unde ești, mă, Alex, bă, Alex, sunt ei dos, mă, bă, Alice, mă, unde ești, mă, bă, alo, Alice, mă, ce cauză? Bă, Alice, hai, mă, că n-am chef de glume, hai repede să facem asta, că poate vine Darusel la casă, mă, ce tot faci, Alice, unde ești? Alice, alo, mai vii odată, mă, Alice, pe bune, ești, mă, mă, doamne, deja mă enervezi, Alice, adică, pe bune, ce înseamnă toate? Darusel, ce faci? Bă, Mara, fii atent, l-am văzut pe prietenul meu acolo, la prietenul meu, dar tu l-ai auzit? Fii atent, uite, zaci, în bărcă, ești foarte frumoasă, dar el, așa e, stai aici, zicea, Mara, stai, bă, dar tu ce faci? Alice, ăsta, Darusel, mă, ți-ai zis că nu te-am auzit, nu te-am înțeles, mi-ai zis de bărgăl, chiar aveam nevoie, Darusel, de bărgălul acesta, dar nu te-am înțeles, ce-ai auzit, că nu s-a auzit nimic, ce prieten al tău, Darusel? Păi nu, fii atent, stai cu un prieten, adică mai mult de sclav, nu faci sclav, Stai, Darusel, că îmi trec cuvintele tale dintr-o ureche într-o alta. Vorbește mai încet, că mie îmi spaci timpanele. Și antenă, am eu un prieten care stă cu mine, mai mult sclav meu, că face curățenie prin casă. Eu stau și mă joc fără și antenă. Stai, și cum îl cheamă pe el? Rafael îl cheamă? Bă, stai, ce? Da, Rafael îl cheamă, Rafael. Adică, cum îl cheamă? Dar el ține, Darusel, cine e Rafael ăsta? Bă, Rafael e un băiat care, uite, stă în camera aia de sus, e băiatul meu ținut la
capul, ia. Bă, dar Sele, vină mă odată sus. Bă, acum vin, bă, hai. Bă, ce l-am speriat pe ăsta? Bă, ce să chiar crede ăsta puțin să spui. Bă, dar Sele, ce faci? Bă, dă-i ne simți de ce dai mine? Zi, de ce dai mine? Ce faci de dai așa? Unul ăsta. A, dar Sele, de ce dai mine? Ne simți de ce dai mine? De ce ți-a ceva, dar Sele? Ne simți? Mama! Bă, mara. Ce vrei mă ăsta? Ce vrei mă, dar Sele, ne simți? Bă, Rafael, bă, nu te bă, mai bă spraf, adică că mare reală. Așa fost cu Denisa, nu? Ce zici mă acolo că nu te înțeleg, mai încet. Așa a fost și cu Denisa, frate, acum faci cu Mara, tu te frate că m-ai supărat. Bă, dar Sele, stai puțin, bă, unde, dar Sele, în primul, n-am vrut să fac asta, adică fii atent ce am făcut, nu știu, deci fii atent, dar Sele, în primul rând, ai auzit de inteligența artificială? Inteligența artificială, ai auzit așa ceva? Inteligența artificială? Da, în fine, dar Sele, deci fii atent, este un dispozitiv prin care poți să-mi setezi vocea și eu te-am urmărit pe tine când te-am văzut odată cu Mara, dar Sele, am auzit că o cheamă Mara, te-am văzut cu ea și eu m-am transformat în ea și am folosit un dispozitiv prin care pot să-mi schimb vocea în vocea ei, cum ar veni practic, și fii atent ce am făcut azi. Am pus-o pe Alice să se transforme în mine, s-a transformat, uite-te ce a făcut Alice, a spart geamul și dintr-o dată a dispărut, nu s-a mai făcut aici, nu știu unde a plecat, deci fii atent, am vrut să complotez cu ea ca ea să vină dintr-o dată eu să vorbesc cu vocea mea de băiat, cum ar veni de vocea mea normală, și tu gen să zici, bă, Mara, tu ai fost și așa și după să apar eu, gen, să apară Alice ca și cum sunt eu și să vorbesc și de acolo și de aici. Dar ghiști ce a făcut ea? Ea a plecat, uite-te, și m-a lăsat pe mine așa singur și acum te-a trebuit să stau așa, pentru că am stat să-ți țip aici și te-am văzut pe tine acolo, că erai ca altfel, eu țipam după Alice să văd unde e, dar na, ce să mai și fac? Așa, bă, până la cine, bă, dar tu-ți faci mie geamul, bă, bă, geamul ăsta costrămă decât viața ta, băi, dragile. Bă, nu l-am făcut tu, dar Sele, și vorbește frumos, în primul rând, cine te-a învățat să vorbești așa ceva, mă, dar Sele, ești nesimțit? Mama! Ok. Hello. Astăzi este momentul să-i facem o mare farsă lui Alice. Ei bine, mai țineți voi minte chestiile acestea, dispozitivul de control la mintea și dispozitivul fermecat de minți? Ei bine, astăzi vreau să le refolosim din nou. Și vă întrebați ce caut și cu asta în inventarul meu, practic pe care eu o să-mi o pun în cap și nu, ăsta cu ăsta nu-mi controlez mintea, ci cu aceasta, pentru că aceea de oameni în cap este una fake. Mamă, dar se potrivește cu mine culoarea pielii, culorile, toate chestiile astea, dar da. Uitați-vă aici, am scris aici Rafael și Alice, vă invităm la un concurs de construit mai special unde vă las să construiți ceea ce vă doriți. Dar avem un nou parteneriat cu o firmă de pălării și va trebui să purtați fiecare câte una. Câștigătorul va pleca acasă cu 100 de lei succes. Ei bine, am pus eu astea la troll. Nu n-a scris nimeni nimic, practic, dar noi mergem la concursul de construit, iar chestia asta cu pălăriile am făcut eu la troll pentru că astăzi vreau să trolez pe Alice, să controlez mintea. Ei bine, mai știți data trecută când am controlat mintea normal într-o zi normală și am zis, bă, nu cred că ar mai, nu știu ce să-i mai zic lui Alice de data aceasta ca să-și pună pălăria asta în cap, și am zis, bă, frate, ia stați puțin. Dacă te merge la concursul de construit, să scriu că am făcut un parteneriat, că cei de la concursul de construit ne-au pus să purtăm aceste șepci, practic, și o să fie mult mai bine. Acum hai să mergem la Alice acasă și să-i dăm drumul, să-i spunem de toate chestiile astea. Câștigătorul o să primească 100 de lei oricum, ca de obicei. Asta nu este fake, practic. Și da, hai să mergem acum la Alice în cameră, în casa ei, să vedem, bă, da, de fapt să sperăm că e și acasă. Alice, alo, Alice, ești acasă? Alice? Bă, nu cred că e acasă. În timpul ăsta, bă, Alice, sau fi la restaurant, mă, ia să-i să văd. Bă, Alice, ce cauți aici? Ce faci? Alice, ce faci? Bă, ce să fac? Și uite, tundeam aici iarba, tu ce faci? De ce am asta pe cap? Ei bine, Alice, fii atentă, am primit o nouă scrisoare de la concursul nostru preferat de construit din partea aia. Oamenii ăștia ne-au chemat din nou și mi-a spus că au ei, nu știu, un parteneriat ceva de să facă niște chestii cu niște pălării și ne-au rugat să purtăm aceste pălării, iar câștigătorul va câștiga 100 de lei, Alice, cică. Nu știu, adică au zis că au parteneriat cu o firmă de-astea de pălării, nu știu care este treaba, dar la mine chiar mi se potrivește, adică uite-te cât de tare arată, mie mi se pare super genial. Da, îți stă foarte bine, mă, păi și ce vrei? Vrei să merg eu acolo, nu vezi că am treabă? Păi Alice, nu vrei să faci niște bănuți? Adică așa, în plus, ce, strică niște bănuți și te mai și distrezi când construiești, nu te distrai parcă la concursul de construit, nu era mișto? Da, mă, bine, hai că vin să termin aici de tuns iarba. Bine, fii atentă, îți dau pălăria acum sau ți-o dau fix acolo când ajungem? Dă-mi acum. Ok, hai că ți-o dau acum, ia-o, perfect, ia-o și pune-ți-o direct pe cap să vedem cum ne stăm, Alice, să ne punem unul în față. Ia-o, da, mama, Alice, ia vine aici, mamă cât de tare e, ok. Acum, Alice, fii atentă, nu mai tunzi aici iarba deloc, deci fii atentă, sparge aici câteva blocuri din casa ta, din dărți, practic, din curte, sparge câteva blocuri, iar după aceea o să mergi la concursul de construit, unde o să fac ce vreau din tine, s-a înțeles? Am înțeles. Ok, hai, mă, Alice, hai, mă, mergi odată ce tot
face aici, Alinz, 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 hai mă, hai mă. Da, a, hai. Am zis, cred că am zis ceva, să spargi aici niște blocuri. De ce nu spargi blocurile? Sau le-ai spart pe astea deja? Ce se întâmplă aici, Alinz? Așa, așa, foarte frumos, gata, mă, merge, e perfect. Ok, bă, Alinz, să fii atentă, vină, vină, acum, hai să mergem, hai să mergem. Bă, dar nu aștept să mai tunzi pe aici iarba sau nu așa nici ai? Mai tun, mă, hai să mergem. A, nu mai tunzi, ok, ok, hai să mergem acolo la concurs de construim, mamă, o să fie foarte tare, abia aștept. Gata, Alinz, deci fii atentă, oamenii ne-au spus să construim ceea ce ne trece nouă prin cap, adică construiești ceea ce vrei tu, nu e o temă specifică, numai că o câștigător o să primească 100 de lei, ca de obicei, Alinz, și asta e avantajul tău, pentru că o să faci ceea ce îți dorești tu și la ceea ce te pricepi tu practic cel mai bine, Alinz, și o să câștigi banii practic. Înțeles, hai să începem. Hai să începem, hai să începem, bă, deci mi-ai închis ușa, în fine, fiți atenți, mamă, o să fie foarte, foarte genial acum, pentru că eu pot să trulez pe Alinz, azi văzut practică, nici n-am mai trebuit să mă duc acasă, Alinz, deja m-a crezut din prima cu asta și a pus șapca pe cap, pălăria practic, am modificat acolo, am mai scris niște chestii, dar mă rog, hai să ne ducem acum, de fapt, cred că mai stăm câteva minuțele să vedem ceea ce construiește Alinz, să vedem ce idee are, iar după aceea o să începem distrugerea, o să-i distrugem practic acolo, să o punem să mai distrugă niște chestii, să modifice niște lucruri, să facă anumite chestii, ca să fie cât mai troll și eu practic să câștig. Ei bine, eu nu știu ce o să fac sincer, cred că o să fac tot ceva random, cum am făcut atunci când eram costumat mare, vedeți ce chestii mișto am făcut acolo, o să mă apuc acum să mai fac tot așa niște chestii random, fiți atenți, hai să ne uităm acum, luăm niște dazea random, hai că iau ăsta, mai iau ăsta, de fapt hai că-l folosim pe ăsta așa, după aceea ne punem partea asta, hai să luăm ăsta și trebuie să mai luăm, nu știu ce să mai luăm, să mai iau, cred că mai iau un ăsta, de fapt nu, cred că iau quartz, hai să luăm quartz, să facem ceva aici interesant și nu știu exact ce să fac, dar hai să-i dăm așa, nu știu, o formă, vedem și noi ce facem, sperăm că o să iasă ceva bine, ia mă, fiți atenți, că am o idee, ceva de genul, nu știu exact să vă zic de ce am eu idee, dar haideți să vedem cum facem treaba asta și după vedem dacă ne iese ceva, hai să vedem înainte toate, nici n-am mai trebuit să mă duc acasă ca să arăt practic scrisoarea, dar am scris-o practic, am scris-o bine, că n-am scris eu, facem treaba asta și hai să vedem ce face Alinz, chiar sunt curios, chiar sunt curios dacă face ceva acolo, deci în primul rând ca să ajungem la ea trebuie să folosim ăsta, ca să nu zic că ia ceva, că ce caut la ea, deci luăm direct ăsta dispozitivul, să vorbim, bun, Alinz, ce faci aici, Alinz, poți să-mi spui și mie ce faci aici? Știu, un turn de construit. Ce faci aici, turn de construit? Da. A, pe Alinz, păi fii atentă, nu, că eu vreau să modific beaconul ăsta, nu vreau să fie așa, Alinz, de fapt fii atentă, vreau să-i pui culoarea, să-i pui culoarea maro, cum am eu skin-ul aici, nu, nu pui de ăsta, și beaconul ca să se facă, trebuie să faci tot ăsta, să umpli aici, practic, să faci ăsta cubul, cum ar veni, adică 3 de astea, 3 de astea aici, 3 de astea aici, cum ar veni, să faci așa, pătrat, direct, gata, acum o să meargă și fii atent, Alinz, după aceea, așa, gata, perfect, acum pune maro ca să fie fix culoarea pielii mele, Alinz, și altceva nu, nu mai faci, Alinz, adică îl lași doar atât, acum te apuci de alte construcții, nu mai faci pe asta, ok? Am înțeles. Ai înțeles, ok, Alinz, gata, mamă, cât de tare ar trebui, nu ți se pare și ție că arată mai mișto, așa? Ba da, ba da. Ok, ok, deci fii atent, Alinz, fii atentă, vreau să pui aici în colțuri, vreau să pui să dai cu lemn, așa, fii atent, de fapt, toată construcția vreau să faci cu lemn, ceea ce voi tu să faci, vreau să faci cu lemn și să faci și cu lemn și lemn de ăsta de culoarea aceasta, maro, așa, și lemn mai roz, că știu că parcă e și un lemn mai roz sau ceva de genul, nu știu, dacă găsești un lemn mai deschis și te las aici să faci asta și revenim după, ok? Ok. Ok, ok, mamă, totul este perfect, mă duc acum repede și hai să ne continuăm de ceea ce facem, chiar sunt curios cum o să iasă ceea ce am eu să fac acolo și eu hai să văd ce o să fac aici, hai să ducem treburile astea așa, facem un fel de genul, ia, fii, nu știu ce să zic, un fel de troiță, de ceva, habar n-am, nu știu cum e chestia asta sau chestie de aia când vii aici la jumate de e, nici nu știu exact cum să zice, mai sunt niște chestii prin par, nu știu dacă știți despre ceea ce eu vreau să zic eu, dar scrieți-mi acolo în comentarii, ia mă, facem aici ceva de genul așa, după trebuie să luăm niște slaburi, hai să luăm niște slaburi din acestea, le luăm fix pe astea, mi se pare o combinație interesantă, ducem partea asta așa, după facem totul, tot aici, perfect, după aceea cred că în jumate continuăm tot cu astea sau să facem ceva de genul fix așa, nu știu exact, sau, nu, hai continuăm tot ăsta și cam atât o să fie aici, după ia mă să vedem cum arată, bă, arată interesant, aici vreau să pun apă la jumate și ar fi ceva de genul, ar fi interesant să pot să fac și ceva cu beacon, dar nu, că nu e jumătate la mine, dacă vedeți, uite, pune în partea asta, aaa, fiți atenți că fac un fel de acvarium acum, hai să luăm și niște glass, ar da ceva interesant, luăm glass din acesta, pare cel mai interesant dintre toate, dacă stai eu să mă uit așa și facem aici ca și cum ar fi un acvariu, cred că e interesantă ideea, nu, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă place ideea mea, facem acvariul aici, după vreau să mai facem niște chestii, dar după ce terminăm acvariul acesta, mergem din nou la Alinz să vedem ce face acolo și da, hai să vedem. Bun, am terminat aici, după cum putem vedea, cam ăsta este acvariul, nu este ceva foarte, foarte alt, dar mi se pare interesant, uita și pe jitișorul ăsta aici, dă notă, stă el aici pe la fund, văd că nu se duce mai în sus, dar da, mie mi se pare genial, hai să punem asta din nou aici, pentru că, ia știți, dacă fac ăsta așa, arată mai interesant, dacă o lasă așa, bă, cred că lasă așa și eu mi se pare că arată, ok, eu e o chestie basic, nu e ceva foarte, foarte greu, dar după aceea o să vreau să mai fac anumite chestii în afară de asta, că nu o să fac doar asta, o să fac ceva mai maker, o să vedem ce facem acolo în spate, am eu așa o idee, încă nu zic, dar hai să vedem ce face Alinz, mă, frate, dacă s-a conformat practic regulilor mele, ceea ce am scris eu, ia mă, opa, vedeți că face stagură mânie aici, ok, a lăsat aici în
partea asta cu verde așa jos unde a pus și vedem că a pus bine, nu există roz, văd că n-a găsit roz, l-a găsit pe ăsta, roșiul ăsta și arată interesant. Mai ales ce face aici? Bă, Alex, vezi că ai acoperit beaconul ăsta și nu mai merge. Așa, gata. Ce face aici acum? Ce e ăsta? Este primul lucru care mi-a venit în cap când mi-ai zis de culori. Ah, ok. Bă, și cam ăsta este tot ceea ce voiai tu să faci, Alex? Nu, încă mai lucrez. Ah, ok. Dar așa, în plan, ce mai aveai tu de făcut în afară de asta? Ce te mai gândești să mai faci? Momentan nu știu, fac ce-mi trece prin cap. Ah, ok. Fii atent, în afară de asta, aș mai vrea să mai faci să faci ceva de genul ca și cum ar fi, nu știu, să fie o cutie, nu știu, ceva un adăpost de animale, ceva o chestie de asta mică, un cotes, ceva făcut de tine, Alice. Bine. Ok, ok. Gata, hai că am plecat, te las să continui acolo ce am făcut. Ok, ok. Bă, momentan nu am ce să-i mai zic lui Alice, ceva foarte, foarte wow. Vreau să vedem ce mai faci în continuare, să vedem ce cum termină ea construcția aia și să facă și un adăpost de câini, chiar sunt curios cum o să facă și după aceea o să-i zic practic să nu vă zic exact, dar nu știu, cred că mă gândeam să fac ceva, dar nu știu exact dacă ar fi în regulă, dar hai mă că nu ne batem chiar așa joc de ea. O lăsăm să construiască acolo, mai facem și noi aici, deci fii atenți. Mă gândeam să fac ceva de genul un fel de castel, dacă stai să mă gândesc, dar ce să luăm? Aș vrea din aceasta chestie, din aceasta, hai să luăm iron trapdoor din aceasta, ia mă, dacă căutăm iron trapdoor, uite că avem și iron bars-urile astea și avem și astea. Hai să facem un fel de pușcărie, mă frate, nu știu, o celulă din asta mă gândesc să fac aici, deci ducem asta așa, practic foarte frumos, să luăm și o ușă din aceasta, dacă stai să mă gândesc. Și cam aceasta este forma, o să fac un fel de pușcărie de celulă din aceasta și să vedem cum o să fie, practic, până la final, nu o să fie ceva foarte, foarte interesant, adică o să fie interesant, dar nu o să fie ceva foarte greu de făcut, pentru că, până la urmă, de fapt, aș vrea să fac eu ceva, o chestie mai sofisticată, dacă stau să mă gândesc. Fiți atenți, o să am eu o idee aici, să fac eu o formă așa, ceva de genul fix aici, colțurile astea, o să iasă ceva interesant, sper că iese și da, hai să continuăm asta, să terminăm suprafața asta, practic, schița și să vedem cum o să iasă după aceea, să continuăm și interiorul, după aceea vedem ce mai futalez, mergem acolo, o mai trolăm, o mai controlăm și da, la final vreau să scrieți în comentarii cum vi s-a părut, ce părere îmi dați la construcțiile mele, practic ce părere dați la construcțiile mele și la construcțiile ei, cum am vrut eu practic să iasă și dacă vreți să mai facem asta și cu Darusel, dar am făcut toată, nu știu, scrieți în comentarii dacă vreți să mai fac cu amândoi deodată. Bun, cam așa arată pușcăria mea, închisoarea, nu știu, scrieți în comentarii dacă vă place, mie mi se pare o formă foarte, foarte interesantă și aici în spate și uitați-vă și în partea asta și în partea asta în față, intrăm aici în pușcărie, practic în închisoare, avem aici un pat foarte frumos, mi se pare că patul acesta chiar arată genial pentru închisoare. Aici avem unde stau, unde te speli de apă, toate chestiile astea, te speli pe față, toate astea. Și aici avem o toaletă și apă de să bei, practic primești de la oameni, că de la cei care lucrează aici, că nu-ți dau, adică eu nu cred că îți dau așa în continuu toate chestiile astea. Bine, nici nu știu cum e, nici nu vreau să știu, dacă stau așa să mă gândesc și da, ok, cam așa arată, nu știu, scrieți-mi în comentarii, cam asta este tavanul și mie mi se pare ceva foarte, foarte interesant, îmi place forma cum a ieșit. Scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place. Închidem aici și asta este pușcăria mea. Aceasta este și acvariul, practic asta este acvariul cu peștele aici jos care văd că stă doar aici, văd că nu vreau să urce în sus. Și avem aici la totul interesant. Acum hai să mergem la Alice să vedem ce a făcut. Dacă a făcut cu așa cum i-am zis, ia mă să vedem, mă. Ia mă să vedem ce a făcut Alice. Uitați-vă de ce asta a lăsat tot și cam asta este. Mă, da, mamă, dar a făcut dita mea de postul de căi. Mamă, dacă stai să mă gândesc, uitați-vă câte chestii sunt aici. Ok, să nu iasă câinele. Ok, Alice, ce faci aici? Ce faci aici? Ce faci aici? Câte lucruri ai făcut, mă, Alice? Atât, asta e tot, gata? Bă, eu am cam terminat. Uite, aici e adăpostul. Bă, vezi că arată interesant, mă, Alice, dar ce e cu movo ăsta, mă, Alice, pe bune, adică nu poți să-l schimbi și tu în maron, ar arăta mai bine? Ar arăta, dar na, de acum. Eu zic să-l schimbi în maron, cel puțin partea asta de jos de aici, uite, partea asta vreau să schimb toată maron, uite, fix părțile astea, uite aici, fix ce vezi aici jos în partea asta, primul bloc, vreau să-l schimb tot cu maron, ca să-l văd maron, Alice, înțelegi? Deci dacă mai vin la tine, de fapt, fă-l da cum, Alice, ce părere ai, îți place sau nu-ți place? Da, e foarte frumos. E foarte frumos, nu-i așa, așa ziceam și eu, pe bune, adică e foarte frumos, ce era maron, movo ăsta, Alice, pe bune, adică nu se potrivea, uite, câini, uite, văd că le place, uite cum au venit câinii exact aici, fix la asta, maro, când au văzut maro, arată și interesant, e mai luminos, așa, Alice, chiar le place, vezi? Da, văd. Da, e super, super tare, mamă, cam ăștia, bă, dar Alice, dacă am seamănă câinii ăștia între ei, adică alți câini ai mai adus pe aici? Păi, da, sunt 5 câini, cât vrei să mai cumpăr? Pe ai ajuns din două familii diferite, cum ar veni, ai adus pe ăștia dintr-o familie și pe ăștia dintr-o familie, nu? Alții n-ai mai găsit, nu? Nu. Ok, deci ăștia s-au plăcut ție, oricum. Ei bine, Alice, ce să zic, eu vreau să mai aduc un câine, altul diferit față de ăștia, un câine, nu știu, un câine diferit, nu știu ce faci tu, Alice, eu mă duc acolo la mine, te aștept să termin aici. De ce ai făcut asta? Nu știu, trebuie să-mi aduci un câine, Alice, pe bune. Bine, îl aduc acum. Hai, Alice, deci fii atentă, după ce ai adus câinele, vreau să vii fix acolo la jumătate. De fapt nu, hai că vin eu în câteva minute. Ok, lasă, o să vin eu din nou aici, ok? Ok. Ok, bun, gata, hai că am plecat, bă, frate. Ok, am văzut, mă mai pune să mai aducă un câine, pe arată interesant. Bă, de fapt, dacă stau să mă gândesc, fii atent, chiar arată mult mai bine dacă e partea
partea asta de jos mi se pare mult mai luminoasă, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii. Și bă, frate, nu știu, bă, dar partea asta așa, parcă nu e ce trebuie, mă, cred că o pun să dărâme partea asta, sincer, sau? Nu, mă, nu, hai că o las, că parcă îmi place, uite cum a modificat chestia asta, cum a făcut așa, unit tot ăsta și arată interesant partea asta și partea asta. Și aș mai pune să mai facă ceva aici, un fel de turn aici deasupra, vreau să mai facă un turn ceva, să fie așa, să fie completat, cum ar veni turn în partea asta, turn în partea asta, zic că ar da mai bine și da, hai că mă duc acum să... Ia, mă, mi-a adus câine, mi-a adus ceva, mă, ia, mă, să vedem, opa, 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 mama, Alice, mi-a adus, mă, bă, da, parcă sunt mai mulți câini în afară de ăsta. Mai e încă unul. Ai, mi-a adus încă unul, tot din aceeași familie, cu care, tot din, a, din ăștia, dalmațieni, ăștia, ok, mă, Alice, deci fii atentă, ăștia văd că vor să iasă afară, deja nu le mai place să mai stea aici, Alice, vină repede afară, vezi să nu iasă, să nu iasă câinii, deschide ușa, hai, ieși, Alice, hai că ies câinii, hai, gata, ia, pe a ieșit, mă, Alice, a ieșit afară, da, uite, iese și celălalt, în fine, fii atent, Alice, acum, bă, mie nu prea îmi place cum arată, adică vino aici, mai fă un turn aici, ceva, un turn, fii atentă cu ce vreau să faci turnul, îți alig eu acum, deci faci cu din ăsta și din acesta, cum se numește, granit, ia, mă, să vedem, ia, ăsta e, nu, haide că ăsta arată interesant, uite, Alice, gata, din ăsta și din ăsta folosiți, faci un turn șmecher, Alice, cel mai șmecher turn. Ok. Hai, Alice, mai repede, trebuie să faci repede, deci fii atentă, vrei să te ajut și eu, hai că te ajut, cum vrei să duci aici? Nu vreau să mă ajut. Ah, ok, Alice, deci când termin eu, să fiu practic să venim acolo, ok, s-a înțeles? Ok. Ok, mamă, arată interesant, mă, frate, mamă, e frumos, mă, Alice, bă, mie îmi place, bă, dar te-am pus să folosești tu, hai, folosește, că arată interesant, mă, Alice, dar du formă mai sus, dă-l mai mare, du mai în sus aici, fă și în partea asta, fă-l, fii atentă, vreau să duci ăsta așa, deci fii atentă, vreau să duci ăsta așa și să-l faci cât mai sus, gen fix așa, uite, da-ste așa, să fie fix așa, te-ai prins de idee, hai că să te ajut eu aici, vă umplești tu în partea aia, să fie fix așa, bă, arată mult mai interesant, Alice, uite-te, adică, pe bune, fii atentă, ia, vină, vino aici, Alice, vino aici, fii atentă, uite că arată interesant, zi tu, dar nu arată șmecher. Bă, da, vezi că chiar arată, uite-te, pe bune, adică, nu știu, să scrie oamenii acolo în comentarii, mie mi se pare că arată genial, așa, chiar arată, nu, la mod de ce nu ai sens, chiar arată super spertare, chiar îmi place și acum, Alice, fii atentă, hai să îți dau o notă la ceea ce ai făcut tu aici, bă, Alice, îmi place că te-ai conformat, cum am zis eu, ai ținut cont de sfaturi, îți dau nota 10, ce să mai, Alice, că e mișto. Mulțumesc. Da, fii atentă, că partea asta cu mofta ai făcut-o tu nu prea îmi place și pentru asta să-ți dau nota 8, Alice. Bine. Ok, ești mulțumită cu nota asta sau nu? Da. Ah, ok, păi fii atentă, acum vreau să mergi la mine să vezi ceea ce am făcut pentru că am făcut două chestii super interesante și fii atentă, nu vreau să spun eu nimic, vreau să mă întreb tu despre ceea ce am făcut, ceea ce crezi tu și să mă întreb tu toate chestiile, ok? Așa, mă, Alice, ce părere ai? Uite-te cum arată chestia asta și mai e o chestie în spate, dar nu zic, vreau să-mi spui tu mai multe chestii. Bă, păi, da, zi ce e asta, e muzeu, ce e? Nu e muzeu, tu nu vezi acvariu, tu nu vezi că e pește aici, e chestia, adică se poate spune. Dar nu l-am văzut. Ah, pe la ce te uitai tu, Alice? Mă uitam la algele astea. Păi da, exact, e acvariu, bine, că asta parcă nu știu exact, dar cred că e și prin muzeu așa ceva, dacă stau să mă gândesc, dar ce părere ai tu așa de el? Bă, e frumos, așa, dar hai aici. Bă, chiar îți place Alice ăla din spate? Chiar îți place, pe bune? Chiar îmi place. Ok, deci fii atent, aici ce crezi că e asta, Alice? Închisoare. Da, este o închisoare și ce părere ai tu? Uite cum am făcut toate formele astea, mie mi se pare foarte genial. Zi în care parte îți place cel mai mult din închisoare? Bine, din care perete? Ăsta, bine, astea din laterale sunt aceleași, dar ăsta și ăsta din spate sunt diferite. Care îți place din toate astea trei, cum ar veni? Ăsta. Partea principală, practic, pe unde intri așa, pe ușă, foarte frumos. Uite acum, Alice, ești la închisoare. Te-am închis acolo, ai un pat, ai acolo un WC și ai o daia unde să te speli. Mă, cum ești? Ok, deci ai spart asta, Alice. Tu practic ai forțe proaspe. Ok, Alice, ce părere ai tu de închisoarea mea? Îți place sau nu-ți place? Ce note îi dai? Bă, o să-ți dau un 10,1. 10,1? Cum adică 10,1, Alice? Adică, gen, pe bune, chiar așa, bă, tu chiar așa generoasă ești, n-ai mai fost niciodată până acum generoasă așa. Tu chiar credeai că-ți dau eu atâta, dă-te de aici că-ți dau 2 și trebuie să te bucuri de el. Hai. Bă, stai puțin, spune-mi de ce, Alice, vină înapoi, fii atentă, spune o părere reală, vină în spate, spune o părere reală și spune-mi ceea ce ai tu așa pe suflet, fii atentă, vreau să spui fix ceea ce crezi tu, Alice, dar să-mi detaliez. Bă, deci, închisoarea arată frumos, la fel și acvariul ăla, numai că, nu știu, parcă e puțin cam sec aici, da, și am să stau, cred că, un 8,5, 9. Un 8,5, 9, bă, eu zic că e o notă rezonabilă, Alice, chiar îmi place și în partea asta dai notă la tot sau doar la închisoare? Am dat notă la tot, ți-am zis și... Păi și care-i plac, ce-ți place mai mult, închisoarea sau acvariul? Acvariul, chiar dacă e mai micuț, arată totuși parcă cu mai multe detalii și așa. Ok, Alice, păi fii atentă, asta este ceea ce am construit eu și ceea ce ai construit tu, Alice, este în partea aceasta și vreau să scriu oamenii acolo în comentarii, practic, care construcție mai frumoasă vreau să scriu
scrieți dacă sunteți Team Rafael Gând sau Team Alice 2012. Vreau să scrieți acolo în comentarii. Și Alice, mă bucur că ai participat practic, dar fii atent, eu cât ți-am mai dat? 8, 50 sau cât ți-am dat? 8? 8 ți-am dat, parcă nu? Da, 8. Și tu mi-ai dat, cât mi-ai dat? 8, 50? Nu, înseamnă că de la tine am câștigat, dar oamenii decid acolo în comentarii. Bă, Alice, dar fii atent, nu, chiar, mie mi se pare, hai să zic, pe bune, sincer, chiar e mult mai frumoasă partea asta ta, mie îmi place mai mult, vreau să decidă oamenii în comentarii care parte vă place vouă mai mult, dacă vă place ceea ce a construit Alice, dacă vă place ceea ce am construit eu, Alice, mie îmi place, oricum, câștigătorul, cel care pleacă acasă cu 100 de lei, o să fie cel ce o să decidă oamenii și fii atent, eu zic că ai șanse mai mari decât mine, 70%, eu 30%. Mulțumesc, chiar și eu știu asta. Ah, ok, Alice, dar chiar e super tare, adică te conformi și după cum am zis eu, chiar mi-a plăcut super, super mult Alice, adică pe bune, arată mult mai genial așa, nu? Da, chiar arată mult mai fain. Ok, mă bucur, Alice, că ești de acord cu mine, în sfârșit, foarte, foarte bine, Alice, acum putem să plecăm liniștiți acasă, Alice, gata, atât a fost, gata, mulțumesc, Alice, că ai participat. Ok, ok, deci Alice a dus acasă, practic, da, s-a dus singur acasă, practic, acolo trăiește în acvariu, dar, bă, mie mi s-a părut foarte, foarte genial, dar chiar arată super interesant și partea asta, cum am zis eu, deci scrieți-mi în comentarii dacă vă place, eu zic că arată mult mai genial, așa cum am pus eu să modifice toate treburile astea, îmi place tot ceea ce a făcut și vreau să scrieți în comentarii dacă vă place și ceea ce am făcut eu, mie mi se pare și interesantă construcția ceea ce am construit eu, dar da, totul decide acolo, rămâne pe mâna voastră și da, cam atât a fost, dacă vrei să-i controlezi și pe Darusen și pe Alice în același timp, vreau să scrieți voi acolo în comentarii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.